Partea 1, capitolul 1 Este o noapte extrem de caldă la începutul lunii iulie. Un tânăr, este vorba despre Raskolnikov, își părăsește camera și se îndreaptă spre podul K. Din fericire, la ieșire nu se întâlnește cu proprietara sa. Camera de la etajul 5 pe care o închiriază de la ea este oribilă, dar are masa inclusă. Deoarece proprietara locuiește la etajul de sub el, trebuie să treacă pe lângă ușa bucătăriei pentru a ieși din clădire. Ușa aceea este aproape întotdeauna deschisă. Ori de câte ori omul trece pe lângă ea, se simte inconfortabil și poate chiar speriat. Gândindu-se la asta, el se rușinează și se încruntă, pentru că îi datorează o mulțime de bani proprietarei, el nu vrea să o întâlnească. Citez: Într-una din zilele dogoritoare de la începutul lunii iulie. Un tânăr ieși pe înserată din cămăruța în care sta cu chirie la niște locatari din ulicioara S. Și, ajuns în stradă, se îndreaptă încet și oarecum nehotărât spre podul K. Pe scară avusese noroc să se strecoare fără a se întâlni cu gazda. Cămăruța lui se afla la mansarda unei clădiri înalte cu patru etaje și se semăna mai degrabă cu un dulap decât cu o daie. Iar gazda care închiriase această chilie cu masa și curățenia în preț locuia cu câteva trepte mai jos într-un apartament separat. De câte ori ieșea din odaie, tânărul era nevoit să treacă prin fața bucătăriei, a cărei ușă era mai întotdeauna larg deschisă spre scară, și de fiecare dată avea o senzație bolnăvicioasă de teamă de care era rușine și care îl făcea să se încrunte. Era dator vândut gazdei și se temea să dea ochii cu ea. Nu este vorba despre un tip agresiv sau genul nervos, agitat, doar că în ultima vreme a fost morocănos și încordat într-un mod sumbru și atât de absorbit de sine încât pare că se ascunde de viață. Raskolnikov este extrem de sărac, dar asta nu îl deranjează pentru că a încetat să-și mai bată capul cu problemele vieții obișnuite, cum ar fi plata chiriei în cazul ăsta. Dar încă îi este frică de proprietarea lui. Când ajunge în stradă, este surprins că de fapt îi este frică de ea. Începe să se întrebe cum se poate gândi să facă ceva atât de rău nu vă faceți griji, lucrul acela rău va fi dezvăluit înainte ca partea întâi să se termine și să-i fie frică de lucruri atât de mărunte cum ar fi să dea ochii cu proprietara. Citez. Când te gândești ce faptă pun eu la cale și să-mi fie frică de asemenea fleacuri, se gândi el zâmbind ciudat. Da, totul, totul e în mâinile omului și el lasă totul să îi scape numai și numai din pricina lașității. Asta e o axiomă. Sunt curios să știu, de ce anume se tem mai tare oamenii? Să facă un pas nou, să rostească un cuvânt nou, nemai rostit. De asta se teme mai tare. Dar văd că am început să trâncănesc. Și de aceea nu fac nimic, pentru că trâncănesc. S-ar putea însă să fie tocmai pe dos. Trâncănesc fiindcă nu fac nimic. Am ajuns un palavragiu în luna asta din urmă, de când tot zac zile întregi în unghierul meu și mă gândesc la fantasmagorii. Ia să vedem, pentru ce am pornit-o la drum? Sunt eu în stare să fac asta? Să fie asta ceva serios? Nu, no. nu, nu este deloc serios. E numai un joc al închipuirii cu care caut să mă amăgesc o nălucire. Da, s-ar putea să nu fie decât o nălucire. Cu greu a ieșit din camera lui în ultima vreme și își petrece mult timp ghemuit într-un colț, mormăind pentru sine și având gânduri sălbatice. Nu știe sigur de ce și-a părăsit camera acum, se întreabă dacă ar putea face cu adevărat acel lucru, după cum ați văzut, despre care am auzit înainte. Oricare ar fi nu este sigur dacă ar face-o cu adevărat sau nu. Este cald și praf, iar Sankt Petersburgul are o putoare unică de vară care îi agravează nervozitatea. Toți bețivii care se plimbă pe aici fac lucrurile să se simtă și mai rău. Așa că privirea lui descrie perfect cum se simte mișunând prin lumea de afară. Potrivit autorului sub zdrențe, tânărul Rascolnikov arată foarte bine. Înalt, slab, cu ochii căprui și păr castaniu. După ce se plânge o clipă de împrejurim, uită din nou unde se află și începe să vorbească singur. El crede că poate gândurile lui sunt atât de încurcate pentru că nu a mâncat nimic de 48 de ore. E îmbrăcat în zdrențe complet, majoritatea oamenilor nu ar merge pe stradă așa, dar se disprețuiește atât de tare încât nu-i pasă cum arată. Un bețiv își bate joc de pălăria lui și se enervează. A fost o pălărie bună când a primit-o, dar acum este veche și uh, arată foarte amuzant. Gândindu-se la pălărie, tânărul se entuziasmează. Pălăria ar putea să strice totul. Ar putea face ca oamenii să-l observe și să-și amintească de el. Trebuie să scape de ea și să-și ia o pălărie normală, zrențuită, care să se asorteze cu hainele sale ponosite. Există exact 730 de pași de la casa lui până unde se duce. I-a numărat. Luna trecută a început să fantazeze despre a face acel lucru rău dar acum a depășit fanteziile și merge să facă o repetiție pentru ce va urma. Citez. Tremurând nervos cu inima împietrită, se apropie de o casă enormă, care cu o latură dădea spre canal, iar cu cealaltă spre strada X. Era o casă de raport, alcătuită din apartamente mici, locuite de tot soiul de meseriași, croitori, tâmplari, bucătărese, niște nemți, domnișoare fără ocupație precisă, mici funcționari, etc. Oamenii care intrau și ieșeau mișunau sub cele două bolți și în cele două curți interioare ale imobilului. ca să avea trei sau patru portali. Tânărul fu încântat de faptul că nu se întâlnise cu niciunul și izbuti să se strecoare neobservat pe poartă și pe scara din dreapta. O scară îngustă și întunecoasă de serviciu, dar toate acestea le știa mai dinainte. Le studiase de mult și ambianța îi convenea. În bezna care domnea pe scară nu erau de temut nici privirile cele mai scoditoare. Dacă de pe acum mi-e frică, ce ar fi dacă aș veni într-adevăr aici pentru ceea ce vreau să fac? Se întrebă el fără voie urcând la etajul 3. Acolo, drumul îi fu tăiat de niște hamali, foști soldați, care scoteau mobilele dintr-o locuință. Știa că apartamentul era ocupat de un funcționar neamț, familist. Așadar, neamțul se mută. Și la etajul 3, pe scara și pe palierul acesta, nu va mai rămâne câtva timp alt locatar decât bătrână. E bine de știut pentru orice întâmplare. Se gândi el din nou și sună la ușa bătrânei. Bătrâna despre care vorbește el are în jur de 60 de ani, este o femeie minusculă, uscată, cu ochi groaznici și părul ei este grizonat și uns cu ulei din belșug. Tușind și gemând ea îi aruncă priviri neîngrăzătoare. Raskolnikov îi reamintește că este un student care a amanetat ceva cu o lună înainte. Bătrâna exact cu asta se ocupă. Și se pare că se ocupă bine jegmănindu-i pe cei săraci. Întrebându-se dacă ea este mereu atât de suspicioasă, el spune că vrea să amaneteze altceva. Raskolnikov este invitat înăuntru și vede soarele apunând prin fereastră. Asta îl sperie. Soarele va fi exact așa când va face acel lucru groaznic. Încercând să memoreze camera, ochii lui se mișcă peste tot. Știe că locul este atât de curat pentru că Elizabeta îl curăță. Veți afla destul de curând cine este Elizabeta. Raskolnikov îi arată lui Aliona Ivanovna ceasul de buzunar pe care vrea să-l amaneteze. Acum are loc o tocmeală de amanet complicată. Aliona vrea ca el să plătească și să ia inelul pe care l-a amanetat deja cu două zile. Raskolnikov vrea să plătească dobânda pentru inel în câteva zile și îi cere bătrânei patru ruble pentru ceas. Ea îi oferă doar o rublă și jumătate și pretinde dobândă în avans. Rascolnikov vrea să iasă, dar își aduce aminte că are și alte motive pentru care e aici. Bătrâna Aliona se duce în spatele unei perdele, iar Rascolnikov o aute deschizând sertare și se gândește la diferite locuri în care ea își păstrează cheile. Gândurile lui îl îmbolnăvesc. Aliona se întoarce și îi dă o rublă și 15 copeici. Ea îi percepe o lună de dobândă în avans pentru banii pe care i am împrumutat pentru ceas și o lună de dobândă pentru inel. El ia banii și zăbovește în cameră spunându-i Alionei că ar putea avea ceva special de amanet săptămâna viitoare. O tabacheră. Deocamdată țineți minte acest lucru. Ea încearcă să scape de el. El o întreabă dacă este singură și dacă e și sora ei acolo și bătrâna îi spune că nu-i treaba lui. În cele din urmă, Raskolnikov pleacă, potignindu-se, fiind foarte confuz. Pe stradă începe să țipe la sine, bolnav de groază că se gândea să facă ceva atât de rău. Nu știe ce să facă cu el însuși. O bere. Intră într-un bar și bea una. În bar se află diverse persoane în diferite stări de ebrietate. Un bărbat stă sorbind dintr-o sticlă de vodcă, departe de mulțime. Pare tulburat. Citez nu se mai afla în cârciumă decât un cetățean cam afumat, târgoveț după înfățișare, care ședea în fața unei sticle de bere și tovarășul lui, un individ gras, de statură uriașă, cu barbă căruntă și cojoc lung. Acesta se întrecuse cu băutura și a țipise pe bancă, în răstimpuri, ca prin somn, își desfăcea brațele, pocnea din degete, își sălta partea de sus a trupului, fără să se ridice de pe laviță și tot îngâna un cântecel nerod, cercând cu tot din adinsul să-și amintească urmarea. Of, un an bătut pe muche, soața mea am iubit. Sau trezit din buimăceală în M-am tot dus pe o străduță și am găsit fostam Nimeni însă nu îi împărtășea veselia, până și tovarășul lui îl asculta tăcut, privind toate aceste explozii de voioșie cu dușmănie și neîncredere. În afară de aceștia doi, mai era un mușteriu, un fost slujbaș, după înfățișare. Ședea la o altă masă cu sticla în față, sorbind rar băutura și privind în jur. Omul acesta părea și el frământat de ceva. Capitolul 2 Raskolnikov a fost izolat în ultima vreme, după cum am aflat deja, se simte drastic schimbat și de asemenea vrea să fie în preajma oamenilor. Luna a fost îngrozitoare și tristă și lui îi place să fie afară și nu-l deranjează mizeria barului, care e ca o aventură cu mai multe camere. Castraveții, peștele și pâinea sunt gustările de la bar și au un miros uh, hidos. Barmanul și chelnerul sunt băieți abia adolescenți. Aerul este atât de dens cu băutură că te-ai putea îmbăta cu ea. Raskolnikov este fascinat de omul care a fost descris chiar la sfârșitul părții întâi uh, din capitolul 1. În viitor, ne spune autorul, Raskolnikov va crede că a fost atras de om ca de o profeție. Raskolnikov și omul care arată ca un funcționar pensionar se uită unul la altul o vreme de peste barul aglomerat. Are aproximativ 50 de ani și atât verde cât și galben pielea, ochii roșii, ochii inteligenți, prinde viață cu ceva în ei, inclusiv ceva ca nebunia. Hainele lui sunt în stare proastă, are nevoie de un bărbirit și evident este disperat. Bărbatul începe o conversație cu Raskolnikov și el se prezintă drept Marmeladov, consilier titular. Ăsta uh, este un soi de post în serviciu civil rus. El întreabă dacă Raskolnikov este în serviciu public. Raskolnikov spune că este student și începe să se enerveze, ca de obicei când cineva se apropie prea mult de el. Marmeladov presupune că Raskolnikov a abandonat școala. Presupune bine. El îi spune lui Raskolnikov că în timp ce sărăcia nu este o crimă, cerșetăria, este și el este un cerșetor. Experiența a fost atât de umilitoare încât a fost forțat să vină la bar. Vorbește despre el Marmeladov. Deci cineva pe nume domnul Andrei Semionovicile Lebeziatnikov i-a bătut soția făcându-l să plece de acasă și să doarme pe o barcă cu fân de aproape o săptămână. Se văd bucăți de fân pe hainele lui, se pare că oamenii din bar au mai auzit asta și îl privesc pe Marmeladov cu antipatie. Urbează multe gemete din partea lui Marmeladov, nu suportă să fie în această stare atât de jos încât nici măcar să nu-și poată proteja soția să nu fie bătută pentru că nu se poate opri din băut. Andrei Semionovici a bătut-o pe soția lui Marmeladov pentru că Marmeladov îi datorează bani. Când acesta a implorat milă, așa spune el, Andrei Semionovici a spus că mila era interzisă de știință. Marmeladov încă împrumută bani de la Andrei Semionovici, chiar dacă atât el cât și acesta știu că nu îi va plăti înapoi. El explică că nu se poate abține. Uneori nu are o alternativă mai bună. Acest lucru îl face să vorbească despre noaptea în care fica lui a devenit prostituată. El susține că aceasta este ceva la care poate face față, că poate face față suferinței sale. Spune că el ar putea fi un porc, dar soția lui, Caterina Ivanovna, este o doamnă. Aflăm că ea este de asemenea bine educată și dintr-o familie bună. Aparent, ea îl trage de păr și el crede că este bine pentru el. Marmeladov își dorește ca soția lui, pe lângă faptul că îl trage de păr, să-l iubească și să facă sex cu el. Având în vedere faptul că i-a vândut ciorapii pentru bani, pentru a cumpăra alcool, acest lucru nu pare probabil. El explică că a ales să-i spună lui Raskolnikov povestea lui pentru că știe că și el este tulburat și va înțelege. După aceea, Marmeladov îi oferă. Acestuia o explicație de ce lucrurile stau atât de rău acum. Se întoarce la soția lui Caterina, ea curăță podelele, dar nu face sex cu Andrei Semionovici pentru a compensa datoria soțului ei. De ce a bătut-o Andrei Semionovici? Pentru că ea a refuzat. Marmeladov este cel de-al doilea soț al Caterinei. Primul soț a murit, căsătoria a fost violentă, soțul a avut probleme cu jocurile de noroc, are trei copii cu el, iar propria fica lui Marmeladov avea 14 ani atunci când a cerut-o în căsătorie pe Caterina. Familia ei era împotrivă, dar nu le-a păsat. Marmeladov a încetat să bea în primul an de căsnicie, dar a început din nou când și-a pierdut locul de muncă. A trecut aproximativ un an și jumătate de când s-au mutat aici, în Sankt Petersburg, a primit o slujbă, dar a pierdut-o tot din cauza băuturii. Acum toți locuiesc într-o clădire extrem de supraaglomerată, nici nu știe sigur cum o plătește, cu mulți oameni pe care nu-i uh, cunoaște. Caterina a fost rea cu fica lui Marmeladov, Sonia, în timp ce creștea. Sonia nu a fost niciodată la școală, dar citește și încearcă să facă bani. Ea a făcut niște cămăși pentru un tip, dar el a spus că sunt prost făcute și n-a plătit-o chiar dacă știa că sunt implicați copii infometați, Caterina nu a fost fericită și a certat-o pe Sonia. De unde zăcea beat, le auzea vorbind pe cele două, iar Caterina insista ca Sonia să înceapă să facă sex pentru bani. Sonia a protestat, dar Caterina a insistat. Marmeladov îl roagă pe Raskolnikov să nu dea vina pe Caterina. Vremurile sunt grele, copiilor le este foame, iar când copiii plâng de foame, Caterina îi bate. De aceea, spune Marmeladov, soția lui a fost nevoită să o transforme pe Sonia într-o prostituată. Fica lui a părăsit casa la scurt timp după conversația cu Caterina, apoi s-a întors câteva ore mai târziu cu 30 de ruble pe care i-a prezentat în tăcere Caterinei. Apoi s-a înfășurat în șalul familiei și s-a ghemuit sub el pe pat. Caterina s-a dus la ea, a îngenunchiat lângă pat și a sărutat picioarele toată noaptea. În cele din urmă au adormit îmbrățișându-se. Acum Sonia nu poate trăi cu familia ei. Oamenii s-au plâns de activitățile acesteia și Sonia a trebuit să se înregistreze ca prostituată la poliție. Prostituatele înregistrate trebuie să aibă buletine galbene de identitate pentru a fi legale, iar nimeni nu a vrut o prostituată înregistrată în clădire. Sonia îi vizitează după lăsarea întunericului pentru a aduce bani. Ea locuiește într-o cameră în casa unui croitor În urmă cu 5 săptămâni când Sonia a plecat Marmeladov a reușit să-și găsească un loc de muncă în serviciu public Lucrurile au devenit mult mai bune pentru ei Caterina a început să fie mai drăguță și aveau bani de mâncare Dar în urmă cu 5 zile Marmeladov și-a luat înapoi toate economiile Și a plecat la băutură În această dimineață Marmeladov a mers să o viziteze pe Sonia și a cerut bani Sonia i-a dat ultimii 30 de copeici și el a cumpărat băutură cu ei Marmeladov îi spune lui Raskolnikov să nu-i pară rău pentru el. El spune că merită să fie răstignit și că Dumnezeu o va ierta pe Sonia pentru că este prostituată când va fi la porțile raiului și că Dumnezeu îl va ierta și pe Marmeladov când va fi la porțile raiului. Caterina, spune el, îl va ierta și ea. Apoi îi cere lui Raskolnikov să-l ducă acasă. Raskolnikov este de acord. Ajung la clădirea lui Marmeladov și urcă scările până la etajul al patrulea unde este camera lor. Este în jurul orei 23 și este foarte întuneric pe scări. Ușa către camera minusculă în care locuiește familia este deschisă. Este o imagine a sărăciei oribile. Se aud râsete și zgomote din unele dintre celelalte camere. Raskolnikov o vede pe femeia care trebuie să fie Caterina. Este slabă și se irosește din cauza bolii, dar este evident frumoasă de aproximativ 30 de ani. Ea nu pare să-l observe pe Raskolnikov și nici pe Marmeladov cum stau în afara ușii. O fetiță de vreo patru ani doarme cu capul pe canapea. Un băiat de vreo cinci ani plânge de parcă tocmai ar fi fost bătut. Sora lui mai mare, o fată foarte slabă de vreo nouă ani, Încearcă să-l consoleze. Marmeladov îl împinge pe Raskolnikov în cameră. Apoi, Caterina își observă soțul și începe să țipe la el, întrebând unde sunt banii. Ea îl caută de bani și ne găsi niciunul, ajunge la concluzia că i-a cheltuit pe băutură. Ea la apucă de păr și îl trage iar. Marmeladov țipă că se simte bine când îl trage de păr, și pe urmă ea crede că Raskolnikov l-a ajutat să bea banii și țipă la el să iasă. Raskolnikov pleacă, dar nu înainte de a lua banii din buzunar și de a-i pune pe pervaz. Nimeni nu-l vede făcând asta, iar în drum spre casă, Raskolnikov se răzgândește și aproape că se întoarce după bani, crezând că Sonia poate avea grijă de ei. Apoi are al treilea gând și crede că dacă Sonia nu a făcut niciun ban, copiilor le va fi foame. Apoi Raskolnikov se enervează pentru ceea ce i s-a întâmplat Soniei și se simte trist pentru ea. Caterina și Marmeladov se vor adapta la ceea ce i-au făcut Soniei, crede el. Erau triști, dar acum s-au adaptat. Când oamenii devin răufăcători, crede el, se pot adapta la orice. Toți oamenii sunt icăloși Crede el. Dar Raskolnikov se întreabă dacă greșește. Dacă oamenii nu sunt ticăloși, atunci tot restul sunt prejudecăți și nu există bariere și totul este așa cum ar trebui să fie. Ce spune el acum va avea mai mult sens un pic mai târziu. Capitolul 3 Dacă mor de nerăbdare să afli cum arată camera lui Raskolnikov, vei afla imediat, pentru că îți voi spune. Se trezește a doua zi după un somn agitat, se uită la camera lui de parcă o urăște cu adevărat. Are aproximativ 6 metri lungime, iar tavanul este atât de jos încât Raskolnikov, care este înalt, dar nu foarte, trăiește cu teama perpetuă că se va ciocni cu capul de el. Vede tapetul de cojit, scaunele vechi, un birou prăfuit și hârtiile prăfuite care nu au fost atinse de multă vreme. O canapea veche, care este de fapt patul în care doarme, ocupă jumătate din cameră. Raskolnikov doarme în hainele lui de zi, fără cearșafuri, înfășurat în vechiul lui pardesiu de student. Perna lui este mică și o completează cu hainele lui amestecate și curate și murdare și el trăiește o viață groaznică care de altfel se potrivește cu felul în care se simte. Aflăm de la autor că Raskolnikov se comportă ca un monoman, adică cineva care se concentrează doar pe un singur lucru până în punctul de a uita de orice altceva. Proprietarea sa i-a tăiat mâncarea acum două săptămâni, iar pe sa Anastasia, care este și singura angajată a proprietarei, nu deranjează starea lui pentru că nu trebuie să-i gătească sau să-i curețe camera. Ea este cea care l-a trezit astăzi, la ceva timp după ora 9 dimineața, i-a adus și niște ceai din propriul ei uh, ceainic. Citez. Hai, scoală ce tot dormi, mi strigă la ureche. E nouă trecute, ți-am adus ceai, vrei? Cred că ești lichni de foame. Chiriașul deschise ochii, trebuie și-o recunoscu. Ce e de la gazdă? Întrebă el ridicându-se încet ca un bolnav. De la gazdă? Nici pomeneală! Femeia așeză în fața lui propriul ei ceainic, crăpat cu un rest spălăcit de ceai și două bucățele gălbui de zahăr. Nastasia, te rog, ia asta, zise el căutându-se prin buzunare. Și scoțând un pumn de monede de aramă, du-te de mai cumpără -o, o franzelă și ia de la mezelărie niște salam mai ieftin. Acum și ca ți-aduc franzela, dar ia zi în loc de salam, n-ai mâncat mai bine o leacă de ciorbă? Ciorbă bună, rămasă de ieri. Ți-am păstrat de la prânz, da? Te-ai întors târziu, e foarte bună ciorbă. După ce i-a dus ciorba și Raskolnikov se așeză să mănânce, Nastasia a-și făcut loc lângă el pe sofa și început să-i turuie gura. Era de la țară și foarte vorbăreață. Prascovia Pavlovna vrea să facă jarbă la poliție împotriva ți zise femeia. Raskolnikov se strâmbă la poliție? Dar de ce? Că nu-i plătești chiria și nici nu te muți de asta. La naiba asta mai lipsea bombănii el scrâșnind din dinți. Nu, 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 nu mă de fel acum. E o proastă adăugă el tare. Am să trec chiar azi pe la dânsa să stăm de vorbă. Ne, nu e mai proastă ca mine, dar tu dacă ești așa deștept, de ce zaci colea ca un sac de tărâțe de nu iese nicio socoteală din ce faci? Altădată zice că te duci să dai lecții la copii, dar acum de ce nu mai faci nimic? Fac eu, răspunse Raskolnikov cu asprime și fără niciun chef de vorbă. Ce faci? Muncesc, ce muncești? Gândesc, Rostie el serios după o scurtă tăcere. Nastasia se porni pe râs. Era dintre acele femei care râd ușor și când se pornea, râdea încet, legănându se și cu tremurându se până se sătura și ea de atâta a râs. și câștigi mult cu gânditul, izbutia în sfârșit să întrebe. Nu pot da lecții la copii dacă nu am cizme și apoi puțin îmi pasă. Ba să-ți pese că din asta trești. Lecțiile nu sunt plătite. Ce să fac cu câteva copeici? Urmă el fără chef vorbind mai mult cu el însuși. Și tu ai vrea să faci avere așa dintr-o dată? Raskolnikov îi aruncă o privire stranie, rămas o clipă tăcută, apoi spuse hotărât. Da, vreau să fac avere dintr-o dată. Ia o mai domnul că mă sperii prea și fioros. Să mă duc după franzelă sau nu? Cum vrei. Na, că uitasem. Aseară când nu erai acasă, ți-a venit o scrisoare. O scrisoare? Mie? De la cine? Nu știu de la cine o fi. Am dat poștașului trei copii aici. Mi, Mi, le dai înapoi? Păi dăm scrisoarea, dăm o pentru numele lui Dumnezeu, strigă Raskolnikov tulburat. O, Doamne, Scrisoarea îi fost adusă pe dată. Firește era de la mama lui din gubernia R. Când o luă în mână, tânărul păli. Trecuse atât amar de vreme de când nu mai primise nicio scrisoare. Dar acum mai era ceva care făcu deodată să-i se strângă inima. A rămas singur și a început să sărute scrisoarea. Este de la mama lui, după cum ați aflat, care l-a învățat să citească. El o iubește. Pare o scrisoare foarte lungă. Mama lui se adresează în scrisoare cu Rodia o poreclă derivată din prenumele lui, pe care încă nu-l știm uh, la momentul ăsta, dar aflăm mai târziu că este Rodion. Au trecut două luni de când i-a scris, iar asta i-a dat multă neliniște uh, mamei lui. Ea îl iubește foarte mult, la fel și sora lui, Dunia. Mama lui a auzit că trebuie să abandoneze școala din lipsă de fonduri și că slujbele sale de profesor s-au epuizat și îi pare profund uh, rău. Ea nu are bani să-i trimită, pentru că și ea are datorii la un bărbat care era prietenul tatălui Raskolnikov. Dar acum îi dă o veste bună, datoriile au fost plătite, iar lucrurile se îmbunătățesc. Acum poate să-i trimită niște bani. Dunia a avut de asemenea unele probleme serioase cu familia Zvidrigailov, cu domnul Zvidrigailov în special. Raskolnikov a întrebat deja despre această situație în ultima sa scrisoare. Ea nu putea să-i scrie și să mintă și nu voia să-i spună cât de rău a fost. Dunia a lucrat pentru familia Zvidrigailov ca dădacă. A trebuit să obțină un avans din salariu și nu a putut să renunțe până nu a fost rambursat. Așa am obținut bani pentru a trimite, îi scrie mama lui Raskolnikov. Toți erau drăguți cu ea acolo, cu excepția domnului Zvidrigailov, care era un bețiv. Era îndrăgostit de Dunia și era rău cu ea, astfel încât nimeni să nu bănuiască dorința lui. Acesta nu și-a putut ascunde mult timp pasiunea și a presat-o fără încetare pe Dunia. Era blocată să lucreze acolo din cauza datoriilor soția lui Zvidrigailov, Marfa Petrovna, s-a întâmplat să-și audă sosul încercând să o convingă pe Dunia să se culce cu el și a dat vina pe ea, normal. A fost o scenă violentă. Soția a lovit-o pe Dunia, Marfa Petrovna a umplut prin cartier vorbind despre asta, iar mama și sora lui Raskolnikov nu au putut să mai meargă nicăieri fără să aibă probleme. Toată lumea era împotriva lor. Ei bine, domnul Zvidrigailov a decis să spună adevărul. Ca dovadă că era de vină, i-a dat lui Marfa Petrovna scrisoarea pe care i-a trimis-o Dunia. În scrisoare, Dunia o lăuda pe Marfa Petrovna și pe copii și îl roagă să se dedice lor. Ea l-a crezut și a implorat-o pe Dunia să o ierte. Marfa Petrovna s-a dus la toți și le-a citit scrisoarea cu vocetare. tare. Cartierul s-a bucurat de divertisment, iar reputația Duniei a fost salvată. Și pentru că a fost salvată, a venit un bărbat, unul Piotr Petrovici Lujin, care este rudă cu Marfa Petrovna. S-a întâlnit cu Dunia și cu mama lui Raskolnikov. A spus că vrea să se căsătorească cu Dunia și că vrea să aibă un răspuns imediat pentru că trebuie să se întoarcă la Sankt Petersburg. Au fost surprinși și au încercat să decidă, au avut la dispoziție doar aproximativ 24 de ore și acest tip Lujin are niște bani buni și o slujbă nespecificată. Are 45 de ani, dar este posibil să fie încă atrăgător. Acum, mama lui Raskolnikov îl roagă să-i dea o șansă lui Lujin ăsta când îl va întâlni foarte curând la Sankt Petersburg. Lujin are un păreri certe, dar vede lucrurile din punctul de vedere al generației tinere. Pe lângă faptul că vorbește prea mult și insistă să fie în centrul atenției, nu este un tip rău. El este foarte drăguț, iar Dunia este o fată atât de bună și deșteaptă. Lui Raskolnikov îi va plăcea de Lujin, e sigură de asta, chiar dacă are unele probleme cu el. Vezi, îi zice maica sa, la prima lor întâlnire, Lujin le-a spus că vrea să se căsătorească cu o fată fără bani, astfel încât să fie nevoită să depindă de el. Acesta a fost un accident, iar Lujin a încercat pe urmă să-și retragă cuvintele. Când mama lui Raskolnikov i-a spus Duniei că îi se pare nepotrivit această remarcă, Dunia s-a supărat și a spus că ceea ce fac oamenii și ceea ce spun oamenii sunt două lucruri diferite. Apoi Dunia s-a trează toată noaptea rugându-se. A doua zi, ea și-a anunțat decizia de a accepta propunerea. Lujin va veni în Sankt Petersburg și probabil că îi poate face rost lui Raskolnikov de o slujbă, deși nu este 100% sigură de asta. Dunia este extrem de încântată de faptul că Raskolnikov va lucra cu Lujin și că poate să se întoarcă la școală cu ajutorul banilor acestuia. Mama lui scrie că va trăi singură când Lujin și Dunia vor fi căsătoriți. Ea este mai mult ca sigură că va fi invitată să locuiască cu ei, dar ea va spune nu ca să nu le stea în cale. Mai mult, ea și Dunia se mută la Sankt Petersburg într-o săptămână. Mama și sora lui Raskolnikov nu l-au văzut de trei ani și abia așteaptă să-l vadă în curând. Ea îi spune că va mai împrumuta niște bani din pensia ei și îi poate trimite aproximativ 75 de ruble. Lujin va plăti pentru a le transporta bagajele și au primit o ofertă bună pentru bilete, dar nu vor să ajungă la Sankt Petersburg complet leftere, așa că ea crede că ar putea să-i trimită doar 30 și nu 75 de ruble. Îl iubește și abia așteaptă să-l vadă, se va ruga pentru el, deși crede că el este probabil unul dintre acei copii moderni care nu mai crede în Dumnezeu. Ea semnează a ta până la moarte, Pulcheria Raskolnikov. Citez. Aproape tot timpul cât a citit scrisoarea de la primele rânduri, ochii lui Raskolnikov fură de lacrimi. Dar când o sfârși, un zâmbet amar și răutăcios îi schimonosi fața palidă și crispată. Își puse capul pe perna turtită și murdară și rămase mult timp pe gânduri. Inima îi bătea cu putere și gândurile îi se îmbălmășeau. În cele din urmă simți că se năbușă în odăița lui strâmtă, galbenă, care semăna mai curând cu un dulap, sau cu o ladă. Și trupul și sufletul aveau nevoie de spațiu. Își luă pălăria și ieși în stradă de data asta fără teama întâlnirilor de pescar. Uitase de el. Se îndreptă spre Vasilievski Ostrov, trecând pe bulevardul V, umblă repede ca mânat de o treabă urgentă, dar înainta, după obiceiul lui, fără să vadă nimic, mormăind sau chiar vorbind singur, cu glas tare, ceea ce îi mira pe trecători. Mulți îl credeau bea. Capitolul 4 după cum probabil ați ghicit, scrisoarea îi provoacă lui Raskolnikov o foarte mare durere. El știe un lucru sigur. Dunia și Lujin se vor căsători doar peste cadavrul său, iar Lujin se poate duce dracului. Acum ajungem să-l auzim pe Raskolnikov vorbind singur despre scrisoarea mamei lui. Vom trece peste punctele principale. Mama și sora lui s-au gândit că ar putea face toată treaba pe la spatele lui, în așa fel încât să fie prea târziu ca să le oprească. Nu-i vine să creadă că Lujin le presează să se hotărească repede pentru că este atât de ocupat. Acum Raskolnikov începe să se adreseze surorii sale, spunând că știe pentru ce s-a rugat ea toată noaptea înainte să se hotărească. Acest lucru este clarificat mai puțin mai târziu în, în capitol. El spune că știe exact la ce se gândea și la ce se ruga ea când era în genunchi în fața Sfintei Maici din Kazan. Această icoană este o icoană rusească faimoasă despre care se crede că face miracole. Icoana asta se afla în camera mamei lor. S-ar putea să fi fost nedumerit de această afirmație. Amară este călătoria spre Golgota. Golgota, bănuiesc că știți, este locul în care Isus a fost crucificat. Raskolnikov o acuză pe sora lui că este o martiră. Citez. Ce să-i faci? Așa e măicuța. Dumnezeu soție. Dar Dunia? Dunici, ca scumpa mea, eu te cunosc prea bine. Doar aveai 19 ani când ne-am văzut ultima oară și ți-am înțeles firea. Măicuța scrie că Dunica poate să îndure multe. Asta o știam. Asta am știut-o încă acum 2 ani și jumătate. Și în acești 2 ani și jumătate mereu m-am gândit la asta. Tocmai la faptul că Dunici, poate să îndure multe. Dacă l-a putut suporta pe domnul Zvidrigailov cu tot ce a urmat, înseamnă că într-adevăr poate îndura multe. Și acum dumnea ei și cuța și-au un... și-au închipuit că și domnul Lujin poate fi suportat. Domnul Lujin care își expune teoria cu privire la avantajul cel oferă soțiile luate din mizerie pentru care bărbatul este un binefăcător și își o expune aproape la prima întâlnire. Să zicem că l-a luat gura pe dinainte, deși eu am chipzuit Așa că s-ar putea prea bine să nu-l fi luat cu gura pe dinainte, ci să se fi grăbit să-și afirme punctul de vedere. Dar, Dunia, Dunia, ea doar vede limpede ce fel de om este lujin și știe că va trebui să trăiască cu acest om. Dar și eu știu că ea s-ar învoi mai curând să se hrănească numai cu pâine neagră și apă decât să-și vândă Sufletul. Că nu-și-ar da libertatea Sufletului în schimbul unui pic de confort. În cele din urmă se oprește să mai vorbească cu sora lui și apoi pune întrebarea pe care și-o pun mulți frați. Bătrânul ăsta a făcut sex cu sora lui mai tânără? El o acuză pe mama sa că practic i-a vândut-o pe dunea lui Lujin în beneficiul lui Raskolnikov. În el se acumulează dezgust și crede că l-ar putea ucide pe Lujin. Pe urmă intră în subiectul bagajelor. Vorbește îngrozitor despre Lujin că nu face mai mult decât să plătească pentru ca lucrurile lor să fie trimise la Sankt Petersburg. El trebuie să fie conștient de faptul că mama lui Rascolnic o finanțează călătoria împrumutând din pensie. Apoi el se gândește la comentariul mamei sale despre faptul că nu locuiește cu cuplul căsătorit cum era obiceiul la ruși, deoarece ea este văduvă. El decide că Lujin trebuie să fi spus cumva clar că nu a vrut-o acolo. Din ce va trăie ea? Cum își va permite să trăiască singură? Pensia ei, cea mai rămas din ea după tot, toate împrumuturile și banii de la tricotat, nu îi vor ajunge. Ea se bazează pe sprijinul lui Lujin. Raskolnikov începe din nou să se adreseze surorii sale. Avea 19 ani ultima dată când a văzut-o și știe că ea nu s-a schimbat. Nu se poate schimba. Raskolnikov se gândește la sora lui. Ea nu s-ar vinde niciodată unui bărbat ca Lujin sau unui alt bărbat. Pentru o viață mai confortabilă, ea nu și-ar vinde niciodată sufletul. Dar o va face pentru altcineva. Ea o face pentru mine. Rodion Romanovici Raskolnikov, strigă el disperat. Fica este vândută pentru a salva prețiosul prim născut, se gândește el dezgustat. Apoi își continuă discuția imaginară cu sora sa uh, și el spune că asta se întâmplă și cu Sonia Marmeladov. Gândindu-se la Sonia, se înfurie foarte tare, țipând, nu neapărat cu vocetare, la sora și la mama lui. Nu va accepta această faptă de la sora lui. Nu va lăsa să se întâmple, nu niciodată. Citez. Raskolnikov se trezi din gândurile lui și se opri. Nu se va face? Dar ce ai să faci tu ca să împiedici acest lucru? Ai să i interzici? Dar cu ce drept? Ce le poți promite la rândul tău ca să ai acest drept? Să le închin toată viața, tot viitorul, după ce vei sprăvi facultatea și îți vei găsi un loc foarte frumos. Ăsta e viitorul. Dar astăzi e vorba că trebuie să faci ceva chiar acum, pricep tu. Iar tu ce faci? Le storci de parale ele îți procură bani punându-și la proprire pensia de 100 de ruble pe an și leafa domnilor Zvidrigailov. Dar de Zvidrigailov, de Afanasie Ivanovici Varușin, cu ce le vei apăra, viitor milionar? Zeus care dispui de soarta lor. Peste 10 ani, în 10 ani mama va orbi, tot împletim basmale și poate și din pricina lacrimilor. Va cădea zdrobită de lipsurile ei fără de sfârșit. Și sora? Gândește-te ce se poate întâmpla cu sora ta peste 10 ani, în cursul acestor 10 ani. Ai ghicit? își cu un fel de amar, voluptate sufletul cu aceste întrebări, care de al minte, nu erau noi pentru el, ci vechi și dureroase, căci și le pusese de multe ori. De multă vreme îl frământau și îi rupeau inima. Cândva, cine știe când, în sufletul lui se născuse durerea cel macină azi și durerea crescuse, se adunase, iar în ultima vreme se copsese și se concentrase luând forma unei probleme îngrozitoare, absurde, fantastice, care îi zdrobea inima și mintea cerând neîncetat dezlegare. Scrisoarea mamei fusese ca o lovitură de trăzne. Era limpede că nu mai putea să se frământe, să sufere pasiv, cugetând, ci trebuie să... Era limpede că nu mai putea să se frământe, ci trebuia să facă ceva și asta chiar îndată pe loc. Da, el zice că este necesară acțiunea și trebuie să facă ceva acum. Sau, decide Raskolnikov, va muri. Mintea lui zboară înapoi la actul misterios teribil pe care s-a gândit să-l facă în ultima lună. Un spasm îi străbate corpul nu pentru că ideea i-a revenit, știa că asta se va întâmpla, ci pentru că s-a schimbat în ceva mult mai real decât înainte. Trebuie să se așeze și în timp ce găsește o bancă, observă o fată care merge caragios purtând o rochie care pare recent rupt. Când ea se agață de banca pe care Raskolnikov o văzuse și se prăbușește pe ea, el observă că fata e beat. Deoarece are doar 16 ani, Raskolnikov nu-i vine să creadă asta. În timp ce el stă lângă ea, își dă seama că urmărește un bărbat în vârstă și și acum arată de parcă așteaptă șansa să sară pe ea. Raskolnikov se apropie de el și îl numește Zvidrigailov și îl amenință că îl bate. Se ceartă și vine un polițist. Raskolnikov explică că fetei i-a rupt rochia cineva și a îmbătat-o, iar acum acest tip vrea să profite de ea. Polițistul este de acord cu evaluarea sa. Raskolnikov îi dă polițistului bani pentru un taxi pentru a o duce pe fata acasă. Ea este beată foarte tare și uh, ei încearcă să o trezească pentru a obține adresa, dar e prea beată și îi împinge tot timpul. Raskolnikov spune că trebuie să o protejeze de bărbat. Polițistul este de acord, fata se trezește și pleacă. Bărbatul, uh, cel care o urmărea, merge după ea. Polițistul începe să-i urmărească pe amândoi, Raskolnikov este dezgustat și îi spune polițistului să uite, să-l lase pe bărbat să o aibă pe fata respectivă. Citez. În clipa aceea, Raskolnikov canțepa de o viespe, schimbă total gândul Ascultă, strigă el în urma mustăciosului. Sergentul se întoarse. Lasă, o mă, ce-ți pasă? Lasă, lasă să-și facă de cap. Și l arată pe Filfizon. Ce-ți pasă, dumitale? Fără să înțeleagă, sergentul privește cu gura căscată. Raskolnikov se pornește pe râs. Oftă sergentul și întorcându-i spatele se lădu pe filfizon și fata, socotind pe semne că Raskolnikov era un nebun sau poate și mai rău. Mi-a luat 20 de copeici, își zise Raskolnikov furios, după ce a rămas singur are să ia bani și de la ăla și o să o lase pe fată să se ducă cu dânsul și cu asta basta. Ce zor am avut să mă amestec, să vreau să ajut, eu să ajut pe cineva, am eu dreptul să ajut? N Au decât să se mănânce de vici, -mi în pasă mie. Și apoi cum am îndrăznit să-i dau acestei 20 de copeici, erau ale ale mele. Dar cu toate aceste cuvinte ciudate simțea inima grea. Se așeză pe banca părăsită, îi se destrămau gândurile și în clipa aceea îi venea greu să mai judece. Ar fi vrut să adoarmă, să uite tot, apoi să se trezească și să înceapă viața viață nouă. Iată copil, zise el uitându-se la colțul băncii unde șezuse fata cu o clipă mai înainte. Are să se dezmedicească și are să plângă. Apoi are să afle maică să are să o ia la palme, are să o bată rău, are să o facă de rușine, poate chiar are să o alunge din casă și chiar dacă nu are să o alunge, o Daria Franțevna oarecare are să adulmece prada numai decât și fetița mea are să înceapă să treacă din mână în mână. Apoi va veni spitalul. Asta li se întâmplă mai ales celor care trebuie să se ascundă de mamele lor foarte cinstite și își fac de cap pe ascuns. Mai târziu, iarăși spitalul, vinul, cârciumile și iarăși spitalul. Iar peste 2-3 ani va ajunge o epavă, așa încât toată viața ei nu va număra mai mult de 19, poate chiar numai 18 ani. Parcă n-a mai văzut fete ca dânsa. Și ele cum au ajuns și au ajuns? Tot așa. Ei și se zice că așa trebuie, că un anumit procent pe an trebuie dat diavolului pe semne ca să se asigure sănătatea și liniștea celorlalți. Atât la sută. Brusc Raskolnikov își dă seama că este... Pe drum să-l vadă pe Razumâhin, prietenul său de la facultate. El, după cum am văzut, are unele probleme sociale și nu avea mulți prieteni la școală. Razumăhin a fost o excepție. El, ei nu sunt tocmai prieteni, dar vorbesc din când în când. Razumihin este foarte înalt și slab, un bețiv, un bătăuș super sărac, dar nu lasă nimic să-i stea în cale și nu se plânge niciodată de greutăți, iar cu doar câteva săptămâni în urmă, Raskolnikov a traversat strada pentru a nu da peste el. Capitolul 5 Raskolnikov crede că trebuie să meargă în vizită la Razumihin pentru a-i cere ajutor în găsirea unor meditații de predat, dar decide că ar fi inutil. Chiar dacă ar putea reuși să se facă prezentabil din punct de vedere vestimentar, puținii bani pe care i-ar câștiga nu l-ar putea ajuta. Decide că îl va vedea pe Razumihin după ce face actul acela groaznic. Se sperie când își dă seama că s-ar putea să se apuce cu adevărat să facă lucrul acela. El decide să plece acasă, îngheață în lumina fierbinte a soarelui. Mergând printr-o zonă proaspătă verde, începe să se simtă mai bine respirând aerul curat. Intră într-un bar și bea o vodcă. Neobișnuit să bea alcool, se simte ciudat și epuizat Nemai având putere să ajungă acasă, se târăște în niște tufișuri, doarme și are un vis îngrozitor În vis are din nou șapte ani și este împreună cu tatăl său Frățiorul lui Raskolnikov va muri când era copil, iar ei urmează să-i viziteze mormântul Trec pe lângă un bar în afara căruia se află o căruță mare cu genul de cai foarte mari Care ar fi normal înhămas la acea trăsură Raskolnikov iubește cai, dar atașat de această căruță nu este unul un cal mare, este un cal mic, bătrân și Raskolnikov urăște să-l vadă trăgând încărcături supradimensionat. Calul și trăsura aparțin unui tânăr beat pe nume Micolca, care iese din bar cu niște prieteni. Se oferă să-i conducă acasă și prietenii spun că e nebun calul nu o să-i poată căra pe toți. El îi convinge că dacă vor biciui calul, el va reuși. Pe măsură ce calul începe să se miște, proprietarul și alți doi încep să-l biciuie cu bestialitate. Raskolnikov se plânge tatălui său care nu vrea să se implice și bătaia cailor continuă în fața unei mulțimi în afara tabernei. Citez. Tăticule, tăticule, țipă Raskolnikov, tăticule, uită-te ce fac, tăticule, uite cum bat bietul căluț. Haide, haide să mergem, spuse tată. Ia niște bețivi fac de cap proști. Hai să mergem, nu te mai uita. El vrea să-l ia de acolo, dar copilul se smulge din mâinile lui și, și ieșindu-și din fire, se repede la cal. Bietul lui căluț i-a venit ceasul din urmă. Răsuflă greu, se oprește, se opintește iar, e gata să cadă. orâți îl zbiară Micolca, dacă e vorba pe așa, îl bat până-l omor. Dar tu nu ești creștin, mă, vârcolacule, strigă un bătrân din mulțime. Un s-a mai văzut ca o mărțoagă ca asta să ducă atâta greutate, adaugă altul. Ai să o dai gata, strigă al treilea. Nu te băga, al meu, fac ce vreau. Urcați în căruță, urcați cu toți! vreau să meargă la galop. Deodată îi o explozie de râsete care acoperă totul. Iepușoara n-a mai putut răbda atâtea lovituri și cu toată neputința ei apucat s-a apucat să a din picioare. Până și bătrânul nu-și mai poate stăpâni zâmbetul. Auzi, dumneata, o mărțoagă prăpătită și zvârle din picioare. Doi flăcăi din mulțime înhață câte un bici și se apropie în fugă să lovească calul din părți fiecare din partea lui. Pleznește-l peste bot, peste ochi, peste ochi, strigă Micolca. Cântați, fraților! Urlă cineva din căruță și toată lumea îi se alătură. Răsună un cântec de chef. O dairea și floireturile acompanează refrenul. Muierușca din căruță sparge alune în dinți și râde. Copilul aleargă pe lângă căluț, se repede în fața lui, vede cum este lovit peste ochi, chiar peste ochi și plânge. Inima ei se rupe de durere. Lacrimile îi curg și roaie. Unul dintre bătăușii îl atinge din greșeală peste față, dar el nu simte nimic. Își frânge mâinile, țipă, se repede la bătrânul cel cărunt cu barba albă care dă din cap și condamnă cele ce se petrec. O femeie îl ia de mână și încearcă să-l ducă de acolo, dar el se smulge și se repete din nou la căluț. Micolca vrea acum să omoare calul. Cineva din mulțime îi sugerează să folosească un topor. Țineți minte toporul ăsta. Micolca folosește o rangă pentru a termina pe bietul cal. Acum mulțimea este supărată. Raskolnikov, copil, plânge, teribil de supărat, își întreabă tatăl care îl duce departe, spunând că nu este preocuparea lor. Încearcă să țipe și apoi se trezește, ușurat că a fost un vis, dar întrebându-se de ce l-a visat. Și acum aflăm detaliile misteriosului act teribil pe care urmează să-l fac. Citez. Își simțea trupul zdrobit, iar sufletul întunecat și neliniștit. Își sprijini coatele pe genunchi și își lăsă capul în palm. Doamne!" exclamă el. Se poate oare? Se poate să iau toporul, să lovesc, să-i sparg țeasta, să alunec călcând în sângele cald de picios, să rup lacătul, să fur, să mă ascund tremurând plin de sânge cu toporul? Doamne, se poate oare? Tremura ca varga. Dar ce-i cu mine? Urmă el copleșit, cuprins iarăși de nespusă iumire. Știu doar că n-am să fiu în stare atunci de ce mă canonesc atât? Ieri, încă seară când m-am dus să fac repetiția aceea, am înțeles clar că este peste puterile mele. De ce atunci mă chinui din nou acum? De ce m-am îndoit până acum? Doar în seară, în timp ce coboram scara, mi-am spus că este o ticăloșie, o vie, că este josnic, josnic. Numai închipuindu-mi cum avea să fie în realitate, m-a cuprins scârbă și groaza. Nu, n-am să pot, n-am să fiu în stare. E peste puterile mele, chiar dacă toate argumentele mele ar înlătura orice îndoială, chiar dacă concluziile la care am ajuns în timpul acestei luni ar limpezi ca ziua matematic exacte, Doamne, chiar așa fiind, nu am să mă pot hotărâ. Nu pot să o fac, este peste puterile mele. Atunci de ce? De ce până acum încă... Se sculă în picioare, privi mirat în jurul ca și cum ar fi fost surprins că se găsește acolo și porni spre potul T. Era palid, ochii ardeau ca în friguri, își simțea trupul frânt și totuși parcă răsufla mai ușor. Își dădea seama că a zvârlise de pe umeri povara înfiorătoare care l-a păsase atât amar de vreme și își simțea inima ușurată și împăcată. Doamne, se ruga el, arată-mi calea și am să renunț la visul acesta blestemat. În timp ce trecea podul privităcut și liniștit, Neva și-a sfințit-o lui învăpăiat și strălucitor. Cu toată slăbiciunea nu se simțea obosit, ca și cum buba care copsese în tot cursul lunii în inima lui s-ar fi spart. Era din nou liber, liber, se smulsese din vraja aceea rea, din farmecele acelea, scăpase de ideea halucinant. Bănuiesc că v-ați dat seama că e clar că vorbește despre uciderea femeii de la Amanet. Autorul ne spune că atunci când Raskolnikov își amintește de această zi mai târziu, se întreabă de ce a decis să ia drumul lung spre casă, prin piața Senaia, parcă trimis de un destin. El intră în piață la ora 21. Hainele lui zdrențuite nu ies în evidență aici. El o observă pe Lizaveta Ivanovna, care este sora femeii de la Amanet, vorbind cu prietenii ei. Lizaveta este aproape tâmpită, așa o descrie autorul, înaltă de aproximativ 35 de ani și necăsătorit. Sora ei o tratează îngrozitor, făcându-o să lucreze ca o sclavă, bătându-o și în josin. Prietenii Elizavetei încearcă să o convingă să vină a doua zi în jurul orei 6 pentru un fel de afacere. În cele din urmă e de acord. Raskolnikov își dă seama că mâine sora Elizavetei va fi acasă singură. Citez. Până la locuința lui nu mai erau decât câțiva pași. Intră în casă ca un condamnat la moarte. Nu se gândea la nimic și nici nu era în stare să gândească, dar simți deodată cu întreaga ei ființă că nu mai avea voință, nici putere de a judeca că totul era definitiv hotărât. Firește, chiar dacă ar fi așteptat ani de zile cu planul gata făcut, o ocazie prielnică, tot n-ar fi putut să dea peste o împrejurare mai favorabilă reușitei acestui plan decât aceea ce îi se prezenta acum. În orice caz ar fi fost foarte greu să afle din ajun atât de sigur, de exact și fără de risc, fără să pună întrebări primejdioase, fără să facă cercetări, ca a doua zi, la cutare oră, bătrâna cutare, împotriva căreia plănuia atentatul, va rămâne acasă singură de tot. Capitolul 6 La începutul acestui capitol, Obținem câteva informații de fundal. Raskolnikov a auzit pentru prima dată despre Aliona Ivanovna, femeia de la Amanet, de la un student iarna trecută. A reușit să evite să-și amaneteze lucrurile timp de șase luni bune, dar apoi a luat inelul, deși a auzise despre Aliona că este îngrozitoare și l-a dus la Amanet. După ce și-a amanetat inelul, s-a oprit într-un bar și s-a concentrat asupra ideii noi și ciudate care se forma în mintea lui. Între timp, un student vorbea cu un ofițer despre Aliona. Iar Raskolnikov a considerat că aceasta este o coincidență interesantă. Studentul o critica pentru ticăloșia ei, pentru ratele oribile de împrumut și pentru felul în care a tratat-o pe Elizaveta, sora ei care era însărcinată. Apoi a spus că ar putea să o omoare și să o jefuiască pe aliona, iar dacă ar face o lume ar fi un loc mai bun. Raskolnikov a fost supărat de acest lucru. Mai auzise astfel de discuții, dar ceea ce l-a frapat a fost că avea aceleași idei cu ale lui. După piață, Raskolnikov se duce acasă și adorme. Nastasia îl trezește în jurul orei 10 dimineața, aducându-i din nou puțin din ceaiul ei. El nu-i răspunde, așa că ea lasă ceaiul și revine la ora 2 cu supă. Îl trezește din nou, iar el îi spune să plece, apoi el se ridică și mănâncă puțin. Auzind un ceas sunând, își dă seama cât de târziu este și începe să se pregătească pentru noaptea care urmează. Citez. Pescara era liniște, ca și cum toată casa ar fi adormit. Îi păru ciudat, absurd, cum de putuse să doarmă cufundat într-un fel de amorțeală din ajun și până în clipa aceea, când mai erau atâtea de făcut și nimic nu fusese pregătit. Poate că bătuse ora șase? O agitație extraordinară febrilă puse stăpânirea pe el, luând locul amorțirii și toropelii somnului. De altfel nu avea prea multe pregătiri de făcut. Caută din răsputere să-și adune gândurile, să nu uite nimic, dar inima îi atât de tare încât răsufla cu greu. În primul rând trebuia să facă un laț și să-l coase de pardesiu. Asta n-avea să ia decât un minut. Vârâmâna supernă căută prin rufăria îndesat acolo și găsi o cămașă veche ruptă și nespălată. Rupse din ea o fâșie lată de vreo 5 cm și lungă de vreo 30. O îndoi, scoase de pe el pardesiul lung, bun încă, făcut dintr-un material tare de bumbac, de altfel singurului parton, și început să coase cele două capete ale fâșiei pe dinăuntru, sub brațul lui stâng. Mâinile îi tremurau, dar se stăpâni și își duse treaba la bun sfârșit, așa încât atunci când își puse pardesiul, nu se vedea deloc cu sătura. Acul și ața fusese pregătite mai de mult și se aflau în sertarul mesei, într-o hârtiuță. Cât despre laț, era o idee a lui foarte iscusită. Lațul acesta era făcut pentru topor. Doar nu putea să meargă pe stradă cu toporul în mână, iar dacă l-ar fi ascuns sub pardesiu, ar fi trebuit să-l țină cu mâna și așa ar fi bătut la ochi. Cu ajutorul lațului însă, era de ajuns să introducă înăuntru tăișul și toporul va atârna liniștit sub braț tot drumul. Dacă bagă mâna în buzunar, poate să țină toporiș ca să nu se clate. Și cum pardesiu era foarte larg, un adevărat sac, nu s-ar observa că ține ceva prin buzunar. Acest laț îl născocise cu două săptămâni înainte. După ce îi sprăvi pregătirile, vărât degetele în dintre divanul lui turcesc și podea, bășbăi în colțul stâng și scoase amanetul de mult pregătit și ascuns acolo. De altfel, nu era vorba de un amanet adevărat, ci de o bucățică de lemn, bine geluită, de mărimea și grosimea unei tabachiere de argin. O găsise întâmplător într-una din plimbările lui, într-o curte unde, într-o aripă a casei, se afla un atelier de tâmplărie. Mai târziu, îi adăugase o bucățică subțire și netedă de tablă, o bucățică ruptă de la cine știe ce și pe care o găsise în aceeași zi pe stradă. Prinsese cele două plăcuțe, una peste cealaltă, cruciși, cu un fir de ață, cea de fier fiind mai mică decât cea de lemn, Apoi le învelise elegant într-o bucată albă de hârtie și legase pachetul cu un nod complicat. Asta ca să ocupe câteva momente atenția bătrânei și să poată prinde clipa prielnică în timp ce va încerca să dezlege pachetul. Raskolnikov știe că Anastasia, slujnica, va fi departe de bucătărie. El îi poate fura securea. El încearcă să se convingă că uciderea bătrânei nu este greșită din punct de vedere moral, dar nu reușește în timp ce se îndreaptă spre bucătărie. Nastasia, surpriză, este acolo. Raskolnikov nu poate înțelege de ce a crezut că ea va pleca. Se enervează, dar apoi se gândește la îngrijitor, care are și el un topor. Destul de sigur, îngrijitorul este afară, iar Raskolnikov îi fură toporul, îl pune în bucla cusută din interiorul hainei și își continuă drumul. Apoi își amintește că nu și-a schimbat pălăria cu una mai puțin vizibilă. Este totuși târziu și nu mai este timp pentru schimbat pălării. Fascinat de tot ce vede pe parcurs, Raskolnikov ajunge la clădirea cu plicina în timp ce ceasul bate ora 19.30. Un cărucior care transportă fân îl ascunde de oricine ar putea să-l privească când ajunge pe scări. Acum el este la etajul al patrulea. Trece pe lângă o cameră în curs de zugrăvire, dar zugravii nu-l observă. Ușa apartamentului de la Amanet este orientată spre scări. El este îngrijorat că arată înfiorător și palid. Ea nu răspunde când el sună, dar știe că ea este acolo. O aude ascultând de cealaltă parte a ușii. Raskolnikov decide să se comporte dezinvolt, să mormăie iritat, de parcă ar fi un client obișnuit. Citez. Din adins făcu o mișcare mai zgomotoasă. Mormăi ceva ca să nu dea impresia că se ascunde, apoi mai sună o dată fără grabă ca un om așezat. Mai târziu, când își aducea aminte de toate, această clipă îi rămăsese deosebit de limpede și de viu întipărită în minte. Niciodată nu și-a putut explica mai târziu de unde luase atâta viclenie, cu atât mai mult cu cât, din pricina emoției, mintea îi se întuneca din când în când și aproape nu-și mai simțea trupul. O clipă mai târziu a auzit răgându-se zăvorul. Capitolul 7 ea deschide puțin ușa cu ochii strălucind la el, plin de neîncredere și în acest moment va aproape că o dă în El este nervos că va închide ușa din nou, când va vedea cine a venit să sune, așa că împinge ușa. Deoarece ea încă se ține de mâner, el aproape că o, o trage afară din casă. Citez. Femeia, speriată să-l într-o parte, voi să spună ceva, dar nu izbuti și doar îl privea cu ochii mari. Bună ziua, Aleona Ivanovna, începui el cu tonul cel mai firesc cu putință, dar glasul nu îi se supunea, se frânse și început să-i tremure. V-am adus un obiect, dar haideți mai bine la lumină." Și lăsându-o pe bătrân acolo unde se afla, între în fără să mai aștepte să-l poftească. Bătrâna se repezi pe urmele lui, limba îi se dezlăgă brusc. Doamne, dar ce vrei? Cine ești? Ce dorești?" Vai de mine, leona Ivanovna, doar mă cunoașteți, sunt rascolnică, uitați-vă!" V-am adus uh, amanetul despre care v-am vorbit acum câteva zile. Și îi întinse amanetul. Bătrâna se uită la pachet, dar numai decât ridică iar ochii și ipironia asupra musafirului nepoftit cu o privire pătrunzătoare, ciudoasă, și bănuitoare. Un minut se scurse. Lui Raskolnikov se păru chiar că citește în ochii ei un fel de ironie, ca și cum femeia i-ar fi ghicit intențiile. Simți că își pierde cumpătul, că aproape se teme și chiar atât de tare încât ar fi în stare, dacă îl mai privește așa fără să sufle o vorbă, încă vreo câteva secunde să o ia la goană. Dar ce vă uitați la mine de parcă nu m-ați cunoaște? Se răstie el furios. Dacă vreți, luați amanetul, dacă nu, mă duc la cineva. N-am vreme de pierdut. Nici nu se gândise să spună aceste vorbe, izbucnisele din gură de la sine pe neașteptate. Bătrâna se dezmetici, iar tonul hotărât al musafirului pe semne de ducuraj. curaj. Păi, dar și dumneata, maică, dar ce, ce te. dar ce asta, întrebă ea privind amanetul. O tabacheră de argint, doar v-am spus rândul trecut. Femeia întinse mâna. Dar de ce ești așa alb la față? Și strămură mâinile, ai fost cumva la baie? Friguri, răspunse Raskolnikov tăios. Pălești, vrei, nu vrei, dacă nu ai ce mânca adăugă el abia rostind cuvintele. Puterile îl părăseau iarăși, dar răspunsul părea verosimil, bătrâna lua manetul. ce e asta?" repetă dânsa, cercetându-l din nou cu atenție și cântărind pachetelul în mână. Un obiect, o tabacheră de argint, uitați-vă la ea." dar nu prea pare să fie de argint. Iată, uite ce -a mai înfășurat-o. Tot trudindu-se să dezlege ca se îndreptă spre fereastră la lumină. Toate ferestrele erau închise, deși era zăpușal. Și întorcându-i spatele, câteva clipe nu se mai ocupă deloc de el. Raskolnikov deschie pardesiu, desfăcut oporul din laț, dar nu îl scoase de tot. Îl ținea cu mâna dreaptă sub haină. Mâinile erau grozav de slabe, simțea cum fiecare clipă cum se înțepenesc și se răcesc mai mult, se temea că va scăpa toporul. Deodată capul a început să îi se învârtească. Dar ce e ai înfășurat aici? exclamă în ciudată bătrâna, făcând o mișcare spre el. Nu mai era nicio clipă de pierdut. Scoase toporul, îl ridică cu amândouă mâinile, apoi dându-și seama ce face și aproape fără nicio sforțare, aproape mecanic, îl lasă să cadă cu muchia pe creștetul bătrânei. Era la capătul puterilor. Dar de îndată ce lovi cu toporul, îi reveni și puterea. Bătrâna, după obiceiul ei, era cu capul gol. Părul bălan, ușor încărunțit și rar, uns din belșug cu ulei, era strâns împletit într-o coadă subțire, ca o coadă de șoricel, prinsă la ceafă cu o bucățică de pieptene de baga. Lovitura nimerise drept în moalele capului, ceea ce se datora satului sale mici. Femeia scoase un țipăt slab, foarte slab, și deodată se lăsă în jos. Totuși mai avut timp să ducă mâinile la cap. Într-una din ele mai ținea încă amanetul. Atunci Raskolnikov o lovi cu toată puterea, odată, de două ori, tot cu muchia toporului și tot în greșetul capului. Sângele porni să curgă ca dintr-un pahar răsturnat și trupul se prăbuși pe spate. Raskolnikov făcu un pas înapoi, o lăsă să cadă și se aplecă numai decât asupra ei. Femeia murise. Ochii erau bulbucați, ca și cum ar fi vrut să-i sară din cap Obrazul și fruntea încrețite și schimonosite spasmodic. Punând Securea jos, el ia cheile, încearcă să deblocheze scrinul în care ținea ea obiectele de valoare, dar este prea nervos. Poate că e în viață, se gândește el și se grăbește înapoi la cadavru. El observă că are un șirag în jurul gâtului ei, dar nu îl poate rupe. Ia toporul, taie sfoara, mâinile lui și Securea sunt mânjite cu sânge găsește ceea ce căuta, o poșetă pe care o bagă în buzunar. Mai găsește două cruci și o cheie. Întors în dormitor, se încurcă și are probleme cu cheile, dar în curând găsește un cufăr. Deasupra este o blană roșie. Simte nevoia să șteargă mâinile însângerate pe ea, dar apoi își dă seama că acesta nu este un plan bun și se întreabă dacă nebunește sau altceva. Găsește bijuterii învelite în cârpe și își vâră cât mai multe piese în buzunare. Aude un zgomot, un strigăt și se repede înapoi în camera cealaltă doar pentru a o găsi pe Lizaveta sora babei de la Amane. Își ridică securea, ea e atât de obișnuită să fie abuzată încât își ridică încet mâinile la față. Raskolnikov coboară toporul și îi crapă frunte. Citez. Nenorocita de Elizaveta era într-atât de naivă, bătută de soartă și fusese întotdeauna atât de terorizată încât nu își ridică brațul să-și apere fața, cum ar fi fost natural, căci toporul era acum în dreptul obrazului. Își ridică numai ușor mâna stângă, dar nu până în dreptul feței și o întinse încet înainte, ca și cum ar fi vrut să-l depărteze. Lovitura unui mărid drept în țeastă și tăișul despică fruntea aproape până în crește. Femeia se prăbuși Raskolnikov, pierzându-și capul, apucă legătura pe care o ținuse ea în mână, apoi o zvârli cât colo și fugi în antreu. Groaza îl cuprindea din ce în ce mai mult, mai ales după acest al doilea omor cu totul neprevăzut. Ar fi vrut să fugă cât mai repede și dacă în clipa aceea ar fi fost în stare să-și dea seama, să judece limpede și să cumpănească toată greutatea situației în care se afla, să vadă cât era de disperată, de hidoasă și de absurdă, să înțeleagă totodată prin ce greutăți mai avea de trecut și câte fără de legi Va trebui poate să mai comită ca să scape de acolo și să ajungă acasă? Se prea poate că ar fi lăsat totul baltă și s-ar fi dus imediat să se denunțe singuri. Și aceasta nu din teama pentru el însuși, ci de groază și dezgust față de ceea ce făptuise. Mai ales senzația aceea de dezgust se ridica și creștea în sufletul lui cu fiecare clipă ce trecea. Pentru nimic în lume nu s-ar fi apropiat de lădiță și nici nu ar fi intrat în odai. Apoi el ia lucrurile pe care a apucat să le ia, dar imediat le pune la loc, știe că trebuie să plece, dar este distras uitând de el însuși. La urma urmei toporul trebuie spălat și așa își spală și el mâinile și în timp ce își șterge cizmele de petele de sânge, începe să se gândească la posibilele greșeli pe care le-a făcut, dar înainte de a le descoperi, se grăbește să plece. Vede că ușa este doar un pic crăpată și are câteva gânduri confuze despre motivul pentru care a fost deschisă și cum a intrat Lizaveta. În orice caz, încuie ușa și își dă seama că sunt clienți care urcă scările pentru a veni la amanet. Clienții sunt persistenți și realizează că ușa este închisă din interior și devin suspicioși. Unul merge după ajutor, apoi celălalt îl urmează. Raskolnikov reușește să scape. Citez. Nici când pătrunse în gangul casei lui nu-și revenise. Cel puțin, abia după ce a ajuns pe scară, își aduse aminte de topor. Era o problemă importantă de rezolvat. Trebuia să-l pună la loc și asta fără să-l vadă nimeni. Firește, el nu mai era în stare să judece, că poate ar fi fost mult mai bine să nu pună toporul la locul lui ce să-l arunce. Fie chiar mai târziu, în vreo curte străină, dar a avut noroc. Ușa de la odăița portalului era închisă, dar nu încuiat. Deci era probabil că portalul se întorsese acasă. Raskolnikov își pierduse însă până într-atât capacitatea de a raționa că se duse de-a dreptul la ușă și o deschise larg. Dacă portarul ar fi întrebat ce dorești, Poate că i-ar fi întins pur și simplu toporul, dar portarul lipsea și de data aceasta și Raskolnikov a avut timp să pună toporul la locul lui sub banc. Ba chiar așeză o bucată de lemn deasupra, așa cum fusese când l-a luat. În drum spre odaia lui nu întâlni pe nimeni, ușa gazdei era încuiat. Ajuns sus în odaia lui, se aruncă pe divan, îmbrăcat cum era și nu a dormit, dar căzu aproape în nesimțire. Dacă cineva ar fi intrat atunci, ar fi sărit în picioare și ar fi țipat. Frânturi de gânduri se îmbulzeau în minte, dar nu putea să prindă, nu putea murmări niciunul oricât se străduia. Partea a doua Capitolul 1 Raskolnikov rămâne în pat mult timp. Când se trezește între două și trei noaptea, aude țipete groaznice pe stradă. Aude asta în fiecare seară când se închid barurile și bețipii sunt dați afară. Se trezește și tot ce a făcut îi revine în minte. Are încă febră, iar corpul îi tremură intens și dinții clănțene. Ca de obicei a dormit cu hainele pe el și cu ușa descuiată. Stând în lumina lunii, el se verifică peste tot pentru a găsi semne ale faptei sale. Găsește sânge uscat pe manșeta desfăcută a pantalonului. El o șterge. Nu poate găsi nicio altă picătură de sânge pe hainele lui. Apoi își amintește de lucrurile pe care le-a furat, care sunt încă în buzunare. Scoate toate obiectele și le ascunde într-o gaură din berete unde tapetul s-a desprins. Ce ascunzătoare proastă se gândește el întrebându-se dacă e nebun. Citez. Dar acum ce se fac cu ciorapul? Unde să pun acest ciorap? Franjurile tăiate de la pantaloni, buzunarul, le strânse în pump și rămase în mijlocul camerei. În, în sobă? Dar ei, în primul rând, acolo vor căuta să, să le arăt, dar cum? Nici n-am chibrituri. Nu, mai bine să mă duc să le arunc undeva. Da, da. Uh, mai bine să le arunc. Repetă el, așezându-se pe divan. Să le arunc imediat, chiar în clipa asta, fără zăbavă dar în loc să facă așa, capul îi căzu pe pernă. Frisonul chinuilor îi înghețe din nou trupul, trase iarăși mantaua și se înveli. Mult timp, câteva ore în șir, îl chinui în răstimpuri același gând. Acum, chiar acum, fără zgomot, trebuie să mă duc și să le arunc undeva pe toate, să nu le mai văd în fața ochilor, cât mai repede, cât mai repede. Încercă să se ridice de pe divan, să se scoale în picioare, dar nu avea putere. O bătaie puternică în ușă îl trezi de binelea. În jurul orei 10 dimineața o aude pe Anastasia bătând în ușă. Portarul este cu ea. Are o citație pentru Raskolnikov. Poliția vrea să vorbească cu el. Raskolnikov se arată surprins, iar Nastasia comentează că arată extrem de bolnav. Nastasia vede cârpele din mâna lui, a dormit ținându-le și crede că s-a ghemuit așa cum ar face un copil cu o popușă sau o pătură. Ea găsește asta destul de amuzant. Raskolnikov își pune șoseta însângerată, apoi o scoate, apoi iar o pune Ia somația și cărpele și iese mormăind despre poliție și având gânduri confuze. Pe măsură ce se apropie de secția de poliție, devine mai convins că va mărturisi. Ajunge la secția de poliție și arată citația, confirmă că este fost student și îi se cere să aștepte. Dacă este despre crimă, grefirul nu l-ar trata așa de cal. El observă o femeie care așteaptă și ea. Un polițist mătură, iar femeia sare în sus de parcă l-ar cunoaște, dar el o ignoră. Se uită cu privirea la Raskolnikov și îl întreabă ce e cu el acolo. Raskolnikov arată somația. Ei se ceartă, ofițerul este nepoliticos cu el, iar Raskolnikov este nepoliticos înapoi. El îi spune ofițerului că nu ar trebui să țipe și să fumeze, că este nepoliticos. Deci, iată de ce a fost chemat. Raskolnikov a semnat o promisiune de a plăti 150 de ruble proprietarei sale, văduva Zarnitsin, iar polițiștii vor să dea banii. Raskolnikov este surprins să audă asta, dar în același timp nu-i mai pasă de astfel de lucruri. Acum, ofițerul Ilia Petrovici, începe să se ia de doamna de lângă el. Aflăm că ea conduce o casă de toleranță, iar vecinii s-au plâns că acolo au fost bătăi și un comportament nu tocmai ortodox în seara precedentă. Doamna explică că toată vina a fost a unui client, un scriitor, care a provocat o scenă și apoi a amenințat că va scrie despre casa ei în ziare. El îi spune că trebuie să se asigure că nu se va mai întâmpla. Ilia Petrovici crede că scriitorii și studenții, de asemenea, sunt o grămadă de nebuni și dă câteva exemple. Nicodim Formici, un șef polițist, intră și se ia de Ilia. Ilia se plânge că Raskolnikov, un autor sau un student, este un vagabond care nu își va plăti datorile sau chiria și nu se va muta. Nicodim spune, sărăcia nu este un viciu. Raskolnikov vrea să fie drăguț brusc și începe să explice despre situația cu proprietara. Iată povestea, citez sunt un biet student, sărman și bolnav, deprimat, chiar așa a spus, deprimat, de sărăcie, fost student fiindcă nu mă mai pot întreține, dar am să primesc bani. Am mamă și soră în gubernia X, au să-mi trimită și am să achit tot. Gazda mea este o femeie cum se cade, dar fiindcă mi-am pierdut meditațiile și de trei luni nu-i plătesc, s-a supărat pe mine, așa că nici prânzul nu mi-l mai trimite. Nu înțeleg ce cu polița asta. Mi se cere să achit această poliță? Păi pot eu să plătesc judeca și dumneavoastră? Păi asta nu ne privește! Încercă din nou să intervină secretarul. Dați-mi voie! Da Dați-mi voie! Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dar permiteți-mi să vă explic! Reîncepu Rascolicov nu către secretar, ci către Nicodim Fornici, străduindu-se din răsputeri să intre în vorbă și cu Ilia Petrovici. Cu toate că acesta scotocea cu încăpățânare printre hârtii, și disprețuitor nu-i dădea nicio atenție. Permiteți-mi la rândul meu să vă explic că locuiesc la dânsa de aproape trei ani, de la venirea mea din provincie și că altă dată, altă da, da în sfârșit, de ce n-aș să deschis la rândul meu, că la început îi promisesem să mă însor cu fica ei. O promisiune verbală, absolut liberă. Era o fată, de altfel îmi plăcea chiar, deși nu eram îndrăgostit de dânsa. Într-un cuvânt tinerețe, adică vreau să spun că gazda mea pe vremea aceea mi-a acordat un credit nelimitat și că, într-o oarecare măsură, am dus o viață, mă rog, am fost cam ușurat. Nimeni nu vă cere să ne relatați astfel de intimități, stimate domn. și nici nu avem vreme de pierdut. Îl întrerupse grosolan și triumfător Ilia Petrovici, dar Raskolnikov îl opri înflăcărat, cu toate că simți deodată că îi vine foarte greu să mai vorbească. Dați-mi voie da voi să vă explic la rândul meu cât de, cât, cum s-au petrecut lucrurile, cu toate că sunt de acord cu dumneavoastră, că este deprisos să spun toate acestea, dar acum un an această domnișoară a murit de tifos exantematic. Iar eu am rămas chiriaș, așa cum am fost. Și când gazda mea s-a mutat în apartamentul pe care îl ocupă acum, dânsa mi-a spus și mi-a spus prietenește, care încredere absolută în mine și toate celelalte, dar că dacă n-am nimic împotrivă să-i dau această poliță, în valoare de 115 ruble, cât aprecia dânsa datoria mea. Permiteți, dânsa mi-a spus tocmai că dacă îi dau această hârtie, are să mă credideze din nou cât poftesc și niciodată, dar niciodată sunt propriile ei cuvinte, nu se va folosi de acest act până ce nu voi plăti de bunăvoie. Și acum când mi-am pierdut meditațiile și nu mai am ce mânca, cere să fiu pus sub urmărire pentru neplată? Ce pot spune? Uh, toate aceste amănunte sentimentale, domnule, nu ne privesc, iureteză brutal Ilia Petrovici. Dumneata, să ne dai o declarație și semnezi obligația că despre faptul că ai fost îndrăgostit și toate celelalte peripezii tragice, ele nu ne interesează că de puțin. Haide, 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 ești prea crud, murmură Nicodim Fomici, luând loc la masă și începând și el să semneze hârtii. Părea rușinat. Scrieți, îi spuse secretarul lui Dar Ce să scriu? întrebă tăios. Am să vă dictez. Apoi Raskolnikov se simte foarte rău și trebuie să se așeze. Între timp, Ilia și Nicodim încep să discute detaliile uciderii de la Amanet. Raskolnikov se ridică pentru ca să plece, dar leșină. Când se trezește, Ilia îl întreabă despre boala lui și apoi îi dă drumul. Citez. Raskolnikov alb cavarul răspundea respicat, scurt și nu-și coborau ochii negri, aprinși de febră, sub privirea lui Ilia Petrovici. Da, omul abia se ține pe picioare și tu, începu Nicodim Fomici, nu-i nimic, făcu Ilia Petrovici cu o intonație deosebită. Nicodim Fomici voi să mai adauge ceva, dar se uită la secretar, care de asemenea îl fixa atent și tă toți tăcură deodată în odaie, ceea ce era destul de ciudat. Bine, încheie Ilia Petrovici, nu vă mai reținem. Rascolnicov ieși. Auzi în urma lui discuția însuflețită ce se încinsese între ei, cel mai clar răsuna glasul întrebător al lui Nicodim Fomici. Abia în stradă se dezmedici de abinele. Percheziție. Percheziție, o să facă percheziție chiar acum. Repeta el grăbind spre casă: Tălharii, mă bărnesc. Groaza de adineauri îl comprinse din nou, zguduindu-l din cap în picioare. Capitolul 2. Gândindu-se că polițiștii îi cercetează deja camera, Rascolnicov va ajunge acasă. Răsuflă ușurat: nimeni nu a fost acolo. Adună repede cele opt obiecte pe care le-a ascuns în gaură, niște bijuterii, o medalie, câteva lucruri învelite în hârtie, nu le examinează prea atent și doar le pune împreună cu poșeta însângerată, în buzunare și pleacă afară. Plănuiește să le arunce în canal, dar sunt prea mulți oameni în jur. După ce a venit cu mai multe planuri alternative pentru a scăpa de chestii, el descoperă o curte abandonată cu gunoi El ascunde totul sub o piatră mare și apoi uh, pleacă sigur că este locul suprem. Citez. Ieși se îndreptă spre piață și ca adineauri, la poliție, aceeași bucurie puternică, nestăvurită, puse stăpânire o clipă pe sufletul lui. Am șters toate urmele, Cui, cui să-i treacă prin minte să vină aici să caute sub acest pietroi? Poate că zace acolo de când s-a ridicat casa și are să mai zacă încă pe atâta. Și chiar dacă le-ar găsi, cine să mă bănuiască pe mine? S-a isprăvit, nicio urmă. Se porni pe râs. Da, mai târziu și-a mintit că râsese nervos, chicoting lung, aproape neauzit, tot timpul cât străbătuse piața. Dar ajuns în bulevardul K, unde acum două zile o întâlnise pe fata aceea, râsul i se curmă deodată. Alte gânduri se îmbulzeau în minte. Îi era nesuferită ideea să treacă prin fața acelei bănci pe care șezuse și se gândise atunci după plecarea fetei și îl înfiora gândul că ar putea să dea ochii cu mustăciosul căruia îi dăduse atunci 20 de copeici. Lua la Naima Mergea aruncând priviri furioase și distrate. Toate gândurile îi se învârteau în jurul unui punct principal a cărui importanță și o mărturisea el însuși. Simțea că abia acum, pentru prima oară, în aceste două luni din urmă, rămânea față în față cu această chestiune. La dracu cu toate. Gândi el cuprins deodată de un acces de mânie oarbă. Începutul e făcut. N-am încotro. La dracu și cu viața asta nouă. Cât de absurde sunt toate, doamne. Cât am mințit, cât de ticălos m-am purtat astăzi, cât de dezguzdător, cât de slugarnic i-am vorbit adineaul scârbosului acela de Ilia Petrovici, cât m-am gudurat pe lângă el. De altfel, toate astea sunt flacuri. Nu-mi pasă de nimeni, nu-mi pasă că m-am gudurat, că i-am vorbit slugarnic. Nu despre asta este vorba. Nu despre asta este vorba. Se opri deodată o întrebare nouă, cu totul neașteptată și extraordinar de simplă. Îl zăpăci. Îl urmări, îl amărâ. Dacă într-adevăr am făcut totul conștient și nu prostește, dacă am avut într-adevăr un cel determinat, precis, cum se face că până în clipa asta nici nu m-am uitat în pungă, ca să știu ce am dobândit, pentru ce m-am chinuit, pentru ce am făcut o treabă atât de ticăloasă, atât de murdjăvă, atât de josnică. A din aur am vrut să arunc în apă punga cu toate celelalte obiecte, pe care nici nu le-am văzut. Cum vine asta? În curând Raskolnikov se trezește din nou mergând spre casa prietenului său Razumihin și se întreabă de ce oare tot vrea să meargă acolo. Se urcă iar Razumihin scrie și îl salută pe Raskolnikov în pijama. Surprins de hainele zdrențuite și de aspectul sălbatic al lui Raskolnikov, acesta comentează starea lui jalnică. Apoi, realizând că prietenul său este bolnav, comentează și asta. Raskolnikov neagă că este delirant și bâlbâie confuz despre dorința unui post de cadru didactic, apoi decide că nu vrea să petreacă cu Razug Mâhin, își i-a rămas bun și dă să plece. Acesta încearcă să-l oprească, spunându-i să nu fie atât de ciudat și spune că nici el nu predă, că este plătit să facă traduceri. Are nevoie de ajutor și îi oferă lui Raskolnikov câteva pagini de tradus și trei ruble. Băiatul nostru ia banii, paginile, apoi pleacă, apoi se întoarce și returnează și banii și paginile. Razumahin încearcă să comunice cu Raskolnikov, dar nu are rost, el pleacă oricum. În starea sa confuză, mormăind, Raskolnikov aproape că este călcat în picioare de un cal lângă râul Neva, dar este salvat când birjarul îl biciuiește. Apoi acesta îl acuză că este un vagabond beat, încercând să se renească pentru a-i putea da în judecată pentru daune. Apoi o doamnă și o fetiță îi dau 20 de copeici din mil merge mai departe și vede frumusețea nevei și se minunează de catedral. El este într-o confuzie mentală profundă și aruncă banii în râu, crezând că acum s-a izolat complet de viața lui anterioară și de oamenii din ea. În total, rătăcește aproximativ șase ore, apoi ajunge acasă după amiază târziu. Citez. Se întunecase de-a când îl trezire niște țipete înfiorătoare. Doamne, ce țipete! strigăte atât de grozave, asemenea urlete, răgnete, scrâșniri, plânsete, lovituri și înjurături, nu auzise și nu văzuse niciodată în viața lui. Nici nu și-ar fi putut închipui atâta brutalitate și sălbăticie. Cuprins de groază, se ridică în capul oaselor cu răsuflarea tăiată chinuit. Loviturile, strigătele și înjurăturile se întețeau mereu. Apoi, spre nespusa lui Mirare, recunoscut glasul gazdei. Femeia urla, plângea, se tânguia, vorbea foarte iud. Cuvinte învălmășite îi țâșneau din gură, așa încât nu le puteai desluși. Implora pe semnă să nu mai fie bătută, căci tocmai dânsa era crunt bătută de cineva pe scară. Cel ce o bătea răgnea și el fioros cu atâta mânie și răutate că nu se înțelegea ce spune gătuit de furie. Deodată Raskolnikov a început să tremure ca varga. Recunoscut glasul. Era lui Ilia Petrovici, polițistul acela de la secție. Ilia Petrovici venise acolo și o bătea pe gazda lui. O izbea cu picioarele, o pocnea cu capul de trepte. Auzea clar, își dădea seama după lovituri, după țipetele femeii. Dar ce e asta? Nu cumva s-a întors lumea pe dos? La toate etajele, pe întreaga scară, se strânsese lume multă. Se auzeau glasuri, exclamații, unii urcau, alții coborau, alergau, trânteau ușile. Dar pentru ce, pentru ce și cum se poate? Repeta el temându-se cu adevărat că își pierde mințile. Dar nu, prea se aude deslușit. Și dacă e așa, atunci vor ajunge îndată și la el. Vor ajunge pentru că e pentru aceeași pricină, pentru cele ce s-au întâmplat ieri. Doamne, ar fi vrut să pună ligul la ușă, dar n-avea putere să miște brațul. Și apoi era inutil. Groaza îi strângea inima într-o încleștare de gheață. Îl înțepenea, îl chinuia. Dar iată că gălăgia care ținuse cel puțin 10 minute începu să se potolească. Gazda gemea și suspina. Ilia Petrovici tot mai amenința și înjura. În sfârșit, iată că s-a potolit și el nu îi se mai de glasul. Să fi plecat. O, Doamne, iată că se duce și gazda, pleacă suspinând și plângând. Ușa de la apartamentul ei se trântește cu zgomot. Lumea de pe scară se împrăștie, oamenii discută, oftează, se strigă. Glasurile lor când se ridică până la țipăt, când coboară până la șoaptă, trebuie să fi fost mulți. Se adunase la aproape toți chiriașii. Da, Doamne, să fie cu putință și apoi pentru ce? Pentru ce a venit aici? Istovit, Raskolnikov căzu pe divan, dar nu mai putu închide ochii, zăcu astfel ca o jumătate de ceas, pradă unei suferințe și unei spaime fără margini și atât de cumplite cum nu simțise încă niciodată. Îngrozit ca niciodată, Raskolnikov se ghemuiește în agonie până când Nastasia intră cu o lumânare și mâncare. El o întreabă de ce a abuzat-o Ilia atât de oribil pe proprietar. Ea îi spune că nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Raskolnikov îi spune că este imposibil, că a auzit totul foarte clar. Citez. Nimeni n-a fost pe aici. Ăsta e sângele care strigă în tine. Sângele că nu-și găsește ieșire și începe să se închege, atunci și se năzare fel de fel. Vrei să mănânci sau ba? Raskolnikov nu răspunde. Nastasia stătea uitându-se fix la el și nu pleca. Dăm să beau, Nastasiușca. Femeia coborâ în bucătărie și peste vreo două minute se înapoi aducând apă într-o cană albă de faianță. De aici încolo el nu mai știu nimic. Își amintea numai că sorbise o singură înghițitură de apă rece și că restul îi se vărsase pe piept, apoi își pierduse cunoștința. Capitolul 3 Raskolnikov este bolnav, delirează și este în mare parte inconștient. În timp ce este bolnav, crede că mulți oameni sunt prin preajmă, le este frică de el și sunt în căutarea lui. Nastasia pare să fie o prezență constantă, la fel cu un alt bărbat. Bărbatul este familiar, dar Raskolnikov nu-și amintește cine este. El uită de crima pe care a comis-o, dar este conștient că a uitat ceva important. Gândurile de evadare, mânate de frică, îl fac să încerce să scape, dar cineva crede el, îl ține mereu de picioare. Nu știe de cât timp este bolnav. La 10 dimineața, într-o dimineață, se întoarce înapoi pe lume. Nastasia este lângă el cu un bărbat pe care Raskolnikov nu-l cunoaște. Acum Razumihin intră în cameră, comentează ce cameră îngrozitoare este și spune că este bucuros să-l vadă pe Raskolnikov treaz. Se pare că Raskolnikov a fost bolnav aproximativ patru zile și nu a mâncat sau băut mai nimic. Razumihin a venit cu un medic, Zosimov, care îl controlează pe Raskolnikov. Străinul din cameră este acolo pentru a-i aduce lui Raskolnikov 35 de ruble trimise de mama lui. El încearcă să refuze, dar Razumihin îl face să accepte bani. După aceea Anastasia aduce mâncare, iar Razumihin o trimite să cumpere bere, ceea ce și face. Raskolnikov începe să consume supă, dar îi spune că nu ar trebui să mai mănânce până când doctorul uh, nu îi spune că este în regulă. Toarnă ceai pentru prietenul său bolnav și pentru Nastasia. Raskolnikov crede că are multă energie, dar vrea să ascundă acest fapt de prietenii săi. Citez. Am uh, bătut câmpii în timp ce deliram? Mi s-ar fi putut altfel nici nu mai știai pe ce lume ești. Și ce am spus? Aia asta cu cei vorbit, ce știe câte bazaconii spun oamenii în delir și acum, frate, ca să nu pierdem vremea de pomană, Hai să ne vedem de treabă. Razumahin se sculă și puse mâna pe șapcă. Dar ce am vorbit când deliram? Ia te uite, o ține una și bună. Ce am vorbit, ce am vorbit. Nu cumva ți-e frică să nu fi trădat vreun secret. Nu te teme, n-ai scăpat niciun cuvânt despre contesă. În schimb, ai tot vorbit despre un bulldog, despre niște cercei și lănțișoare, despre Ostrovul Krestovski, despre nu știu care portar, despre Nicodim Fomici, Iria Petrovici, ajutorul de comisar, apoi te-a preocupat grozav propriul tău ciorap. Grozav te mai interesai de el. Cerei într-una, dați-mi ciorapul. Zametov el, a, a răscolit, uh, Zametov, el însuși a, răscolit Zametov, el însuși a prin toate ungherele în căutarea șorapului tău, ba chiar ți-a dat porcăria aceea cu propriile lui mânuțe, împodobită cu inele și spălate cu parfum. Abia atunci te-ai potolit. Și o noapte ai ținut porcăria asta în mână, nu mai puteam să-ți o smulgem. Și acum cred că mai zace undeva pe sub plapumă. Apoi ai cerut să-ți dăm franjurile tăiate de la pantaloni și ce te-ai mai rugat, cu lacrimi în ochi. Am încercat să descoasem cei cu franjurile acelea, dar n-am putut pe nimic. Și acum, la treabă. Uite, ai aici 35 de ruble, iau din ei 10 și peste vreo două ore am să-ți prezint socoteala. Între timp am să-l înștiințez pe doctorul, cu toate că și așa trebuie să vină, că e trecut de 11. Dumneata, Anastasia, în lipsa mea, să vii cât mai des să vezi ce face. Dacă vrea să bea sau. Poate are nevoie de altceva. Razumăhin explică că atunci când Raskolnikov s-a comportat atât de ciudat zilele trecute, a crezut că se întâmplase ceva și l-a urmărit pe Raskolnikov prin biroul de adrese. Probabil un soi de carte. Adrese. După ce l-a găsit în sfârșit pe Raskolnikov, Razumihin a aflat tot ce se întâmplă cu el, spune el. De asemenea, a cunoscut-o destul de bine pe proprietară, pe care o numește Pashenka, și se pare că este îndrăgostit de ea. În cele din urmă, Raskolnikov pune câteva întrebări. Află că a intrat în panică când a intrat Zametov, Zosimov este medicul, iar Zametov este polițistul șef. Seamănă aceste nume, așa că de asta am precizat. Acum Raskolnikov intră din nou în panică, dorind să afle de ce Zametov, funcționarul șef de la secția de poliție, era acolo. Razumihin vrea să știe de ce se tulbură. Zametov a fost de mare ajutor. El a oferit detalii despre situația lui Raskolnikov și acum este prietenul lui Razumihin. De îndată ce Razumihin pleacă, Raskolnikov sare din pat. Oare ei nu știu, se întreabă el, temându-se să nu fie jucat cu cruzime? confuz, nu știe sigur ce trebuie să facă, dar știe că trebuie să facă ceva. Raskolnikov se uită în gaura din perete, dar nu găsește nimic. Se uită în aragaz și găsește franjuri de la pantalon și buzunarul sângerat. Nu s-a hotărât să nu ascundă lucrurile în aragaz? Se întreabă el. Își găsește șoseta pe sub pătură și se întreabă de ce a venit Zametov. Simte că trebuie să părăsească camera acum, dar nu-și găsește cizmele. Mi le-au ascuns, crede el, dar nu mi-au luat haina. Vrea să fugă în America. Răzând isteric, bea restul de bere, apoi obosește din nou și leșină din nou. Când se trezește, Razumihin s-a întors și are haine decente pentru Raskolnikov, care este încă foarte confuz. El face un mare spectacol de prezentare a hainelor și încearcă să-l determine pe Raskolnikov să le îmbrace. După cum vă puteți imagina, Raskolnikov este complet necooperant și el nu-și amintește de unde au venit banii până când Razumihin îi aduce aminte. Este de la mama lui Raskolnikov. El își dorește ca toată lumea să plece și să lase în pace. Intră un bărbat necunoscut, totuși îi pare cunoscut lui Raskolnikov. Este Zosimov doctorul. Citez. Dar cu ce bani ai cumpărat toate astea? Întrebă el în sfârșit privind peretele. Bani? Asta e bună. Păi cu banii tăi. De dimineață a fost pe aici omul lui Varushin. Varușin. Ți-a trimis mama bani. Ori ai uitat. Ah, ah Acum îmi amintesc că Raskolnikov după o lungă și ursuză tăcere. Razumâhin se încruntă și îl privi îngrijorat. Ușa se deschise și intră în un bărbat înalt și trupeș care îi păru cunoscut lui Raskolnikov. Zosimov în sfârșit strigă Razumihin fericit. Capitolul 4. Raskolnikov le spune tuturor că se simte bine și că nu este deloc bolnav. Doctorul îi spune că poate mânca supă și ceai, dar nu carne, castraveți sau ciuperci Razumahin are planul să-l ia pe Raskolnikov în tot orașul Doctorul respinge acest plan și spune că bolnavul trebuie să stea în pat Totuși mâine va fi o petrecere la casa lui Razumahin și vrea să vină și Raskolnikov Când Zosimov întreabă, Razumahin îi citește lista de invitați, ca să spunem așa Și printre invitați se va număra Porfiri Petrovici, șeful departamentului de investigații de aici Și Zametov, funcționarul de la poliție Porfirii este înrudit îndepărtat atât cu Razumăhin cât și cu Zosimov, dar cu acesta nu prea s-a înțeles. El este de asemenea tipul care a interogat suspecții în crimele de la Amanet. Zosimov nu și poate imagina despre ce pot vorbi oameni precum Razumăhin și Raskolnikov cu un polițist corupt precum Zametov. Ei bine, se dovedește că Zametov, pe care Razumahin îl apără ca fiind un bărbat foarte tânăr, care are nevoie de o atenție specială, sunt amândoi interesați, foarte interesați, de o anumită situație cu un anume Zugrav. A fost acuzat de crimă, da, da, de uciderea de la Amanet, iar cei doi bărbați vor să le libereze pentru că este nevinovat. Deci au un suspect, care este unul din Zugrav, dar... Uh, Razomăhin și Zametov nu cred că acela este vinovat da, vă amintiți că erau zugravi care lucrau într-unul din apartamentele pe lângă Raskolnikov, a fost nevoit să treacă pentru a ajunge la amanet. Unul dintre acei zugravi a amanetat o pereche de cercei pe care a pretins că i-a găsit pe stradă, care s-a dovedit a fi fost amanetat de altcineva. Tipul care i-a amanetat a auzit despre crimă și a bănuit că cercei și zugravul Nicolae Dementiev erau legați de el, așa că s-a dus la poliție. Nicolae s-a îmbătat cu banii de la cercei și când a auzit de crimă, a știut că era suspect din cauza cerceilor. Speriat a fugit, apoi a încercat să se spânzure. Dar cineva l-a văzut încercând să se spânzure și a chemat poliția la timp ca să l-oprească. L-au prins, iar el a recunoscut că nu a găsit cercei pe stradă, ci în apartamentul în care lucra. Chiar înainte de ora de închidere, celălalt zugrav, Dimitri, l-a uns cu vopsea pe față și a început să se joace și să se bată. Dimitri a fugit, dar Nicolae s-a întors în apartament să-l închidă. Atunci a găsit cutia cu cercei în spatele ușii. La acest detaliu, Raskolnikov devine puțin entuziasmat, dar apoi se întinde înapoi, ascultând mai departe. Citez. dă voie tu, cum îți explici întreaga întâmplare? Cum îți explici găsirea cerceilor, dacă într-adevăr i-a găsit așa, după cum spune? Cum îmi explic? Dar ce să-mi explic, e clar, cel puțin calea pe care trebuie urmată în anchetarea cazului este clară și dovedită. Și tocmai cutiuța o confirmă. Adevăratul ucigaș a pierdut acest cercei. În vreme ce Co și Pestreacov băteau la ușă, ucigașul era sus, închis înăuntru. Co a făcut prostia să se ducă jos, atunci ucigașul a tulit o din locuință și a alergat jos, fiindcă nu avea altă ieșire. Pe scară s-a ascuns de co, peste Acov și portar, în apartamentul gol. Tocmai în clipa când Dimitri și Micolai se fugăreau pe afară. A stat în dosul ușii, în vreme ce portarul și ceilalți urcau sus a așteptat să se stingă zgomotul pașilor și a coborât cât se poate de liniștit, tocmai când Dimitri și Nicolae fugiseră în stradă, lumea se împrăștiase și în gang nu mai rămăsese nimeni. Chiar dacă l-a văzut cineva, nu i-a dat nicio atenție, câtă lume nu mișună pe acolo. Cât despre cutiuță, a scăpat-o din buzunar în timp ce sta ascuns uh, după ușă și nu a băgat de seamă că a scăpat-o, pentru că atunci avea alte griji mai mari. Cutiuța însă dovedește clar că ucigașul s-a ascuns acolo. Și asta e tot. Ingenios, nu, frate, e prea ingenios. A, a, asta e mai ingenios ca toate. Dar de ce? De ce? Fiindcă prea se îmbină toate. Se îmbină, se potrivesc ca la teatru. Da, exclamă Razumâhin, dar în clipa aceea ușa se deschise și intră în odaie un om safir pe care niciunul dintre cei de față nu-l cunoștea. Capitolul 5 Străinul misterios este puțin înțepenit, nu mai este tânăr și pare uimit că s-a trezit într-o cămăruță atât de urâtă. El întreabă de Rodion Romanovici Raskolnikov, student sau fost student. Razumăhin arată spre canapea. Este Lujin, logodnicul Duniei. Se prezintă lui Raskolnikov care se uită la el în gol. Lujin spune că a crezut că Raskolnikov va ști despre el dintr-o scrisoare. Razomăhin căscând îl invită pe Lujin și îi spune că Raskolnikov a fost bolnav în ultimele 5 zile și a leșinat de 3 ori cel puțin. Găsind un loc unde să stea în camera aglomerată, Lujin aduce din nou în discuție scrisoarea. Știu, știu îi spune Raskolnikov. Deci ești logodnicul. Știu și asta e de ajuns. Și apoi se uită la Lujin cu atenție. Raskolnikov îi admiră hainele, inclusiv mânușile violet deschis și cravata cu dungi roz. El crede că arată destul de bine. Evident că și-a cumpărat haine noi pentru a o impresiona pe Dunia și are o barbă frumoasă, o coafură drăguță. Arată mai tânăr de 45 de ani. În ciuda aspectului său frumos, ceva nu este în regulă. Citez. După ce îl studie în voie pe domnul Lujin, Raskolnikov zâmbi sarcastic, se lăsă pe pernă și, -și a ținit din nou privirile în Bagdadie. Dar domnul Lujin se stăpâni, părea hotărât să nu dea deocamdată nicio atenție acestor ciudățenii. Îmi pare foarte, foarte rău că, că, vă găsesc în această stare, începui el ca să curme tăcerea. Dacă aș fi știut că sunteți bolnav, aș fi venit mai curând, dar știți treburile. Afară de asta, în legătură cu activitatea mea de avocat, am la curtea de casație un proces de mare importanță, fără să mai vorbesc despre acele griji pe care le bănuiți de sigur și dumneavoastră. Aștept din clipă în clipă sosirea măicuței și a surioarei dumneavoastră. Raskolnikov făcuse o mișcare de parcă ar fi vrut să spună ceva. Pe fața lui se citea o oarecare emoție. Piotr Petrovici se întrerupse, așteptăm, dar, văzând că Raskolnikov tace, urmă. Da, din clipă în clipă, le-am găsit și o locuință unde să stea până în un alta. Unde? întrebă cu voce slabă Raskolnikov. Foarte aproape de aici, în casa lui Bacaleev. Da, e pe Voznesenski, îl întrerupse Raskolnikov în hindu. Două etaje de camere mobilate, le ține negustorul lușin. Am fost pe acolo. Da, da, camere mobilate. O porcărie nemaipomenită, murdărie, putoare, o casă rău famată. S-au petrecut în ea diverse chestii urâte. Dracu știe cine locuiește acolo. Am fost în casa aceea cu ocazia unei afaceri scandaloase. De altfel, odăile sunt destul de ieftine. Fiind de puțină vreme în oraș, n-am putut fi firește avea atâtea informații. Obiect înțepat Piotr Petrovici. Sunt două odăițe cât se poate de curate și pe urmă nu le-am închiriat decât pentru scurtă vreme. Am și găsit o locuință adevărată, adică viitoarea noastră locuință, se el spre Raskolnikov. O punem la punct acum, eu deocamdată stau tot într-o doiță mobilată, la doi pași de aici, la doamna Lipeveșne, în apartamentul unui tânăr prieten, Andrei Semionovici Lebeziatnikov, chiar el mi-a indicat casa lui Bacaleev. Când Raskolnikov se emoționează de numele lui Lujin, îl întreabă dacă îl cunoaște. Raskolnikov spune da, apoi nu. Andrei Semionovici, nu știu dacă mai țineți minte, este omul care uh, a bătut-o pe soția lui Marmeladov și din cauza căreia Sonia a ajuns prostituată. Lui Lugin îi place, așa cum am auzit în scrisoare, să privească lucrurile din perspectiva generației tinere, care este sensibilă și realistă. Razumăhin spune că nu, generația tânără nu are deloc sens. Lujin își apără declarațiile spunând că progresul incontestabil a fost făcut, că există mai puține prejudecăți în aceste zile. El spune că pe vremuri oamenii credeau că o persoană trebuie să aibă grijă de vecinii săi, așa că nimeni nu avea nimic. Dar dacă fiecare persoană are grijă de sine, toată lumea va avea destul. Vă dați seama că asta e versiunea simplificată. În carte, ideea este mult mai uh, elaborată. Uh, Razum spune că nu este suficient de deștept pentru a-l urmări și îl roagă pe Lujin să se oprească, spunând că înțelege că Lujin încearcă să facă o impresie bună, bla bla, dar că este suficient. În timp ce Lujin este pe care să plece, Zosimov și Razum își reîncep sesiunea de detectivi amatori. Ei sunt de acord că ucigașul a fost un client. Clienții amanetului sunt chestionați. Acest lucru stârnește iar interesul lui Raskolnikov, dar uh, Razumihin îi taie repede interesul. Citez. Îi interoghează pe cei care au amanetat ceva? Întreabă tare Raskolnikov. Da, și? Uh, nimic. De unde ea? întrebă Zosimov. Pe unii i-a numit Co, numele altora era scris pe hârtia care învelea obiectele, alții au venit singuri când au aflat. Ce canalie îndemânatică cu experiență trebuie să fie ucigașul? Ce îndrăzneală! Tocmai asta nu e adevărat, îl întrerupse Razumihin. Tocmai părerea asta vă încurcă pe toți, iar eu vă spun că este un om neîndemânatic, fără nicio experiență și care probabil este la primul său pas. Dacă presupunem că avem de-a face cu o canalie de bace calculată, toată povestea devine neverosimilă. Dacă presupunem însă că e vorba de un ageamiu în materie, atunci vedem că numai întâmplarea l-a scos din buclu. Și ce nu e în stare să facă întâmplarea? Când te gândești că poate nici n-a prevăzut vreo piedică și cum a condus întreaga afacere, a luat obiecte în valoare de 10-20 de ruble și a umplut buzunarele, a răscolit lădița babei, boarfele, iar în scrin, în sertarul de sus, într-o cutie, s-au găsit mai bine de 1500 de ruble bani curați, în afară de biletele de la bancă. Nu s-a priceput nici măcar să jefuiască, nu s-a priceput decât să ucidă. A fost primul lui pas, ce o spun eu, primul lui pas. S-a pierdut cu firea și întâmplarea l-a salvat. Lujin a auzit și el de crimă. El crede că dacă ucigașul era un client, era unul bogat, potrivit lui, oamenii săraci nu au ce să amaneteze. Acum Raskolnikov intervine. El spune că crima este de fapt teoria lui Lujin pusă în practică. Aceea că dacă fiecare persoană se gândește numai la sine, atunci înseamnă că și crima este permisă. Lujin îi spune că el vorbea doar de teoria economică, care potrivit lui nu are nicio legătură cu crima. Raskolnikov îl întreabă pe Lujin dacă chiar a spus că vrea să se căsătorească cu o fată săracă, astfel încât să fie total dependentă de el. Lujin neagă că asta a vrut să spună, apoi o acuză pe mama lui Raskolnikov că a încurcat vorbele. Citez. Și ceva? sări Raskolnikov ridicându-se într-un cot pe pernă și privindu-l cu ochi scăpărători. Și ceva? Ce anume? Lujin se opri și așteptă cu un aer jignit și sfidător. Tăcerea ținu câteva clipe. Uite ce este. Dacă dumneata ți mai permiți vreodată să spui măcar un cuvânt despre mama mea, te arunc pe scară. ce cu tine? strigă Razumăhin. A, da, așa stau lucrurile? lujind pălii și își buza. Ascultați, domnul meu, ce am să vă spun, începu el rar, stăpânindu-se din răsputeri și Chiara Chiar adineauri, de la primul pas pe care l-am făcut în odaia aceasta, mi-am dat seama de ostilitatea dumneavoastră, dar am rămas anume ca să aflu mai mult. Aș fi putut ierta multe unui om bolnav, unui om care mi este rudă, dar acum n-am să pot niciodată să vă... Nu sunt bolnav, strigă Raskolnikov cu atât mai mult. Du-te la dracu! Dar Lujin părăsea acum încăperea, fără să-i sprăvească ce avea de spus, strecurându-se din nou între masă și scaun. De data aceasta, Razomâhin se sculă să-i facă loc. Fără să privească pe vreunul dintre ei, să-l salute măcar pe Zosimov, care îi tot făcea semnă să-l lase pe bolnav în pace, Lujin ieși ținându-și cu grijă pălăria la nivelul umărului, în clipa când se apleca să treacă pragul. Până și felul în care își mlădie spinarea cu acest prilej, vedea clar că fusese jignit de moarte. Dar cum se poate, cum se poate să te porți astfel? Întrebă Razumâhin dând din cap nedumerit. Lăsați-mă, lăsați-mă cu toții, strigă cu de mânie Raskolnikov. O să mă lăsați în pace călăilor? Nu mă tem de voi, acum nu mă mai tem de nimeni, de nimic. Cărați-vă de aici, vreau să rămân singur. Așa că Razumâhin pleacă, dar constată că singurul lucru care îl interesează pe Raskolnikov este crimă. Razumâhin va petrece timpul cu Pașenca și o va folosi pe Nastasia pentru a-l spiona pe Raskolnikov. Apropo de Nastasia, iată-o acum venind cu Ceai. Raskolnikov se plânge că este obosit și trebuie să fie singur, așa că ea pleacă. Citez: Da, Dracula a dus tocmai acum, s-ar putea să fi stricat tot, dar tu ai observat că este indiferent la toate, tace orice îi spune, în afară de un singur lucru care îl scoate din sărite, asasinatul acela. Da, da, îi razul razumăhin. Am observat că se poate de bine. Îl interesează, îl sperie. L-au speriat în ziua când s-a îmbolnăvit în biroul comisarului de poliție. A leșinat acolo, am auzit. Ai să-mi povestești am de seara cum s-au petrecut lucrurile și după aceea am să-ți spun și eu ce cred. Mă interesează foarte mult. Am să mai trec peste o jumătate de oră să-l văd, de altfel nu o să facă congestie. Îți mulțumesc. Eu în vremea asta am să stau la Pașenca și am să-l țin sub observație prin intermediul Anastasiei. După plecarea lor, Raskolnikov se uită nerăbdător și supărat la Anastasia. Femeia nu se grăbea să plece. Vrei un ceai? Îl întrebă dânsa. Mai târziu. Acum vreau să dorm. Lasă-mă cu o mișcare spasmodică se răsuci la perete. Nastasia ieși din odai. Capitolul 6 în cele din urmă, singur, Raskolnikov sare în picioare și se îmbracă cu câteva din hainele sale noi. Simțindu-se liniștit dintr-o dată, ia banii și apoi iese neobservat în stradă. Vrea să mărturisească astăzi. Rătăcind fără scop, se trezește la palatul de cristal, care are un soi de restaurant, decide să nu bea și să angajeze o prostituată și ajunge într-un alt restaurant. Unii bărbați beau șampanie. Crede că îl vede pe Zametov, funcționar de poliție, dar nu este sigur. Raskolnikov comandă ceai și cere ziare din ultimele cinci zile. Scanează hârtiile și găsește veștile pe care le caut. Exact când Zametov apare la masa lui. Raskolnikov este entuziasmat și vorbește cu Zametov. Îi mulțumește că i-a găsit ciorapul când era bolnav. El vorbește de asemenea despre detaliile anchetei despre care i-a auzit discutând pe Razumihin și Zosimov. Zametov crede că Raskolnikov se comportă ciudat și ar trebui să fie încămpat. Apoi Raskolnikov se joacă cu detectivul spunându-i că vrea să mărturisească sau mai degrabă să dea o declarație. Citez. Raskolnikov îl privi ciudat și același zâmbet ironic îi strâmbă buzele. Nu, n-am citit despre incendii, repete el făcându-i cu ochiul. Mărturisește, dragă tinere, că mor de curiozitate să afli ce citeam. De fel, am întrebat și eu într-o doară. Nu e voie? De ce o tot... Ascultă, dumneata și un om cult. Cunoști literatura, nu-i așa? Am cinci clase de liceu, răspunse Zametov cu demnitate. Cinci clase? Auzi ce boboc! Cu cărare, cu inele, un om bogat. Vai, da ce arătos este! Și Rascolnikov îi râse nervos drept în nas. Zametov se dădu apoi dacă nu jignit, în tot cazul foarte mirat. Ce ciudat ești, repetă el foarte serios. Părerea mea este că dumneata mai delirezi încă. Delirez? Glumești, bobocule. Va să zic că sunt uh, ciudat. Și ești curios, nu-i așa? Ești curios. Foarte. Să-ți spun atunci ce citeam, ce căutam. Iată, uite ce maldă de ziare am comandat. Asta dă de gândit, nu? Hai, spune. Ești numai ochi și urechi? Numai ochi și urechi? Cum adică? Am să-ți spun mai pe urmă. Iar acum, dragul meu, îți declar. Nu, nu, mai degrabă. Mărturisesc. Nu, no, nici asta. Eu declar și dumneata, înregistrezi. Așa e bine. Și așa, declar că citeam. Eram curios să citesc. Căutam. o închise ochii pe jumătate și așteptă o clipă. Așadar, căutam. În acest scop am venit aici. Tot ce scrie despre asasinatul bătrânei văduve de arhivar rosti el în sfârșit în șapte, apropiindu-și cât mai mult obrazul de cel al lui Zametov. Zametov îl privea țintă fără să facă vreo mișcare, fără să-și depărteze obrazul. Ceea ce-i părut ciudat mai târziu lui Zametov e că un minut întreg s-au privit astfel unul pe altul, fără o vorbă în tăcere. Ei și ce dacă citeai despre asasinat?" strigă el deodată, nedumerit și enervat de purtările ciudate. Ce-mi pasă mie, ce importanță are?" E vorba de bătrâna aceea, urmă Raskolnikov tot în șoaptă fără să tresară la exclamația lui Zametov. De bătrâna aceea despre care s-a vorbit atunci la birou, îți amintești când am leșinat? Eh? Acum pricepi? Dar ce cu asta? Ce să pricep? întrebă Zametov aproape speriat. Obrazul grav și nemișcat al lui Raskolnikov își schimbă deodată expresia și același râs nervos de a dinea o în apraznic, de parcă n-ar fi fost în stare să-l stăpânească. În aceeași clipă și-a dus aminte, cu o limpezime extraordinară de acel moment dintr-un trecut apropiat, când stătuse după ușa bătrânei cu toporul în mână. Zăvorul săltă, Co și celălalt se certau și încercau să intre cu tot din adinsul, iar lui îi venise pofta să le strige ceva, să-i înjure, să-și bate joc de ei, să-i zădărească și să râdă, să râdă cu hohote. Ești sau nebun sau... Începu Zametov și se opri deodată sub imperiul unui gând ce-i fulgerase pe neașteptate prin minte. Sau... Sau ce? Hai, hai, spune, spune. Nimic, se oțără Zametov. Toate astea sunt fleacuri. Tecura amândoi. După accesul neașteptat de războlnăvicios, Raskolnikov se întunecă deodată și căzu pe gânduri. Își sprijini coatele de masă și își lăsă capul în palme. Părea că uitase cu desăvârșire de Zametov. Tăcerea ținut destul de mult. Zametov aduce în discuție recentă arestarea unei bande de tineri falsificatori. Au fost prinși când unul dintre membrii a acționat suspicios în timp ce încerca să schimbe niște facturi false într-o bancă. Raskolnikov spune că acești falsificatori nu sunt criminali. Sunt doar niște copii care devin nervoși în mod natural. Apoi el descrie cum ar fi procedat el, cul cool și adunat și responsabil. Sigur că da. Apropo, Raskolnikov tot simte nevoia de a scoate limba la detectiv în tot timpul ăsta. Detectivul nu-l crede. El îi spune că Raskolnikov probabil ar fi nervos. El folosește de exemplu bărbatului care a ucis la amanet. Tipul acela a devenit atât de nervos încât nici măcar nu a jefuit locul cum trebuie. Iritat, Raskolnikov îl jocorește pe detectiv, întrebând de ce criminalul este încă în libertate. Zametul spune să stea liniștit că el cu siguranță îl va prinde pe criminal. Raskolnikov spune că dacă el ar fi ucigașul, ar lua bunurile furate, le-ar ascunde sub o stâncă mare și nu le-ar scoate până când poliția ar fi uitat de caz. Acest lucru îl supără pe Zametov. Apoi Raskolnikov îi spune, și dacă eu am ucis-o pe bătrână și pe Lizaveta? Zametov îl întreabă dacă vorbește serios. Raskolnikov îi cere să recunoască că a crezut doar pentru un minut că el a făcut-o. Zametov spune că nu a făcut-o și vrea să știe de ce Raskolnikov se joacă cu el. Citez. Zametov îl privi buimac. Obrazul îi se făcuse alb ca fața de masă. Gura îi se strâmbă într-un zâmbet. E posibil, oare rostie el abia auzit. Raskolnikov îl privi furios. Mărturisește, erai gata să o crezi, nu-i așa? Nu-i așa? Deloc. Acum mai puțin ca oricând aș crede una ca asta, se grăbi să răspundă Zametov. Te-am prins. În sfârșit am prins bobocul. Prin urmare ai crezut înainte, dacă acum mai puțin ca oricând ai crede una ca asta." Nu, 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 deloc!" exclamă Zametov, vădit tulburat. Dumneata, ai încercat să mă sperii ca să mă aduci la asta." Prin urmare nu crezi?" Atunci despre ce ați vorbit când am plecat atunci de la secție?" De ce m-a interogat locotenentul de... când m-am trezit din leșin?" Hei tu, strigă el chelnerului, scurându-se și rându-și șapca, cât am de plată? Treizeci de copeici cu totul, răspunde acesta venind în grabă. Poftim încă douăzeci baxiși. Ia te uite-o ce de bani, zise el întânzându-i lui Zametov mâna tremurândă, plină cu bani. Uite, roșii, albastre, douăzeci și cinci de ruble, dar de unde, de unde haine noi? Doar știi și dumneata că n-am avut o lețcaie. Doar a interogat-o de bună seamă pe gazda mea, hai de ajunge, la revedere, la o revedere mai plăcută. Zametov pare convins de ceva, fie de nevinovăția sau vinovăția lui Raskolnikov, nu știm încă, și mai crede că Ilia este un idiot pentru că a gândit contrariul. Raskolnikov aproape îl lovește pe Razumihin când iese din restaurant. Toată lumea a fost îngrijorată de starea lui. Raskolnikov spune că trebuie să fie singur, iar Razumihin amenință că îl va ridica și îl va duce acasă. Acesta îi spune că nu are nevoie de mila lui ofensat, Razumihin îl insultă, îl face prost, apoi îl invită la petrecerea lui, la care Raskolnikov spune că nu va participa. Razumihin insistă că el va veni, că oamenii nu pot ști dinainte ce vor face. Apoi îl întreabă despre întâlnirea sa cu Zametov, dar refuză să-i răspundă și în cele din urmă scapă de el. Se duce la un pod și se uită la apă. Brusc, o femeie sare într-o tentativă de sinucidere. Ea este salvată de un sergent de stradă, iar Raskolnikov merge mai departe. Citez. Raskolnikov urmărea scena cu o senzație ciudată de nepăsare și răceală. Simți că îi se face greață. Nu, nu, e descuzător, apa, nu, 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 nu pot. Mormăi el printre dinți, n-are să iasă nimic, adăugă el, n-am ce aștepta. Secție? De ce Zametov nu este la secție? Secția e deschisă la ora 10. Se întoarse cu spatele la balustradă și își roti privirile împrejur. Ei și poate n-ar fi rău, hotărâi el urnindu-se din loc și pornind înspre secție. Inima îi era pustie și surdă la toate. Nu voia să se gândească, nu mai simțea nici anxietate, nu mai avea nici urmă din energia de adineauri când plecase de acasă hotărât să sfârșească cu toate. O apatie totală le luase locul și asta ar fi o ieșire, se gândea el, mergând încet, apatic, pe chielul canalului. Oricum, toate ar lua sfârșit pentru că așa vreau eu. Dar este oare într-adevăr o ieșire? Ah, ce-mi pasă! Un metru de spațiu tot voi avea. dar ce sfârșit? Să fie într-adevăr sfârșitul? am să mărturisesc sau n-am să mărturisesc? Ha, dragi, sunt obosit de, nu mai pot, aș vrea să mă culc sau să mă așez undeva cât mai repede. Ce este mai rușinos este tâmpenia lucrului, dar nu-mi pasă. Doamne, câte prostii îmi trec prin minte. Ca să ajungă la secție, trebuia să meargă drept înainte și să cotească după a doua stradă la stânga. Era la doi pași. Dar, ajuns la primul colț, el se opri, se gândi puțin și intră în ulicioară ca să facă un ocol de două străzi. Poate că o făcuse fără niciun scop sau poate ca să lungească cu un minut drumul și să câștige timp. Mergea cu privirile în pământ. Deodată îi se păru că cineva îi șoptește ceva la ureche. Ridică ochii și văzu că se afla în dreptul casei aceleia în fața gangului. Ajuns acolo, el nu poate rezista să nu intre. A fost renovat și remodelat, deși se aștepta să fie cumva exact la fel ca atunci când l-a lăsat cu bălți de sânge peste tot. Sunt muncitori acolo și el face o scenă cu ei spunând că vrea să închirieze locul și îi întreabă dacă au reușit să ascundă toate petele de sânge. Ei cred că e nebun și Raskolnikov încearcă să-i determine să meargă cu el la secția de poliție. Se plâng portarului care îl dă afară. Citez. Și apucându-l pe Raskolnikov de umăr, îl împinse în stradă. Raskolnikov se potigni, era cât pe ce să cadă, dar își restabili repede echilibru. Se uită tăcut la cei din față și își văzut de drum. Ciudat om, zise lucrătorul. Tare ciudată lumea de astăzi, îi ținu sonul Baba. Trebuia să o duceți la secție, adăugă Târgovețul. Ce să ne mai încurcăm cu el, hotărâ portarul cel voinic. Un derbedeu. Caută pe dracu. Dar dacă te potrivești la el, pe urmă nu mai scapi. Îi cunosc eu pe derbedei ăștia. Așadar să mă duc sau să nu mă duc. Se gândea Rascolnikov, oprindu-se în mijlocul străzii la răscruce și privind de jur împrejur ca și cum ar fi așteptat de la cineva un sfat. Dar nimeni nu-i răspunse. Totul era mut și mort ca pietrele pe care călca Mort pentru el, numai pentru el. Deodată, undeva departe, poate la 200 de pași, în capătul celălalt al străzii, în întunericul care se îndesa, desluși o mulțime de oameni, larmă, strigăte, înconjurată de mulțime, era o caleașcă oprită. O luminiță licării pe la mijlocul străzii. Ce să fie? Raskolnikov coti la dreapta și se îndreptă spre mulțimea aceea. Părea că vrea să se agațe de orice și acest lucru îl făcu să zâmbească ironic, fiindcă era ferm hotărât să se ducă la secție și știa sigur că în curând totul se va sfârși. Întors pe stradă, observă ceva zarbă în depărtare. El este sigur acum. Se duce la secția de poliție. Capitolul 7 Raskolnikov se apropie de locul larmei. Un om beat a fost lovit de o trăsură de cai foarte elegantă. Raskolnikov vede că bărbatul beat este Marmeladov. Uh, Raskolnikov încearcă să convingă un polițist că Marmeladov ar trebui dus la casa lui despre care știe că este în apropiere. El susține că acesta va muri înainte de a-l duce la spital. Raskolnikov și alți câțiva bărbați ajută la transportatul bărbatului rănit uh, acasă. Între timp, soția lui Marmeladov, Caterina Ivanovna, este acasă, vorbește cu fica ei de 10 ani, Polenca, și își pregătește fiul și fica mai mică de culcare. Caterina este bolnavă și tușește îngrozitor. Îi povestește lui Polenca despre vremurile bune când erau bani și speranță. Intră Raskolnikov și echipajul care îl așează pe Marmeladov, însângerat și leșinat pe canapea. Raskolnikov îi spune Caterinei că un medic este pe drum. Ea începe să șteargă cu dragoste fruntea soțului ei cu o cârpă umedă și o trimite pe Polenca să o aducă pe Sonie. Apoi ordonă mulțimii să iasă din casa ei ceea ce aceștia și fac. Intră proprietara și îi spune Caterinei să-l scoată pe muribund din casa ei și să-l ducă la spital. Ia o dă afară, Marmeladov își recapătă cunoștință, iar Caterina își dă seama că pieptul lui este zdrobit și că în curând va muri. Muribundul cere un preot, iar ea îi spune că preotul este pe drum. Marmeladov își fixează apoi ochii pe fetița lui cea mică, Lida, care este desculță și aproape goală, deoarece Caterina trebuie să spele hainele copilului. Marmeladov se plânge că copilul nu poartă pantofi sau haine, iar Caterina îi reamintește că este pentru că le bea toți bani. Intră medicul, care îl examinează pe Marmeladov și le spune că va muri în orice clipă. Intră preotul care ascultă mărturisirea lui Marmeladov, care este indescifrabilă, în timp ce Caterina și cei doi micuți ai ei se roagă. Polenca se întoarce cu Sonia, care are hainele zrențuite, dar fanteziste, identificându-o ca o prostituată. Are o pană arzătoare de culoarea flăcării în pălăria ei. Sonia are vreo 18 ani, iar sub pălărie, fața ei este slabă și speriată are ochii albaștri frumoși. Ea intră ezitând în cameră. După ce și-a făcut treaba, preotul încearcă să o consoleze pe soție. Nu există nici o mângâiere, spune ea. Soțul ei era un bețiv, în fiecare zi îi aducea mai aproape de azilul săracilor, iar acum el este pe cale să moară. Mai are trei copii de îngrijit și nu are niciun ban. Preotul este șocat de sinceritatea ei și o îndeamnă să-și ierte soțul. Ea spune că a făcut-o, dar nu iertarea este problema aici. Caterina are o criză de tuse și scuipă sânge. Marmeladov o urmărește și încearcă să vorbească cu ea. Ea îl liniștește. O observă pe Sonia, care ei este rușine de faptul că este evident o prostituată și, prin urmare, se abține să se ducă lângă tatăl ei. Văzându-o, Marmeladov devine foarte entuziasmat și cere iertare. Încearcă să se ridice, dar cade de pe canapea. Sonia se lepe spre el, iar el moare în brațele ei. Citez. Caterina Ivanovna, începui el, săptămâna trecută răpăsatul mi-a povestit întreaga lui viață, și toate împrejurările. Țin să vă asigur că a vorbit despre dumneavoastră cu cea mai mare admirație și respect. Din seara aceea când am aflat ce de v-a fost tuturora și mai ales cât v-a iubit și v-a stimat pe dumneavoastră Caterina Ivanovna, cu toată slăbiciunea lui nenorocită pentru băutură, din seara aceea am fost prieteni. Permiteți-mi acum, spune Raskolnikov, să contribui la ultima datorie față de răposatul meu, prieten. Aici, aici sunt 20 de ruble, așa mi se pare, și dacă ele vă pot fi de folos, atunci eu într-un cuvânt am să vin la, pe la dumneavoastră, am să vin negreșit, poate chiar mâine. Rămâneți cu bine. Și ieși grăbit din odaie. Își croi cât mai uite drum prin mulțime și ajunse pe scară, dar aici se ciocni deodată în față în față cu Nicodim Fomici, care, aflând despre accident, venea să dea dispoziții personale. De la scena petrecută la secție, ei nu se văzuseră. Nicodim Fomici îl recunoscu numai decât. Dumneata? întrebă el. A murit, răspunse Raskolnikov. A fost medicul, preotul, totul în ordine. Nu tulburați prea mult pe biata femeie și așa e bolnavă de piept. Îmbărbătați-o dacă puteți. Sunteți un om bun, știu, adăugă el cu un zâmbet privindul drept în ochi. Dar te-ai pătat cu sânge, zise Nicodim Fomici, observând câteva pete proaspete pe ca lui. Da, m-am pătat. Sunt plin de sânge. Repetă acesta cu un aer ciudat, apoi zâmbi din nou, dădu din cap și început să coboare scala. Cobora încet, fără grab, Scutura de frigul și fără să-și dea seama stăpânit de o singură senzație nouă, coprișitoare, senzația de revenire bruscă la viață o viață ce pulsează în el intens și puternic, ceva asemănător cu ce ar simți un condamnat la moarte căruia îi se anunță deodată grațierea. Înainte să ajungă la ieșire, Polenca vine în fugă în spatele lui. Evident, foarte fericită că vorbește cu el, îi spune că Sonia a trimis-o să-i afle numele și adresa. El o întreabă dacă o iubește pe Sonia, iar fata îi spune, o iubesc mai mult decât pe oricine. Raskolnikov o întreabă dacă ar putea să-l iubească și pe el. Ea îi răspunde oferindu-i o îmbrățișare și plângând. Îi spune că este tristă pentru ceea ce s-a întâmplat cu tatăl ei. El îi spune că îl cheamă Rodion. Polenca îl îmbrățișează din nou, îi dă adresa lui și apoi pleacă. Polenca este fericită. Acum Raskolnikov este din nou lângă pod, chiar acolo unde femeia încercase să se sinucidă mai devreme în acea zi. El decide că viața lui nu s-a terminat, că a terminat de trăit într-un mod atât de înfiorător și că de aici încolo va fi puternic și va trăi din nou în lume nu mai este bolnav și este plin de mândrie și încredere în sine. Deoarece casa lui Razumihin este aproape, Raskolnikov decide că va merge la petrecere doar pentru o secundă. La Razumihin, Raskolnikov îi spune că a venit doar să-i spună că Razumihin a avut dreptate oamenii nu își pot prezice propriile acțiuni. Doctorul spune că Raskolnikov trebuie să se întoarcă în pat și că Razumihin ar trebui să-l conducă acasă. Îi dă lui Raskolnikov câteva medicamente pe loc și câteva pentru a le lua acasă mai târziu. În timp ce merg, Razumihin mărturisește că Zosimov crede că Raskolnikov și-a pierdut mințile și că l-a trimis pe el să încerce să obțină informații de la el. Zosimov este foarte interesat de sănătatea lui mentală. Raskolnikov îl întreabă de ce crede ei că e nebun. Razumihin răspunde că are mult de a face cu conversația anterioară a lui cu Zametov, care a fost la petrecere. Zametov a povestit tuturor despre cum a leșinat Raskolnikov la secția de poliție când a fost menționată crimă. Se pare că Porfirii, detectivul, vrea acum să vorbească cu Raskolnikov. Raskolnikov spune că a leșinat pentru că locul tocmai era vopsit și mirosul i-a făcut rău. Uh, prietenul lui crede că jocul lui Raskolnikov cu Zametov a fost genial și nu va ajuta decât să încurajeze ancheta. Și ar fi dorit să fi fost acolo să-i vadă. El îi spune lui Raskolnikov să nu-și facă griji pentru Zosimov și Zametov. Uh, Raskolnikov îi spune, nu foarte clar, despre recenta sa întâlnire cu Marmeladov și familia sa. Spune că a fost sărutat de cineva căria nu i-ar păsa chiar dacă ar fi un criminal și că a văzut și pe altcineva, pe cineva cu o pană de culoare flăcării. El devine din ce în ce mai slăbit pe măsură ce se apropie de casa lui. Vede că o lumină este aprinsă în camera lui și se enervează. Citez. Raskolnikov puse mâna pe clanță, deschise la ușa și rămase împietrit în prag. Pe divan stăteau mama și sora lui. De un ceas și jumătate erau acolo. Cum se face că nu se așteptase deloc la așa ceva? Cum de nu se gândise deloc la ele când în ziua aceea, pentru a doua oară, îi fusese anunțată venirea lor, când le știa pe drum gata să sosească. În această oră și jumătate, ele au despus susără amănunțit pe Nastasia, care sta în picioare în fața lor, și le înșirat tot ce știa. Nu și mai reveneau din spaima, aflând că fugi se bolnau și după cum reieșea din spusele femei, delirând. Doamne, ce-o fi cu el? plângeau amândouă și prin ce suferințe neînchipuite trecuseră în această oră și jumătate. Un strigăt plin de bucurie îl întâmpină în prag. Cele două femei se repreziră la el, dar el rămase stane de piatră, ca la lumina unui fulger își dădu seama de realitate. Nu mai putea nici să le întindă în brațele, ca să le strângă la pieptul lui. Mama și sora lui îl îmbrățișau, îl sărutau, râdeau, plângeau. El făcu un pas, se clătină și se prăbuși în nesimțire pe podea. Panică, țipete de groază, suspine. Razomăhin care rămăsese în prag, de buza înăuntru, l-a pe bolnav în brațele lui vânjoase și îl culcă într-o clipită pe divan. Nu-i nimic, nu-i nimic, strigă el mamei și surorii. Nu-i decât un leșin fără nicio gravitate. Chiar acum mi-a spus doctorul că este mult mai bine, că este chiar sănătos apă. Iacă, vedeți, a început să-și vină în fire. Uitați-vă, uitați-vă la el că -și revine. Și apucându-o de mână pe Dunica, o scutura aproape să-i scoată brațul din încheitură și o sili să se aplece ca să vadă că își revine. Mama și sora îl priveau pe Razumâhin cu un și recunoștință, socotindu-l o adevărată providență. Aflaseră de acest tânăr îndatoritor, cum îl numea în aceeași seară într-o discuție intimă cu Dunia, însăși Pulheria Alexandrovna Raskolnikova. Partea a treia, capitolul 1 Raskolnikov își revine și se ridică Este slăbit, îi face semn lui Razumihin să oprească pe mama lui Pulcheria Alexandrovna să țâșnească peste el Le ține de mâini pe amândouă și se uită la mama lui Ea se sperie pentru că fiul ei pare atât de intens emoțional încât este aproape de nebunie Pulcheria începe să plângă Sora lui Raskolnikov, Avdotia Romanovna, Dunia, cum îi se spune, începe să tremure și ea puțin Raskolnikov, slăbit, le cere mamei și surorii sale să-l lase pe Razumihin să le ducă în camerele lor, în clădirea unde au camerele închiriate. Mama lui spune, în niciun caz, trebuie să stau cu copilul meu, nu mă tortura, îi spune el. Razumăhin intervine spunând că va avea grijă de Raskolnikov și că unchiul său poate avea grijă de doamne. Raskolnikov le roagă din nou să plece. Dunia, Razumăhin și Pulcheria decid să iasă în hol pentru a discuta problema. Raskolnikov îi oprește, dorind să știe dacă au apucat să-l vadă pe Lujin. Nu a auzit că el și Raskolnikov s-au întâlnit mai devreme. Raskolnikov confirmă și îi spune lui Dunia că l-a dat dracului și că a amenințat că l-aruncă pe scări. Îi spune că nu o va lăsa să se căsătorească cu Lujin. Citez. Avdotia Romanovna, cu ochii ațintiți asupra fratelui ei, aștepta să le explice. Știau de la Anastasia despre cearta care avusese loc în ziua aceea, atât cât putuseră să înțeleagă din felul ei încurcat de a povesti și erau amândouă chinuite de nedumerire. Dunia urmă cu greu Raskolnikov. Nu vreau să te măriți cu dânsul și de aceea trebuie chiar mâine. Primul lucru, să rupi orice legătură cu omul acesta și să nu mai aude el. Doamne Dumnezeule, exclamă pulheria Alexandrovna. Frate, gândește te la ce spui începu cu aprinderea Avdotia Romanovna, dar își lua seama. Poate că în clipa asta nu ești în stare să judeci, ești obosit, adăugă ea cu blândețe. Crezi că ai urez? Nu. No. Te măriți cu lușini pentru mine, dar eu nu vreau să-ți primez jerfa. așa că până mâine să-i scrii cât te-ai răzgândit, să-mi dai să citești și eu și gata. Dar nu pot să fac una ca asta, strigă fata supărată. Și apoi cu ce drept? Dunici, ca tu te aprinzi ușor, lasă, vedem noi mâine. Nu vezi, spuse mama speriată, repezindu-se să o potolească. Hai să plecăm, e mai bine să plecăm. Aiurează, strigă Razumăhin, mâhin, în încă de băutură, altfel nu și-ar permite. Mâine toate prostiile astea au să iasă din cap. Astăzi însă l-a dat afară cei drept și celălalt s-a înfuriat. Făcea borator, încerca să-și arate cunoștințele, dar a plecat cu coada între picioare. Prin urmare, este adevărat? exclamă pulheria Alexandrovna. Pe mâine, frate, zise cu duioșie Dunia, Hai să mergem, măicuță. Rămâi cu bine, Rodia. Auzi, surioară, repetă Raskolnikov, adunându-și ultimele puteri. Nu mai urez. Căsătoria asta este o ticăloșie. Eu sunt un ticălos, fie. Dar tu nu trebuie. Unul ajunge. Dar oricât de ticălos aș fi eu, dacă te măriți cu lujin, nu te mai socotesc drept sora mea. Sau eu, sau lujin. Și acum duceți-o. Razumăhin susține că femeile trebuie să plece acasă. Dunia nu poate sta în camerele oribile și periculoase pe care Lujin le-a luat pentru ele. Pulcheria spune că îi va cere proprietarei să-i lase să stea aici. Razumăhin spune că nu pot, pentru că proprietara va fi geloasă, și cine știe ce ar putea face. Ei stau chiar în fața ușii ei. Mâhin promite că Anastasia, slujnica, îl va urmări pe Raskolnikov în timp ce le duce acasă, apoi se va întoarce și îl va verifica și el pe Raskolnikov. El va raporta femeilor, va pune medicul să-l verifice și apoi îl va, duce pe, îl va aduce pe doctor la femei. După aceea va petrece noaptea în holul lui Raskolnikov. Dunia este influențată de argumentele sale. Spune că a căzut din rai, ceea ce îl încântă normal. Pulcheria se lasă mai greu. Pulcheria se întreabă dacă razul Mâhin va face cu adevărat ceea ce spune că va face. De parcă ar fi citit gândurile, el insistă că, deși ar putea fi beat ca un prost, se va trezi și își va îndeplini promisiunile. De asemenea, spune el, când oamenii îl deranjează prea mult pe Raskolnikov, el se strecoară și face lucruri ciudate. În consecință, doctorul și alții cred că ar putea fi nebun. Acum, el îl apără pe Raskolnikov și spune că acei oameni nu știu despre ce vorbesc. Dar oamenii pot spune orice vor, atâta timp cât nu copiază doar ceea ce spun alții. Dunia este de acord cu majoritatea spuselor lui, deși nu cu toate. Razomâhin se pune în genunchi și sărută mâinile. El declară că ea este minunată și că nu merită să fie în aceeași cameră cu ea. Ei ajung în uh, camerele în care urmează să stea femeile, uh, Razumăhin se plânge că Luji nu a obținut un loc mai bun și le lasă pe cele două femei în cameră, promițând că se va întoarce în curând. Dunia încearcă să-și consoleze mama, punând totul pe seama că Raskolnikov este bolnav. Se îmbrățișează și apoi așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă Razomâhin, uh, și nu sunt sigure că o va face. Dunia se plimbă adâncită în gânduri. Acum obținem o descriere lungă a cât de frumoasă este Dunia și a modului în care Razomâhin nu este doar atras de ea pentru că este bad. Citez. Firește, Razomâhin a prins de beție, era ridicul cu pasiunea lui fulgerătoare față de Avdotia Romanovna, dar dacă o priveai pe tânăra fată, mai ales acum când era tristă și gânditoare și se plimba prin o daie cu brațele încrucișate, mulți l-ar fi înțeles fără să pună acest lucru pe seama stării lui euforice. Avdotia Romanovna era uimitor de frumoasă înaltă, mlădioasă, o fire tare, sigură pe ea, ceea ce se simțea în fiecare gest al ei, fără să-i știrbească totuși grația și gingășia mișcărilor. La față semăna cu fratele ei, dar o puteai numi într-adevăr frumoasă. Avea părul blond închis, o nuanță totuși mai deschisă decât a lui, ochii aproape negri, strălucitori, mândri și în același timp, în unele clipe, extraordinar de blânzi. Era palidă, dar nu de o paloare bolnăvicioasă, îi strălucea obrazul de prospețime și sănătate. Gura era destul de mică, iar buza inferioară, proaspătă și roșie, ieșea puțin în afară, odată cu bărbia. Era singura trăsătură neregulată a acestui obraz perfect. O trăsătură care îi dădea o expresie deosebită, ceva hotărât și oarecum semeț. Fața aceasta era îndeopște mai curând gravă și vizătoare decât veselă. În schimb, ce farme căpăta când se însuflețea și râdea vesel, tinerește, deschis, era ușor de înțeles de deci ce era zumâhin, înflăcărat, sincer, naiv, cinstit, voinic ca un viteaz legendar și pe deasupra beat, el care nu văzuse niciodată nimic asemănător și a pierdut capul de la cea de întâi privire. Și apoi întâmplarea parcă nu făcuse ca el să o vadă pe Dunia tocmai în clipa când avea fața transfigurată de iubire pentru fratele ei și de bucuria revederii. Apoi văzuse cum îi tremura buza de indignare la porunca brutal, nerecunoscătoare și crudă a lui Rodea și nu se mai putuse împotrivi. Razumâhin se întoarce așa cum a promis și le spune că Raskolnikov doarme. Apoi se duce să-l aducă pe doctor și le asigură pe femei că se va întoarce în curând. Un pic mai târziu sosesc Razumahin și Zosimov. Doctorul le asigură că totul este bine și că Raskolnikov se va recupera. Când îl întreabă despre posibila lui nebunie, Zosimov le asigură că deși bolnavul are unele probleme psihologice, totul este ok și nu au de ce să-și facă griji. El îi avertizează să nu spună ceva ce ar putea irita pacientul. Când Zosimov și Razumihin revin pe stradă, doctorul comentează despre aspectul frumos al Duniei. Razumihin îl sperie puțin, spunându-i să nu mai vorbească niciodată despre Dunia. Zosimov este amuzat de faptul că amândoi sunt fermecați de ea. Razumihin spune că știe că Dunia nu și-ar dori niciodată un tip ca el, un biet fost student. Citez. Razumihin, foarte tulburat, rupse tăcerea. Ascultă, zise el, Ești un băiat de treabă, dar pe lângă o mulțime de alte cusururi ale tale, mai ești și una femeia. O știu prea bine. Și încă una afemeat ordinar. Da, ești ordinar. Ești aiurit, slab de înger și de prea mult răsfăț, nu-ți refuzi nimic și asta după mine este o ticăloșie. Fiindcă te duce de-a dreptul la ticăloșie. Te-ai răsfățat într-un așahal, că mărturisesc, nu pricep cum de izbutești să fii un medic bun și chiar plin de abnegație. Dormi pe puf și te scol noaptea din pat pentru un bolnav. Peste trei ani n-ai să te mai scoli pentru niciun bolnav. Da, la dracu, nu despre asta e vorba. Astă noapte dormi în apartamentul gazdei, abia am convins-o, iar eu în bucătărie. Oftim. ai ocazia să-i faci cunoștință mai îndeaproape. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu e ce crezi tu. Nici umbră, frățioare, dar nici nu m-am gândit la nimic. Aici, frățioare, e vorba numai de pudoare, discreție, sfială, o castitate fără pereche, e numai ofuri și ahuri și se topește ca ceara scapă de ea în numele tuturor dracilor din lume. Are o înfățișare foarte plăcută și am să te binecuvântez. Am să te binecuvântez. Zosimă vârâse și mai tare. Ia te uită cum s-a aprins și ce să fac cu ea? Te asigur că nu o să ai nicio bătaie de cap. Numai să îndrugi verzi și uscate, orice poftești, să stai lângă ea și să vorbești. Și apoi tu ești medic, tratează-o de mai știu eu ce boală. Îți jur că n-ai să regreți. Are pian, știi că mă pricep un pic să zdrângănez pe clape. Cunosc un cântec rusesc, mă scald în lacrimea mare. Îi plac cântecele adevărate și de la ce a început, iar tu, tu ești un virtuoz, un maestru, un Rubinstein. Te asigur că n-ai să regreți Dar tu ce? Ei promis ceva formal? Ei spus poate cu ei de nevastă? Ne nu, nimic, nim, nimic. Și apoi nu-i din alea. Ce barov a încercat să-i dea târcoale. Atunci părăsește-o. Nu se poate. Dar de ce? Nu știu, da? Nu se poate și gata. E ceva care te prinde, frățioare. Păi și atunci de ce ai mai încercat să o atragi? Dar nici n-am încercat, am fost poate atras chiar eu din prostie, iar ei poate nici nu-i pasă dacă sunt eu sau tu, numai să-i stea cineva alături și să ofteze. Aici, frățioare, nu știu ce să-ți explic, dar aici stai. Tu cunoști matematicile și te mai ocupi și astăzi. Știu eu. Păi încearcă de făcut însa un calcul integral, zău, nu glumesc, vorbesc foarte serios. Ea are să bage de seamă, are să stea să se uite la tine, are să ofteze și tot așa un an întreg. Eu, între altele, am vorbit mult două zile în șir despre Parlamentul Prusac, despre ce era să-i vorbesc. Și ea suspina și se topea de plăcere, numai de dragoste să nu-i vorbești, e rușinoasă foc, să te faci că te topești după ea și asta ajunge. E cât se poate de confortabil, ca și când ai fi acasă. Poți să citești, să șezi, să te culci, să scrii, poți chiar să o săruți. Da, Așa mai cu luarea minte. Dar ce nevoie am de ea? Oh, nu știu cum să fac să mă înțelegi. Vezi tu, voi doi vă potriviți de minune. M-am gândit mai de mult la tine. Capitolul 2 Capitolul 2 Acest capitol este în cea mai mare parte din perspectiva lui Razumihin, din moment ce Raskolnikov doarme. Este a doua zi în jurul orei 8 dimineața, iar Razumihin se trezește. Știe că i s-a întâmplat ceva, s-a îndrăgostit și nu-i vine să creadă. În același timp, el crede că Dunia nu este din categoria lui și, prin urmare, este extrem de jenat că s-a îndrăgostit. Se simte în mod deosebit jenat de cât de dur și crud a fost însarea lui de beția seară și că i-a vorbit atât de urât despre Lujin uh, lui Dunia. Începe să-l apere pe lujin în mintea lui. El decide că nu-i va spune nimic lui Dunia și mamei ei, ci mai degrabă o să fie foarte tăcut și o să-și vadă de treabă. Totuși, își petrece timp suplimentar îmbrăcându-se. Deși chiar dacă ar fi avut haine mai frumoase, nu le-ar fi purtat. Dar măcar hainele lui, deși ponosite, sunt curate. Razumahin dezbate dacă să se radă sau nu și decide să nu o facă. S-ar putea crede că s-a bărbierit pentru a o impresiona pe Dunia. Între timp intră Zosimov și când Razumahin îi spune că Raskolnikov încă doarme, Zosimov îi spune că toată lumea ar trebui să-l lase să se odihnească cât dorește. Potrivit doctorului, Raskolnikov a auzit despre crimă în secția de poliție, apoi a auzit din nou despre crimă când s-a trezit prima dată din sala de rou și a auzit încă o dată despre crimă când l-a vizitat Lujin. Doctorul crede că bolnavul a început să creadă că el este ucigașul, ceea ce a determinat comportamentul său ciudat în cârciuma palatului de cristal atunci cu uh, Zametov. Vă aduceți aminte. Totul este foarte clar pentru doctor. Bolnavul este nebun, dar nu un criminal. Cu toate acestea, pentru că Zametov i-a spus lui Porfiri, investigatorul șef, dacă vă amintiți, despre incidentul de la Cârciumă, acum Raskolnikov este suspect. Razumâhin crede că nu contează, dând de înțeles că Raskolnikov nu are nimic de ascuns. Ajunge în camerele femeilor la 9 dimineața, punct, au așteptat cu nerăbdare sosirea lui și au comandat ceaiul pentru micul dejun. Când ele întreabă despre familia lui Razumăhin, acesta spune că este orfan. Are un unchi care vine să-l viziteze din când în când, iar Pulcheria se bucură că fiul ei doarme pentru că trebuie să vorbească cu Razumăhin despre ceva înainte să-l vadă. Citez. Avdotia romanovna sună. La chemarea ei sosi un individ murdar și jerpelit, căruia i porunci poruncit să aducă ceaiul. Acesta a fost adus după un timp destul de lung dar atât de prost servit și de murtar, încât doamnele se rușinară. Razumâhin înjură energic hotelul, dar aducându-și aminte de lujin, tăcu stingherit și se bucură nespus când întrebările pulheriei Alexandrovna începură să plouă asupra lui, scăpându-l astfel din încurcătură. Răspunzând la întrebările ei, vorbi vreo trei sferturi de oră, mereu întrerupt, descusut pe îndelete și izbutit să comunice faptele cele mai importante, semnificative din câte știa că îi se întâmplaseră lui Rodion Romanovici în cursul ultimului an de viață, încheind cu descrierea amănunțită a bolii. De fapt, trecut sub tăcere unele lucruri care trebuiau lăsate deoparte, între altele nu pomeni o vorbă despre scena de la secție și despre urmările ei. Fu ascultat cu aviditate și când crezu că îi și le satisfăcuse curiozitatea, văzu că pentru ele parcă abia începuse să vorbească. Spunem, spunem, cum crezi? Ah, Iartă-mă, da, până acum nici nu știu care ție numele, spuse cu frigurare Pulheria Alexandrovna. Dimitri Procofici. Și așa, Dimitri Procofici, aș vrea foarte mult să aflu cum vede el în general lucrurile, adică, înțelege -mă, nu știu cum să-ți spun ca să fie mai clar, dar ce-i place, ce nu-i place? E întotdeauna așa de nervos? Ce dorințe, ce visuri are? Spunem dacă poți. Sub ce anume influență se găsește în clipa de față? Într-un cuvânt aș vrea să știu. Vai, mai cuțu, cum ar putea cineva să răspundă dintr-o dată la toate? Spuse Dunia. O, oh, Doamne, nu m-am așteptat deloc, dar da, da, deloc să-l să găsesc așa cum l-am găsit Dimitri Procofici. El le spune că Raskolnikov este amabil, deștept, nobil, etc dar e și o fire rece care trăiește în capul lui, cu toate sentimentele închise în el. Este aproape ca și cum ar fi doi oameni complet diferiți. Razumahin crede că a avea femei în preajmă va fi bine pentru Raskolnikov. Mama lui Raskolnikov se roagă lui Dumnezeu să-l ajute. Razumahin începe să o întrebe pe Dunia, care la fel ca fratele ei se ridică și se plimbă, chiar în mijlocul unei conversații. Deci Își poate da seama că cele două femei sunt sărace, și crede că dacă Dunia ar fi îmbrăcată mai sofisticat, nu-i ar fi atât de frică de ea. Ea laudă pentru că a fost sincer cu fratele ei. Din anumite motive, Razumăhin le spune că Raskolnikov nu iubește pe nimeni și poate nu va iubi niciodată. Dunia întreabă dacă vrea să spună că Raskolnikov nu poate iubi pe nimeni. Razumăhin nu răspunde, dar spune cu voce tare că este la fel ca fratele ei. Apoi este jenat pentru că tocmai a spus niște chestii destul de ciudate despre fratele ei, iar Pulcheria este de acord că fiul ei este ciudat și că așa a fost întotdeauna. Ea folosește acest lucru pentru a aduce în discuție subiectul logodnicei moarte a lui Raskolnikov. Pulcheria nu a vrut să aibă loc căsătoria. Razomâhin, spre surprinderea lor, spune că nici proprietara nu a vrut să aibă loc căsătoria. Fata era neatrăgătoare, ciudată, bolnavă și nu avea bani. Razumăhin recunoaște că nu ar fi putut fi deloc rea dacă Raskolnikov ar fi vrut-o. Purcherea spune că s-a simțit ușurată când fata a murit. Acum ea vrea să vorbească despre Lujin. Uh, Razumăhin spune că Raskolnikov nu a fost mistuit de nebunie când l-a dat afară pe Lujin, a fost intenționat. Lujin este cu adevărat un tip decent, le spune el, și își și scuze că l-a vorbit, vorbit de rău cu o seară înainte. El dă vina pe faptul că a fost beat. Apropo de Lujin, doamnele vor să-i arate lui Razumahin o scrisoare de la el. În scrisoare, el își cere scuze că a fost preocupat cu munca pentru a le vedea, dar promite că le va vedea mâine seară la ora 8. Nu vrea ca Raskolnikov, care l-a insultat îngrozitor, să fie acolo. Dacă Raskolnikov este acolo, Lujin va pleca și dacă se va întâmpla asta, va fi toată vina uh, Duniei. Scrisoarea insinuează de asemenea că Raskolnikov i-a dat Soniei bani pentru sex. Supărată, pulcheria îl întreabă pe Razumihin despre ce crede el că ar trebui să facă. El răspunde că ar trebui să facă tot ce vrea Dunia. Citez. Cred că trebuie să faceți așa cum a hotărât Avdotia Romanovna, răspunse liniștit Razumihin, fără să șovăie nicio clipă. Vai, Doamne, ea zice, Dumnezeu știe ce zice, că nu-mi lămurește scopul. Ea zice că e mai bine, adică nu mai bine, ci că trebuie neapărat să vină Rodion astăzi la ora 8 să se întâlnească cu Piotr Petrovici. Eu însă n-aș vrea să-i arăt scrisoarea, ci prin vreun șireglic să facă în așa fel, cu ajutorul dumitale, ca el să nu vină. Pentru că este atât de nervos și apoi nu pricep ce cu Bețivanu acela care a murit și cei cu fisa. Și cum de a putut să-i dea ultimii bani pe care pe care i obținut cu atâtea sacrificii, măicuțo, adaugă Avdotia Romanovna. Ieri nu știa nici el ce face, zise dus pe gândul Razumăhin. Dacă ați ști ce a făcut ieri la tractier de alminter, nu-i rău ce a făcut. Mi-a vorbit și mie despre un mor și despre o fată ieri, de când mergeam spre casă, mi-a povestit. Dar n-am priceput nimic. De-almiteri, nici eu ieri nu eram chiar. Cel mai bun lucru, mai e să mergem la dânsul. Și te asigur că acolo o să vedem numai de ce este de făcut. Și apoi e și timpul." Doamne, e trecut de zece!" exclamă Dunia, uitându-se la un ceas de aur de toată frumusețea pe care îl purta la gât pe un lănțișor subțire venețian de aur și care nu se armoniza câtuși de puțin cu îmbrăcămintea ei. Darul logodnicului, se gândi razumăhin. A, da, da, e timpul, Dunicica," spuse neliniștită Pulcheria Alexandrovna. Ar putea să creadă că ținem supărare pentru cele ce s-au petrecut ieri și de aceea întârziem." Fai, Doamne!" Vorbind își puse în grabă mântăluța și pălăria. Dunișca se îmbrăcășea. Mănușile ei nu numai că erau uzate, dar chiar rupte. Faptul care îl observă Razumâhin numai decât și cu toate acestea sărăcia a vădit a strailor dădea celor două femei un aer de o deosebită distinție, așa cum se întâmplă întotdeauna cu cei care știu să poarte cu demnitate o îmbrăcăminte săracă. Razumâhin o privea cu evlavie pe Dunișca și era mândru să o însoțească pe stradă. Regina care își crăpea ciorapii la închisoare, gândea el și în clipa aceea arăta ca o adevărată regină poate chiar mai mult decât în timpul celor mai somptoase solemnități și recepții. Nu știu dacă vă mai amintiți despre Marfa, este soția lui Zvidrigailov. Am auzit despre ea în prima scrisoare a pulcheriei. Razumâhin nu știe cine este, dar Dunia spune că îi va spune povestea mai târziu. Ajung în clădirea lui Raskolnikov, pulcheria se sperie când ajung la etajul al patrulea unde locuiește proprietara, ei văd mai întâi ochii cuiva care se uită din spatele ușii ei. De îndată ce ochii le văd, ușa se trântește. Capitolul 3 Așadar ne-am întors în cămărăța lui Raskolnikov, îl avem pe Zosimov, care a fost acolo cu bolnavul și le spune că acesta este vindecat. Mai este Razumahin, Pulcheria, Dunia și Nastasia. Raskolnikov să drept, arată îmbufnat și încă poți să-ți dai seama că a fost bolnav. Doctorul l-a psihanalizat. El încă crede că Raskolnikov este nebun, dar nu-i vine să creadă cât de mult control are Raskolnikov asupra lui însuși în comparație cu ieri. Zosimov îi ține o prelegere lui Raskolnikov în fața celor prezenți. El îi spune că depinde de el să se facă bine acum. Trebuie să facă ceva cu el și să nu se mai ascundă de ceilalți. Raskolnikov le spune că se va întoarce la facultate foarte curând și atunci totul va fi bine. Citez. Zosimov, care dăduse aceste sfaturi înțelepte, mai ales ca să impresioneze doamnele, rămase firește oarecum descumpănit când, isprăvindu-și pe și, și privindu-și bolnavul, observă pe obrazul acestuia o vădită ironie. De altfel, aceasta nu țin mai mult de o clipă. Dar Pulheria Alexandrovna se grăbi să-i mulțumească și îndeoseb pentru vizita ce le făcuse în cursul nopții la hotel. Cum a fost la voi noaptea? întrebă Raskolnikov oarecum alarmat. Prin urmare, voi nici nu v-ați culcat după o călătorie atât de obositoare? Vai, Rodea, dar n-am stat că până la ora două. Nici acasă Dunia și cu mine nu ne culcăm înainte de ora două. Nici eu nu știu cum să-i mulțumesc, urmăra Raskolnikov, încruntându-se deodată și plecând ochii în jos. Lăsând deoparte chestiunea bănească, iartă-mă că pomenesc despre asta, expuse el lui Zosimov, nici nu știu cu ce am meritat această atenție deosebită. Nu pot să înțeleg și mi-e greu tocmai pentru că nu înțeleg. Ce-o spun deschis? Nu te enerva, zise luându-și un ton vesel Zosimov. Închipuiește-ți că ești primul meu pacient, iar noi, doctorii tineri, care abia începem să practicăm medicina, ne îndrăgim primii pacienți ca pe proprii noștri copii. Unii aproape că se îndrăgostesc de ei, iar eu nu am încă prea mulți pacienți. De el nu mai vorbesc, adăugă Raskolnikov arătându-l pe Razumăhin. În afară de insulte și bătaie de cap, altceva n-a văzut de la mine. Ai, nu e adevărat, ești cam sentimental azi, strigă Razumihin. Dacă ar fi avut mai mult spirit de observație și ar fi dat seama, desigur, că Raskolnikov nu era într-o dispoziție sentimentală, ci poate tocmai opusă. Acest lucru nu scăpă avdotiei Romanovna. Ea și observă fratele cu atenție și neliniște. La mata mamă nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Urmă Raskolnikov ca și cum ar fi repetat o lecție învățată pe de rost de dimineață. Abia azi a fost în stare să înțeleg cât ai suferit ieri aici în așteptarea înapoierii mele. Spunând acestea, ele întinse deodată în tăcere mâna sorăsii și zâmbi. Deși neînsoțit de nicio vorbă, zâmbetul acela oglindea de data asta un sentiment adevărat, neprefăcut. Dunia, fericită și recunoscătoare, apucă numai decât și strânse cu căldură mâna întinsă, era primul semn din partea lui după cearta din ajun. Chipul mamei strălucea de fericire la vederea acestei împăcări tăcute și depline între frate și soră. Uite, pentru asta mi-e drag, șopti Razumahin, gata oricând să exagereze tot, răsucindu-se pe scaun. De asemenea, Raskolnikov își cere scuze că nu i-a vizitat în acea dimineață, doar că avea sânge peste haine și Nastasia le spală pentru el. El explică cum a murit Marmeladov și că a dat bani familiei. Cerându-și scuze că a dat banii, el spune că știe că a fost greșit și că de fapt nu era oai lui ca să-i dea. Pentru a împletăcere a pulcheria îi spune lui Raskolnikov despre moartea uh, soției lui Zvidrigailov, Marfa, imediat după ce i-a trimis scrisoarea. Se pare că soțul ei a bătut-o rău și la scurt timp a făcut infart. Raskolnikov are ideea că toată lumea se teme de el și Dunia confirmă acest lucru. Raskolnikov încearcă să-și consoleze mama, dar apoi se sperie brusc. Se ridică de parcă ar vrea să plece. Cumva își recapătă controlul și continuă conversația. În această perioadă, doctorul pleacă. Raskolnikov întreabă despre frumosul ceas al Duniei. El crede că este un cadou de la Lujin, dar regretata Marfa îi l-a oferit de fapt. Lujin nu i-a făcut niciun cadou. Ei vorbesc despre cât de proastă este camera lui Raskolnikov și sunt de acord că a fost o mare parte a problemei lui. În curând, acesta spune că îi pare rău, că a fost un nesimțit și a pus o să aleagă între el și locodnicui. Dunia îi spune că el a greșit când a spus că ea se căsătorește cu Lujin pentru a-l ajuta pe Raskolnikov. Nu, o face pentru că vrea să trăiască o viață mai confortabilă. Lujin nu este perfect, dar este mai bun decât alternativa. El nu o crede, se ceartă, iar el pare să leșine din nou. Mama lui intră în panică, acuzând-o pe Dunia că l-a supărat. Ea îi spune să-i dea lui Raskolnikov scrisoarea de la Lujin. După ce citește, el spune că este surprins că Lujin este un tip needucat. El se referă la silul său de scris și nu la conținutul scrisorii. Este supărat că acesta l-a acuzat că i-a dat Soniei bani pentru sex și le explică că banii au fost dați direct Caterinei. Citez. Și atunci tu, Rodea, ce-ai hotărât? Întrebă Pulheria Alexandrovna și mai alarmată ca din aur de felul așezat de a vorbi de tonul oficial al discuției. Ce să hotărăsc? Păi... Ai văzut ce scrie Piotr Petrovici? Să nu vii astă seară la noi, că el se retrage dacă vii tu. Și de aceea te întreb, ce ai de gând să faci? Rămâne să hotărăști în primul rând mata dacă această cerere a lui Piotr Petrovici nu te jignește. Și în al doilea rând, Dunia, dacă nici ea nu se simte jignită, eu am să fac ce vreți voi, adăugă el cu răceală. Dunișca a și hotărât și eu sunt cu totul de părerea ei, se grăbi să spună Bulherea Alexandrovna. Eu cred, Rodea, că trebuie neapărat să fii de față la această întâlnire și te rog insistent să vii astăzi seara la noi, zise Dunie. Ai să vii? Da. Și am să te rog și pe dumneata să fii la noi la ora 8, adăugă ea către Razumihin. Mamă, îl poftesc și pe dumnealui. Foarte bine, Dunișca. Eh, și acum dacă ați hotărât așa, adăugă pulheria Alexandrovna, fie cum vreți voi. Parcă mă simt mai ușurată, nu-mi place să mă prefac și să mint, mai bine să vorbim pe față. Nu are decât să se supere acum, dacă are poftă Piotr Petrovici. Capitolul 4 Brusc, Sofia Semionovna Marmeladov, adică Sonia, intră în cameră. La început... Raskolnikov nu știe cine este. Ea este foarte tânără și astăzi este îmbrăcată într-o rochie simplă, deși încă își poartă umbrela de soare. O recunoaște până la urmă și îi găsește un loc. Sonia moare de rușine ea nu se aștepta ca toți acești oameni să fie acolo. Mama ei a trimis-o să-l invite pe Raskolnikov la mormântarea lui Marmeladov. După ce a promis că va încerca să participe, el o prezintă pe Sonia, mamei și surorii sale. Mama lui este nepoliticoasă cu ea, fără să spună nimic de fapt. Sonia încearcă să scape, dar Raskolnikov insistă ca ea să rămână. Sonia își repetă cererea ca el să participe la mormântare și de asemenea la cina de după. Ei vorbesc, el îi admiră ochii frumos și crede că pare mult mai tânără de 18 ani. O observă că se uită prin cameră și o întreabă de ce face asta. Ea spune în șoaptă de recunoștință, Păi, tu ne-ai dat totul ieri. Purcheria se ridică pentru a merge, invitându-i pe... Raskolnikov și Razomâhin la cină mai târziu. Razomâhin este pe care să meargă cu ei, dar Raskolnikov îi spune că trebuie să vorbească cu el. După ce pleacă, el îi spune Soniei că cei vii trebuie să trăiască. Fața ei se luminează. Îi lăsăm așa o clipă și ne alăturăm pe stradă Duniei și Pulcheriei. Pulcheria se simte mai bine că acum Raskolnikov s-a mai întremat, dar Dunia spune că poate vedea că este încă bolnav. Mama lui este îngrijorată de Sonia. Ea crede că Raskolnikov este interesat de fată și o îngrijorează teribil chestia asta. Dunia nu este de acord. Pulcheria aduce în discuție ceea ce Lujin a spus despre ea în scrisoare, aceea că este o prostituată. Dunia spune că Lujin nu știe despre ce vorbește și este un mare ticălos. Acum ne întoarcem în camera lui Raskolnikov. Acesta începe să vorbească cu Razumihin. Sonia se ridică să plece, dar el îi cere să rămână spunând că nu îl deranjează să audă și ea conversații. Citez. Atunci am să-i comunic Caterina Ivanovna că o să veniți, spuse grăbită Sonia, ridicându-se ca să plece. Îndată, Sofia Semionovna, așteptați mai o clipă, nu ne încurcați deloc, nu avem secrete. Aș vrea să mai spun două vorbe. Ascultă, se întoarse el către Mâhin, fără să-i spravească, parcă tăind cu toporul. Îl cunoști pe la, cum îi zice, Porfiri Petrovici. Cum să nu-l cunosc? Mi-e rudă. Dar ce este cu el? adăugă Razumihin foarte mirat. El anchetează cazul acela, asasinatul despre care ați discutat ieri, nu? Da, și Razumihin holbă ochii. I-a interogat pe cei cu amanete. Am avut și eu două lucrușoare acolo, niște fleacuri. Totuși, totuși eu un ineluș al soremii pe care mi-l dăduse ca amintire la plecare și ceasul de argint al tatălui meu. Toate la un loc nu fac mai mult de 5-6 ruble, da țin la ele ca amintiri. Și acum ce să fac? Nu vreau să se piardă, mai ales ceasul. Am tremurat adineauri care să ceară mama să-l când s-a vorbit de ceasul Dunicicăi. E singurul lucru care a rămas de la tata. Mama se îmbolnăvește dacă se pierde. Așa s femeile. Învață-mă tu ce să fac. Știu că ar trebui să mă duc să dau o declarație, dar n-ar fi bine să mă duc chiar la Porfirie Petrovici. Ce zici? Ce crezi? A Aș vrea să-i sprăvesc cât mai repede. Hai să vezi că mama are să întrebe de ceas, încă înainte de masă. În niciun caz să nu te duci la secție, ci de-a dreptul la porfirii, strigă Razumâhin, cuprins deodată de nu știu ce tulburare. Cât de fericit sunt. Dar ce mai stăm? Să mergem chiar acum, la doi pași de aici, îl găsim negreșit. Fie, hai, să mergem. Are să fie foarte, foarte mulțumit să te cunoască. I-am vorbit mult despre tine cu diverse ocazii. Și ieri am vorbit. Hai să mergem. Prin urmare, ai cunoscut-o pe bătrână? <gântă> ce întorsătură minunată! minunată. A, da, uh, Sofia Ivanovna, Sofia Semionovna, îl corectă Raskolnikov, Sofia Semionovna. Omul acesta este Razumihin, prietenul meu și un om foarte de treabă. Dacă aveți un drum de făcut, începu Sofia intimidându-se și mai tare, ne îndrăzni să se uite nici măcar la Razumihin. Să mergem, hotărâ Raskolnikov. Am să trec la dumneavoastră încă astăzi, Sofia Semionovna, dar vă rog să-mi spuneți unde locuiți spuse aceste cuvinte nu încurcat, dar cu oarecare grabă și ferindu-se de a întâlni privirea fetei. Sofia îi dă adresa și se roșii toată. Ieșiră tu trei. Când se despart, Sonia este atât de bucuroasă că este singură. Ceva se întâmplă în interiorul ei, ceva ce nu a mai simțit niciodată. Nu-i vine să creadă că Rascolnic o vine la ea acasă și nu este sigură dacă ea se poate descurca cu această vizită. Sonia nu observă că este urmărit. Un bărbat de aproximativ 50 de ani, arătos, a observat-o când era cu Razomâhin și Raskolnikov. Crezând că îi părea cunoscută, el a decis să o urmeze. Când ajunge acasă, el este uimit de coincidență. Ca și el, închiriază o cameră de la croitor. El îi vorbește cu căldură, îi spune că sunt vecini și că a fost în oraș doar de două săptămâni. Sonia nu răspunde, dar intră în camera ei și închide ușa. Și ne întoarcem pe stradă cu Raskolnikov și Razumihin și în timp ce se îndreaptă spre porfirii cei doi. Razumihin este foarte entuziasmat și nu îl suspectează deloc pe prietenul lui. Raskolnikov vorbește din nou singur, făcând în mare parte remarci sarcastice despre credulitatea lui Razumihin. Porfirii este un subiect principal de conversație. Potrivit lui Razumihin, el este un investigator cu adevărat de succes care rezolvă cele mai dificile cazuri de crimă și, de asemenea, îi place să se joace cu oameni. Se pare că Porfirii vrea să-l cunoască pe Raskolnikov de ceva vreme. A auzit totul despre el de la Razumihin, care a început să-și ceară scuze pentru beția de aseară. Raskolnikov îl liniștește, nervos din cauza polițistului, și încercând să decide o strategie. Vrea să știe dacă Porfirii știe că s-a dus la camera a și a făcut o scenă acolo ieri. Începe să-l tachineze pe Razumihin despre cât de înfrumusețat arată, dând de înțeles că este îndrăgostit de Dunia spune că o va aduce la cină. Glumez și se joacă și râd zgomotos când intră în casa lui Porfirii, ceea ce își și dorește Raskolnikov să dea această aparență. Razomâhin îi ordonă să nu spună niciun cuvânt despre Dunia în fața lui Porfirii. Citez. Oh, un adevărat randafir de primăvară, dar ce bine ți șade dacă ai ști un Romeo lung de 2 metri și cât de spălat ești azi, ți-ai curățat și unghiile, nu-i așa? Când s-a mai pomenit una ca asta. Stai, te-ai și pomădat, doamne, doamne, iartă-mă, ia pleacă de puțin. Porcule! Raskolnikov râdea atât de tare încât părea că nici nu se mai poate stăpâni. Și așa râzând intră în apartamentul lui Porfirii Petrovici. Dinăuntru se putea auzi că intrasele râzând și chicoteau în antreu, tocmai asta și dorea Rascolnikov. Nici o vorbă aici, sau te fac pilaf, își opti furios Razomâhin apucându-l de umăr. Capitolul 5 Așa că cei doi tineri intră în casa lui Porfirii, unul râzând, celălalt încruntat și iritat, iar Raskolnikov râzând se înclină în fața lui Porfirii care se prezintă. Acesta pur și simplu nu se poate opri din râs de fiecare dată când se uită la Razumihin, care devine din ce în ce mai iritat. Raskolnikov completează portretul unui tânăr iubitor de distracție, dărmând o masă, spărgând un pahar. Porfirii râde și el, dar vrea să afle despre ce este glumă. Dintr-o dată Zametov apare din umbră. A fost acolo tot timpul stând pe o canapea cu spatele la ei. Deși nu este fericit să-l vadă, Raskolnikov se controlează și nu arată lucrul acesta. El le spune bărbaților că nu știe de ce este atât de supărat Razomâhin. Tot ce a făcut Raskolnikov a fost să-l numească Romeo și să-i demonstreze că este unul. Razomâhin rămâne iritat doar câteva minute înainte de a se întoarce la sinele său fericit obișnuit, prezentându-l pe Raskolnikov lui Porfirii și remarcând prezența lui Zametov. Detectivul are aproximativ 35 de ani, are un corp scurt, rotund, are o piele întunecată și gălbuie și gene lungi și albe. Porfirii și Raskolnikov se uită unul la celălalt în timp ce acesta din urmă îl întreabă cum poate revendica obiectele de la Amanet. Porfirii spune că ar trebui să meargă la secția de poliție și să facă o cerere scrisă. Raskolnikov explică că nu poate plăti acum. Polițistul îi spune că nu este important, dar că dacă dorește poate să-și scrie declarația și să-i o dea lui. Apoi Raskolnikov crede că îl vede pe Porfiri făcându-i cu ochiul. El crede că acesta știe. El spune că ceasul este singura amintire pe care o are familia de la tatăl său. Mama lui care se află în oraș ar muri dacă s-ar pierde. Porfiri pare surprins să audă că mama lui Raskolnikov se află în Sankt Petersburg și întreabă când a venit. După ce a auzit că este în oraș de o zi... Porfiri spune că l-a așteptat pentru că el este singura persoană care nu a venit să verifice proprietatea sa amanetată. El crede că Porfiri și Zametov știu că el este ucigașul și sunt complici în al hărțui, a se juca cu el un joc grosolan pentru a-l prinde în capcană. Razumăhin reia o conversație pe care a avut-o la petrecerea lui despre motivul pentru care oamenii comit crime. Polițistul susține că toate crimele sunt un produs al mediului, dar Razumihin nu este de acord. El spune că Porfiri este un tip șmecher care îi face pe oameni să se certe doar pentru a se distra. Porfiri iubește această lingușire și promite că îl va păcăli și pe Raskolnikov înainte de a se termina. Uh, el a citit recent un articol scris de Raskolnikov pe acest subiect în revista periodică. Rascolnikov a trimis un articol, dar n-a habar n-are că fusese publicat. Dar, întreabă el, de unde știe Porfirii că l-a scris, pentru că el și-a folosit doar inițial. Aparent, polițistul este prieten cu editorul, care i-a dezvăluit identitatea autorului. Citez. Pe cât îmi amintesc că analizam starea psihologică a criminalului în timp ce săvârșește crima. Da, și afirmai că ucigașul se află întotdeauna într-o stare morbidă când săvârșește actul criminal. Foarte, foarte original, dar pe mine de fapt nu m-a interesat această latură a articolului Dumitale, ci o anumită idee strecurată la sfârșitul lui. O idee pe care, din păcate, ai schițat-o numai așa, foarte vag. Într-un cuvânt, dacă ți-amintești, lăsai să se înțeleagă că sunt unii oameni pe lume care ar putea, sau mai bine zis, care ar avea tot dreptul să comită fel de fel de nelegiuiri și crime fără să țină seama de legi. Această denaturare silită și premeditată a ideii îl făcu pe Raskolnikov să zâmbească. Cum? Ce? Dreptul la crimă? Și nu pentru că l-ar copreși mediul? Întrebă aproape speriat Razumahin. Nu, no, nu din pricina asta, răspunse Porfirii. În articolul dumnealui, oamenii se împart în obișnuiți și deosebiți. Oamenii obișnuiți trebuie să se supună legilor și nu au dreptul să le calce pentru că vedeți dumneavoastră. Ei sunt oameni obișnuiți, iar cei deosebiți au dreptul să comită crime și să calce orice lege tocmai pentru că ei sunt oameni deosebiți. Așa spune articolul dumitale, dacă nu mă înșel. Dar cum asta? Dar nu se poate mormâi nedumerit Razumahin. Raskolnikov zâmbi din nou, înțelese numai decât despre ce era vorba și unde voiau să-l împingă. Își aducea aminte perfect de articolul lui și hotărât să accepte provocarea. De fapt, articolul meu nu spune asta. Începui el cu simplitate și modestie. Recunosc că ați redat aproape exact ideea mea, dacă doriți, chiar foarte exact, rosti ultimele cuvinte cu oarecare plăcere. Singura diferență este că nu afirm deloc Că oamenii deosebiți trebuie neapărat să comită tot soiul de nelegiuiri, după cum ați spus dumneavoastră. Cred că un astfel de articol nici nu ar fi trebuit publicat în presă. Am lăsat numai să se înțeleagă că un om deosebit ar avea dreptul, nu oficial, ci de la sine putere, ar avea dreptul să permită conștiinței sale să treacă peste unele piedici. Și asta numai când realizarea ideii lui, care uneori ar putea fi salvatoare pentru omenire, ar cere acest lucru. Ați binevoit să spuneți că articolul meu nu este clar. Sunt gata să vi-l lămuresc pe cât cu putință. Poate că nu greșesc presupunând că tocmai asta este dorința dumneavoastră. După părerea mea, dacă descoperirile lui Kepler sau Newton, din pricina unor împrejurări, nu ar fi putut să ajungă la cunoștința oamenilor decât jertfindu-se viața unui om a 10, a 100 și chiar a mai multora, care ar întârzia aceste descoperiri sau ar fi piedici în calea lor, atunci Newton ar fi avut tot dreptul sau chiar datoria să-i înlăture pe acești 10 sau chiar 100 de oameni ca să aducă descoperirea lui la cunoștința lumii. De aici nu rezultă că Newton ar fi avut dreptul să ucidă pe cine i s-ar fi năzărit sau să fure în fiecare zi la piață. Raskolnikov explică mai departe că extraordinari sunt oamenii care aduc o idee nouă. Chiar și crima este justificată din punct de vedere moral dacă este de dragul ideii. El îl aduce pe Napoleon ca exemplu de persoană extraordinară. Când veți citi cartea, veți vedea că Raskolnikov se identifică puternic cu Napoleon. El petrece mult timp explicându-și ideea. Apoi Porfirii îl întreabă dacă crede în Dumnezeu și dacă mai crede că Lazar a fost readus din morți de Isus. Raskolnikov spune că el crede aceste lucruri la propriu. Porfiri spune că doar se întreba. Polițistul îl întreabă pe Raskolnikov despre ideea lui și în timp ce el detaliază, îi spune că nu este nimic de care să-și facă griji. Nu sunt mulți oameni extraordinari. Oamenii obișnuiți care pretind a fi extraordinari se sting întotdeauna înainte de a putea face mult rău. Razumâhin se sperie. Nu poate să creadă că Raskolnikov spune că crima este uneori corectă din punct de vedere moral. După mult mai multe întrebări, Porfirii îl întreabă pe Raskolnikov dacă el a fost unul dintre oamenii extraordinari și prin urmare a ucis oameni și le-a furat lucrurile. Raskolnikov spune că nu crede că este unul dintre cei extraordinari. Nu a spus sau gândit nimic nou. Raskolnikov se pregătește să plece. Citez: Vezi dumneata, nu știu cum să mă exprim mai bine. Ideea mea e cam uh, poznașă, psihologică. În timpul când ai scris articolul acela, nu se poate, cred eu, <laughs> să nu te fi considerat măcar cât de cât unul dintre acei oameni deosebiți, un om care rostește cuvântul nou în sensul dumitale, adică nu e așa? Se prea poate, răspunse cu dispreț Raskolnikov. Dar dacă e așa, atunci te-ai putea hotărâ oare în virtutea cine știe căror insuccese, greutăți sau pentru a contribui la binele întregii omeniri să treci peste acest obstacol de pildă să o omori sau să jefuiești pe cineva? Și porfirii parcă-i făcut din nou cu ochiul stâng, răzând tăcut în tocmai cum făcuse mai din aur. Chiar dacă aș trece, fără îndoială nu v-aș spune nimic, îl sfidă Raskolnikov cu dispreț și trufie. Ha, pe mine mă interesează mai în principiu, am întrebat ca să pătrund mai bine înțelesul articolului dumitale. Ce cu sută cu albă este viclenia lui, gândi Raskolnikov dezgustat. Dați-mi voie să vă atrag atenția, răspunse el pe un ton sec, că nu mă consider nici Mahomed, nici un Napoleon sau un alt personaj de acest fel și, prin urmare, nu vă pot da o lămurire satisfăcătoare asupra felului cum aș proceda. Uh, <laughs> da cine la noi în Rusia nu se consideră azi un Napoleon, spuse deodată cu neplăcută familiaritate porfirii. De data asta până și intonația glasului trăda un gând ascuns. Oare nu cumva un Napoleon în devenire a dat-o gata săptămâna trecută și pe Aleona Ivanovna noastră, făcut deodată din ungherul lui Zametov? Raskolnikov tăcea uitându-se atent și dârz la porfiri. Razumâhin se încruntă supărat. Și înainte îi se păruse că această discuție ascunde ceva, își roti furios privirile asupra lor. O clipă domnie o tăcere apăsătoare. Raskolnikov se întoarse să plece. Pleci?" întrebă amabil Porfirii, întinzându-i cât se poate de prietenos mâna. Mi-a făcut mare, mare plăcere să te cunosc. Cât despre rugămintea dumitale să n-ai nicio grijă. Scrie așa cum ți-am spus. Ar fi bine să mai treci pe la mine zilele astea, chiar mâine. Am să fiu singur pe la 11. O să aranjăm tot și mai stăm de vorbă. Dumneata ai fost acolo printre ultimii, poate că ne-ai putea spune ceva." adăugă el cu aerul cel mai blajin. Doriți să-mi luați interogatoriu în mod oficial, după toate regulile? Întrebă eu Raskolnikov. Ai, dar pentru ce? Nu, nu, e vorba deocamdată de așa ceva. Nu, 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 mai înțeles. Vezi, dumneata, eu nu vreau să scap nicio ocazie. Și am stat de vorbă cu toți acei care amanetau la ea. Uneori le-am luat declarații. Dumneata, ești ultimul. Apoi, Porfirii întreabă dacă, atunci când a mers ultima oară la amanet, între orele 19 și 20, au observat vreun bărbat care zugrăbea. El spune că nu a văzut pe nimeni. Razumahin spune că nu i-ar fi putut vedea pe zugravi decât dacă ar fi fost acolo în noaptea crimei. Porfirii își cere scuze susținând că trebuie să fi încurcat el lucrurile. Razumahin și Raskolnikov pleacă și ies în stradă. Capitolul 6 acest capitol începe cu Raskolnikov și Razumihin apropiindu-se de camera lui Pulcheria și Dunia puțin mai târziu. În cele din urmă, ei vorbesc direct dacă Raskolnikov este sau nu suspect de crimă. Acesta crede că este, iar Razumihin argumentează intens că nu este. Potrivit lui, este îngrozitor că insultă un fost student sărac și bolnav cu acuzații de crimă. Când sunt pe cale să intre Raskolnikov îi spune prietenului său să intre singur și că se va întoarce în mai puțin de o oră. Razumihin merge singur la mama și la sora lui Raskolnikov. Întors acasă, Raskolnikov se grăbește spre mica gaură din perete și se uită cu atenție. Îi este teamă că există o mică dovadă acolo și este sigur că vor căuta acolo în curând. Mulțumit că nu există nimic, își părăsește camera pentru a se întâlni cu mama, sora și cu Razumihin. În timp ce iese, portarul îl arată către un bărbat. Raskolnikov vrea să știe despre ce este vorba, iar portarul spune că bărbatul întreba de el. Raskolnikov îl ajunge din urmă pe bărbat și îl întreabă care este problema lui. Bărbatul se uită la el și îi spune doar atât. Ucigaș! Și continuă să meargă. Merg împreună o vreme, iar Raskolnikov îl întreabă despre cine vorbește când spune ucigaș. Acesta îi spune în față că se referă chiar la el. În cele din urmă, Raskolnikov se întoarce și în camera lui și se prăbușește pe canapea cu multe gânduri în cap. Citez. Cine este? <sus> Cine este acel om răsărit ca din pământ? Unde a fost? Ce a văzut? A văzut tot, asta e sigur. Dar unde a stat? De, de, unde a văzut? De, de ce abia acum a ieșit la suprafață? Și cum a putut să vadă? Este oare cu putință? Se gândea Raskolnikov, cuprins de fior de gheață și tresărind. Da, cutiuța pe care a găsit-o Nicolai după ușă. Asta cum a fost cu putință? Îți scapă un mic amănunt, unul la o sută de mii și poftim probă. Cât o piramidă egipteană de mare. A trecut o muscă în spor și a văzut. Dar este oare cu putință? Simți cu dezgust cât de prăpădit, cât de slab este, trebuia să știu. Se gândea el cu un zâmbet amar și cum am îndrăznit, cunoscând un firea, presimțind ce are să se întâmple, să iau toporul și să fac vărsare de sânge. Trebuia, eram dator să știu dinainte. Eh, da, am știut, am știut, șopti el cu deznădește. Uneori se oprea la un anumit gând. Nu, nu, oamenii aceia s-au făcut din alta luat. Adevăratul crămuitor, căruia este permis orice, distruge Tulonul, face un măcel la Paris, uită o armată în Egipt, pierde o jumătate de milion de oameni în campania din Rusia, scapă cu un calambur la Vilna, iar după moarte îi se înalță statui. Prin urmare, totul îi este permis. Nu, astfel de oameni nu sunt din carne și oase, sunt din bronz. O idee neașteptată de altă natură care-i venit deodată în minte, îl făcu să râdă. <laughs> Napoleon, piramidele, Waterloo și văduva aceea prăpădită, dezgustătoare, bătrâna aceea că cu sipetul roșu sub pat. Cum se poate digera această apropiere chiar și de un Porfiri Petrovici? na nu e de digerat. Uneori simțea că aiurează, dădea într-o stare de exaltare febrilă. Baba nu înseamnă nimic. Să zicem că bătrâna a fost chiar o greșeală. Dar nu despre asta e vorba. Baba... N-a fost decât boala. Am vrut să trec mai repede limita. Eu n-am ucis un om. Am ucis un principiu. Da, principiul am ucis, dar de depășit limita. Eu n-am depășit-o. Am rămas o de partea asta la altă. N-am știut să fac altceva decât să ucid. Și nici asta n-am izbutit prea bine după cât se vede. După toate gândurile astea, Lizaveta, sora babei de la Amanet, îi vine în minte. Iar el se simte trist pentru ea se întreabă de ce nu se gândește la ea atât de mult cât se gândește la sora ei. Mă, de că ne întrebăm și noi despre asta. Aproape nimeni nu o aduce în discuție pe Elizabeta, cel puțin până acum. O compară pe Elizabeta cu Sonia. Sunt oameni buni, dulci, care nu luptă împotriva lumii care vrea să-i mănânce de vii. El doarme și apoi visează că este pe stradă, Sub luna plină. Îl vede iar pe bărbatul care l-a numit criminal și care îl urmărește. Apoi, dintr-o dată, este în clădirea Amanetului, e în camera babei, se ascunde cineva în spatele unei mantii, și Raskolnikov se duce să verifice, și este ea baba. Își scoate securea și începe să o lovească cu ea, dar nu are niciun efect asupra ei. Dintr-o dată, ea râde nebunește, dar fără zgomot. El aude un zgomot și apoi un râs din dormitor, așa că începe să o lovească din nou cu toporul. Râsătele din dormitor devin mai puternice, încearcă să fugă, dar oamenii sunt peste tot și nu poate trece. Ajunge la scară, dar este plină cu oameni, privindul. Întăcere. Când se trezește din acest coșmar teribil, Raskolnikov crede că s-ar putea să mai viseze încă. Este un bărbat în camera lui, un bărbat mai în vârstă. Citez. Raskolnikov nu a avut se timp să-și deschidă o bine ochii și închise numai decât la loc. Sta culcat pe spate și nu făcea nicio mișcare. O fi fost vis sau nu? Se întrebă el și-și întredeschise ușor pleoapele ca să se uite pe neobservate la necunoscutul din cameră. Acesta se afla într-același loc și nu contenea să-l privească. Apoi trecu cu băgare de seamă pragul, închise cu grijă ușa, se apropie de masă, mai așteptă o clipă, toate acestea fără să-și ia niciun moment ochii de la el și încet, fără zgomot, se așeză pe scaun alături de divan, își puse pălăria pe podea, își sprijini mâinile în baston și bărbia în mâini. Se vede că se pregătea să aștepte mult. Pe cât putea să-l vadă printre gene, omul nu mai era tânăr, era gras, și avea o barbă deasă, blondă, aproape albă. Se scurseră vreo 10 minute. Afară era lumină, dar se făcuse târziu. În o daie domnea o liniște de plină. Nici din spre scară nu venea niciun zgomot. Doar o muscă mare zumzăia și se izbea din zbor de geam. În sfârșit, situația ajunse de neîndurat, Raskolnikov se ridică și se așeză pe divan. Hai, spune ce vrei. Știam că nu dormi, că te faci numai, răspunse omul cu un ton ciudat, zâmbind liniștit. Dă-mi voie să mă prezint. Arcadi Ivanovic Zvidrigailov Partea a patra, capitolul 1 Raskolnikov crede că probabil visează. Cum putea să fie Zvidrigailov în camera lui? Zvidrigailov îi spune că a venit să-i vorbească despre Dunia. El crede că Raskolnikov îl poate ajuta cu ea. Da, corect, îi spune acesta. Zvidrigailov spune că știe că el este supărat pentru că a auzit că și-a rănit sora. Se apără spunând că era îndrăgostit de Dunia și că a crezut cu adevărat că fuga cu ea este cea mai bună pentru toți cei implicați. Raskolnikov spune că nu-i pasă de scuzele lui Zvidrigailov. Uh, el și sora lui nu-l plac și asta este. Acest lucru îl face fericit pe Zvidrigailov. Îi place abordarea directă a lui Raskolnikov. El îl întreabă tot direct dacă i-a provocat atacul de cord soției sale. Potrivit lui Zvidrigailov, Marfa a murit din cauza unei boli cardiace. El sugerează că era și beată. Spune că i-a dat doar două lovituri de cravașă și că a fost bucuroasă să le primească. I-a oferit o scuză să iasă în oraș pentru că era plictisită. Svitrigailu vrea ceva acțiune. A fost liniște de când a sosit în oraș, el nu a mai fost la Sankt Petersburg de 8 ani. Nu au mai fost petreceri pentru el. Nu vrea să fie cartofor, așa cum a fost când și-a cunoscut-o pentru prima dată pe regretata soție Marfa. Ea atunci i-a acoperit datoria la jocuri de noroc și l-a salvat de la închisoare. Dar ea i-a adus aminte tot timpul de datoria plătită, amenințându-l că va încerca să o recupereze dacă o părăsește. Zvidrigailov îl întreabă pe Raskolnikov dacă el crede în fantome. El susține că Marfa l-a bântuit, deși nu într-un mod înfricoșător. Citez. Mi se pare că îți lipsește mult Marfa Petrovna. Mie? Hm, poate. Într-adevăr, se prea poate. Apropo, dumneata crezi în strigoi? Dar ce fel de strigoi? Strigoi în înțeles -o obișnuit al cuvântului. Ce alt strigoi pot exista? Dar dumneata crezi? Poate că nu. Adică nu, nu că n-aș crede. Ei vezi vreodată? Zvidrigailov îi aruncă o privire stranie. Marfa Petrov n-am face o onoare să mă viziteze, zise el, strâmbându-și gura într-un zâmbet ciudat. Acum asta. De trei ori m-a vizitat. Prima dată am văzut-o în ziua mormântării, la o oră după ce m-am înapoiat de la cimitir, apoi în ajunul plecării mele, a doua oară acum două zile, pe drum, în Zori, în gara Malaia Vișera, și a treia oară acum două ore, în locuința unde stau acum, în odaia mea. Eram singur. Erai treaz absolut treaz. De trei ori a fost și de fiecare dată eram treaz. Vine, vorbește câteva clipe și pleacă pe ușă. Întotdeauna pleacă pe ușă. Parcă se și aude când o închide. Raskolnikov îi cere bărbatului să-i spună ce vrea de fapt. Zvidrigailov se conformează. Vrea ca Dunia să se despartă de Lujin, care este un ticălos. Și în al doilea rând vrea să-i facă cadou Duniei 10.000 de ruble. Raskolnikov spune că nu-i va lua banii, dar acceptă să o întrebe dacă asta îl va ține pe Zvidrigailov departe de ea. Raskolnikov întreabă când plănuiește să părăsească orașul. Acesta spune că s-ar putea să se căsătorească în loc să părăsească orașul. Are niște oameni în căutarea unei posibile soții. De asemenea, Marfa a lăsat Duniei 3000 de ruble care vor fi disponibile în mai puțin de o lună. Cu asta, Zvidrigailov iese din camera lui Raskolnikov, lovindu-se de Razumihin. Citez. Nu că aș vrea să mă impun în fața dumitale cu tot din adinsu și chiar venind în coace nici nu prea credeam că o să stăm de vorbă, deși azi dimineață m-a izbit uh, fața dumitale. Unde mai văzut de dimineață? Se neliniști Raskolnikov. A, întâmplător, tot îmi pare că e ceva cu dumneata care face să ne asemănăm oarecum." Dar nu te neliniști, nu scârci o din fire, am știut să mă pac și cu măsluitorii și nici pe cneazul Serbiei, ruda mea de departe și mare de militar, nu l-am plictisit." Am știut să-i scriu doamnei Prilucova în album despre Madonna lui Rafael și cu Marfa Petrovna am trăit șapte ani la țară și în casa lui Viazenski pe Senaia mi-am petrecut nopțile pe vremuri și poate că am să spor cu Berg în balonul lui." Bine, și acum dăm voie să te întreb dacă ai de gând să pleci curând în călătorie. Care călătorie? Ei vorbesc despre voiajul acela despre care ai pomenit chiar dumneata. Despre voiaj? A, ah, da, da, chiar așa, am vorbit despre voiaj. E, asta e o problemă mai vastă. Dacă ai ști ce întrebare ai pus, adăugă el deodată tare și râse scurt. Poate că am să mă însor în loc să plec în voiaj. Mi se propune o fată. Aici? Da. Și când ai avut timp? Dar aș dori să o mai văd o dată pe Avdotia Romanovna. Te rog, foarte serios, te rog. La revedere. Ah, da, cât ce să uit. Transmite-i surorii dumitale, Rodion Romanovici, că Marfa Petrovna i-a lăsat prin testament 3000 de ruble. E absolut sigur. Marfa Petrovna și-a făcut testamentul cu o săptămână înaintea morții de față cu mine. Peste două, trei săptămâni, Avdotia Romanovna va putea să capete banii. Adevărat? Da, așa să-i spui. E, și acum, sluga dumitale, nu stau departe. Ieșind, Zvidrigailov se ciocni piept în piept cu razul mâhin. Capitolul 2 Raskolnikov și Razumahin trebuie să se grăbească pentru a ajunge la Marea Întâlnire până la ora 20. Razumahin întreabă despre Zvidrigailov. Raskolnikov dorește ca Razumahin să îl ajute să o păzească pe Dunia de el. De teamă că Zvidrigailov este doar o parte din visul său, Raskolnikov îl roagă pe Razumahin să-i spună dacă bărbatul este real. El îl liniștește și apoi îi povestește despre vizita lui la Zametov și Porfirii. Practic, el nu a putut obține nicio informație de la bărbați. Pentru prima dată, el se întreabă ce va simți Razumâhin când va afla că el este ucigașul. Cei doi bărbați au sosit, la fel și Lujin. Toți intră și se așează la masă. Se prepară un samovar de ceai, Dunia și Lujin stau unul în fața celuilalt, Lujin se gândește cum aproape a plecat când l-a văzut pe Raskolnikov. Plecarea ar pedepsi femeile, dar el voia ca lucrurile să se rezolve. Pe lângă asta, el ar, le-ar putea pedepsi oricând vrea el. Începe întâlnirea. Există discuții incordate, inconfortabile, în timp ce Lujin le întreabă pe femei cum a decurs călătoria lor. Apoi nimeni nu spune nimic o vreme, așa că pulcheria aduce din nou în discuție moartea lui Marfa. Lujin spune că a auzit multe lucruri despre asta și că va auzi mai multe în curând, pentru care are legături. Zvidrigailov este cel mai ticălostiv, spune el, și probabil că este dus de cap dacă a urmărit-o pe Dunia până aici în oraș, cu trupul soției sale rece pe masă. Dunia este surprinsă și alarmată să audă că se află în Sankt Petersburg. Lujin le spune că Marfa nu numai că a plătit datoria lui Zvidrigailov, dar l-a și ajutat să scape de o acuzație de crimă monstruoasă. Se pare că Zvidrigailov se întâlnea cu o femeie în St. Petersburg și femeia trebuia să aibă grijă de o nepoată de 15 ani, care era și surdă și mută. El a siluit-o pe nepoată și a abuzat-o uh, sexual. Fata s-a spânzurat în cele din urmă. Starea corpului fetei arăta că Zvidrigailov sau probabil cineva a abuzat-o sexual. Marfa a plătit pentru a mușamaliza totul. Asta s-a întâmplat acum 7 sau opt ani când. Uh, Marfa i-a plătit datoria la jocurile de noroc. Lujin continuă și spune că există și dovezi care sugerează că și-a abuzat și servitorul pe Filip. Dunia începe să-l apere pe Zvidrigailov. Ea spune că nu a fost rău cu nimeni cât a fost ea acolo, dar admite că a auzit zvonuri despre el cum îl chinuia psihologic pe Filip. Lujin continuă să vorbească despre Zvidrigailov, iar Dunia îl roagă să se oprească. Citez. A fost adinea ori la mine, spuse brusc la Skolnikov, care până atunci nu deschise segura. Toți s-au întors spre el cu exclamații de mirare. Însuși Piotr Petrovici păru alarmat. Acum un ceas și jumătate pe când dormeam, m-a intrat în odaie, m-a trezit din somn și s-a prezentat. Era destul de vesel. Vorbea cu nepăsare și părea absolut convins că ne vom prieteni. Între altele, Dunia te roagă mult să-i acorzi o întâlnire. A insistat să mijlocesc această întrevedere între el și tine și s-a asist la ea. Vreau să-ți fac o propunere. Mi-a spus despre ce este vorba și, în afară de aceasta, m-a informat oficial că Marfa Petrovna, cu o săptămână înainte de a muri, ți-a lăsat prin testament 3.000 de ruble și că vei putea primi în scurt timp acești bani. Slavă ție, Doamne! exclamă Pulheria Alexandrovna, făcându-și cruce. Roagă-te pentru sufletul ei, Dunia, roagă-te! Asta așa este, îi lui Lujin. Și, și mai departe, îl grăbea Dunia pe Raskolnikov. Apoi mi-a spus că nu este prea bogat și toată averea revine copiilor, care se află acum la o mătușă. Apoi a zis că stă aproape de mine, dar unde anume nu știu, n-am întrebat. Și ce vrea să-i propună Dunici, că îi întrebă speriată Pulcheria Alexandrovna, ți-a spus? Da, și? Am să vă spun mai târziu. După acest răspuns, Raskolnikov tăcu și se apucă să bea ceaiul. Piotr Petrovici scoase ceasul și se uită la el. Trebuie să plec pentru cât mai am unele treburi, așa că n-am să vă stingherez, făcu el cu un aer cam jignit și dădu să se scoale de la masă. Rămâi, Piotr Petrovici, zise Dunia. A fost vorba să stai cu noi toată seara și apoi chiar dumneata ai scris că ai vrea să ai o explicație cu mama. E adevărat, Avdotia Romanovna, răspunse cu enfază Piotr Petrovici, așezându-se din nou, dar tot ținând pălăria în mână. Am vrut, e drept, să am o explicație cu dumneata și cu mult dumitale mamă și încă una foarte importantă, dar ca și fratele dumitale, care nu poate să explice în prezența mea unele propunere ale domnului Svidrigailov, tot așa nici eu nu pot și nu vreau să mă explic în prezența altora cu privire la unele puncte foarte importante. Și apoi rugămintea mea riguroasă și stăruitoare a fost nesocotită. Lujin își luă un aer teatral de profundă amărăciune și tăcu demn rugămintea dumitale ca fratele meu să nu ia parte la întâlnirea noastră n-a fost satisfăcută numai în urma insistențelor mele, zise Dunia. Ai scris că fratele meu te-a jignit. Eu socot că trebuie să lămurim numai decât lucrurile și să vă împăcați. Dacă într-adevăr te-a jignit, Rodea trebuie să-și ceară scuze și o va face. Lujin îi spune că comportamentul lui Raskolnikov este dincolo de iertare. Dunia nu vrea să audă. Dacă bărbații nu reușesc, ea va trebui să aleagă între ei. Deci modul în care se comportă în seara asta o va ajuta să decidă. Lujin îi spune că este nerezonabilă. Bineînțeles că nu se va înțelege cu toți cei din familie. Dunia explică că acesta este un test pentru a vedea ce fel de bărbat este. El spune că acest lucru este ridicol. Cine se crede ea? Cum îl poate pune la același nivel cu... Uh, Raskolnikov. După tot ce a făcut pentru ea, nu o va lăsa să uite asta. Pe urmă se întoarce spre Pulcheria. Vrea să știe dacă i-a spus lui Raskolnikov că el a spus că preferă să se căsătorească cu o fată săracă pentru că va trebui să se bazeze complet pe el. El explică că tot ceea ce a vrut să spună a fost că suferința sărăciei le face pe fete mai puternice din punct de vedere moral decât fetele care au totul. Purcheria spune că nu își amintește exact cum a formulat lucrurile. Pur și simplu i-a spus lui Raskolnikov așa cum și-a amintit. La, uh, Raskolnikov spune că Lujin a scris minciuni și în scrisori. Îi amintește ce a spus despre banii pe care i-a dat mamei Soniei. El îi spune lui Lujin că nu merită nici degetul mic al Soniei. Îi șochează pe toți spunând că i-a prezentat-o oficial pe Sonia lui Pulcheria și Dunia. Lucrurile merg așa și destul de curând Lujin o acuză pe Dunia că l-a înfruntat pentru că acum are 3000 de ruble. Apoi el sugerează că ea plănuiește să se vândă sexual lui Zvidrigailov. Dunia s-a săturat în sfârșit. Ea îi spune să iasă. El spune că dacă iese nu se va întoarce și Dunia îl asigură că nu-l dorește înapoi. Dar, susține el, ea este obligată să se căsătorească cu el pentru că i-a promis și din cauza tuturor banilor pe care i-a plătit pentru a le aduce la Sankt Petersburg. Toată lumea îi spune să dispară. Raskolnikov aproape că trebuie să-l dea afară. Citez. Nici o vorbă, nici un gest. Se interpuse rapid Raskolnikov, reținându-l pe Razumihin. Apoi, apropiindu-se de Lujin, binevoiește și ieși afară, zise încet și răspicat. Și niciun cuvânt mai mult. Alminteri, Piotr Petrovici îl privi câteva clipe cu obrazul palid, schimonosit de ură, apoi se întoarse și părăsi odaia, ducând aducând în sufletul lui o ură de moarte, cum rar poate nutri cineva, împotriva lui Raskolnikov, pe care îl făcea vinovat de cele întâmplate. Trebuie să adăugăm că în timp ce cobora scara, Piotr Petrovici încă își mai închipuia că totul nu este pierdut și că o împăcare cu doamnele mai este cu putință. Capitolul 3 Lojin nu-i vine să creadă că întâlnirea cu Dunia și mama ei a mers atât de prost. Contase că femeile îi sunt complet recunoscătoare pentru că le-a salvat din sărăcie. El este îndrăgostit de sine și de bani și a reușit să facă multe. Acum are nevoie de o soție, iar Dunia este cea pe care și-o dorește. Ea este tot ce își dorește el de la o soție, tânără, extrem de săracă și arătoasă. Educația ei este mai bună decât a lui, dar el este sigur că acest lucru va fi mai mult decât echilibrat de recunoștința extremă pe care o va simți față de el. you Pentru că a salvat-o. Ea va fi sclava lui. Lujin vrea să urce în societate la St. Petersburg și știe că Dunia este soția perfectă pentru el. Este hotărât să îndrepte lucrurile cu Dunia mâine și să scape de problema Raskolnikov. El este îngrijorat și pentru Zvidrigailov. Între timp, Raskolnikov, Pulcheria, Dunia și Razumăhin râd și vorbesc. Dunia vrea să afle despre Zvidrigailov. Raskolnikov îi spune despre bani. Nu știe ce să zică despre Zvidrigailov, omul se contrazice în mod constant. Asta nu poate fi bine, crede Dunia. Se teme de ce ar putea plănui acesta. Raskolnikov și Razumihin îi observă frica și îi spun că o vor proteja. Razumihin este foarte entuziasmat. Are un care vrea să împrumute o mie de ruble. Dacă Dunia va pune încă 1000 de ruble, își pot deschide o editură. Razul a rezolvat deja toate detaliile. Dunia aprobă din toată inima, Raskolnikov spune că sună ca o idee grozavă, dar vrea să vorbească despre asta altă dată. Mai multe vești bune de la Razul A găsit un loc frumos unde pot locui cu toții. Raskolnikov se ridică pentru a pleca. Toți încearcă să-l oprească, dar el spune că trebuie să plece și că nu va putea să-și vadă mama și sora o vreme. Le spune să nu încerce să ia legătura cu el și să nu-l caute. Dunia îl numește fără inimă, dar uh, razul mâhin și apără prieten. El spune că Raskolnikov ar putea fi nebun, dar nu este lipsit de inimă. Citez. Raskolnikov îl aștepta la capătul coridorului. Știam că ai să alergi după mine, zise el. Întoarce-te și rămâi cu el. Să vii și mâine. Și mereu. Eu poate că am să vin și eu, dar dacă se va putea. Rămâi cu bine. Și fără să-i dea mâna, se depărtă. Dar unde te duci? Ce ai? Ce se petrece cu tine? Se poate să te porți așa? șopti Razumahin pierdut. Raskolnikov se opri din nou. Îți spun o dată pentru totdeauna. Nu mă întreba nimic. N-am ce să-ți răspund. Și nu veni la mine. S-ar putea să mai vin pe aici. Lasă-mă, dar pe ele nu le lăsa. Pricep ce-ți spun. În coridor era întuneric. Cei doi se aflau lângă o lampă. O clipă se priviră în tăcere. Și toată viața lui n-a mai putut uita în această clipă. Privirea arzătoare și fixa lui Raskolnikov se făcea tot mai intensă, voind parcă să-l pătrundă până în adâncul sufletului. Deodată razul între sări, ceva straniu trecu între ei, o idee, o părere, ceva înfiorător și groaznic, umbra adevărului se strecura între ei. în păli ca un mort. Acum pricepi, zise deodată Raskolnikov cu obrazul dureros crispat. Întoarce-te la ele, adăugă el și ieși iute din casă. E de prisos să descriu ce a urmat în seara aceea la Pulheria Alexandrovna. N-am să spun cum s-a înapoiat Mâhin, cum a încercat să le liniștească pe cele două femei, cum le-a încredințat că Rodea este bolnav și trebuie să se odihnească, de câte ori a repetat că Rodea va veni negreșit la ele, că va veni poate chiar în fiecare zi, că moralul lui este foarte zdruncinat și că trebuie ferit de orice enervare. Că el, Razumăhin, are să vecheze asupra lui, are să-l pună sub îngrijirea unui medic bun, cel mai bun, și la nevoie va face un consult. Într-un cuvânt din seara aceea, Razumahin fu pentru ele un fiu și un frate. Capitolul 4 Raskolnikov merge direct la Sonia și o găsește acolo. Ei intră în camera ei. Camera îi amintește lui Raskolnikov de un hambar sumbru. Este în jurul orei 23. El spune că trebuie să-i spună ceva Sonia și că s-ar putea să nu o mai vadă niciodată. Vrea să știe dacă asta înseamnă că el nu va veni mâine la mormântarea tatălui ei. El spune că nu știe încă. Pe urmă comentează că camera ei este oribilă și ar trebui să-i fie frică să locuiască acolo. Moșierii, soții Capernaumov, sunt buni cu Sonia, sunt foarte săraci și au șapte copii. Ea spune că a crezut că și-a văzut tatăl pe stradă astăzi. Raskolnikov întreabă dacă Caterina a abuzat-o fizic. Îngrozită de sugestie, ea neagă, dar spune că nu ar conta dacă Caterina ar fi lovit-o. Femeia este ca un copil. Ea este și o femeie tristă, dar plină de dreptate. Raskolnikov îi spune Soniei că acum este responsabilă pentru Caterina și pentru copii. El întreabă ce se va întâmpla cu toți. Proprietarul vrea să scape de Caterina, iar aceasta plănuiește să se mute imediat. Raskolnikov vrea să știe dacă va depinde de Sonia să le găsească un loc nou în care să locuiască. Ea spune că nu contează. Ea și familia ei sunt una. Apoi îi spune că mama ei își pierde mințile. Se simte vinovată pentru că a fost rea cu ea. Îi arată niște gulele pe care le vinde pentru Lizaveta. Da, acea Lizaveta, sora celei de la Manet. Și Caterina își dorea unul, dar Sonia i-a spus că nu va avea unde să-l poartă. Raskolnikov îi spune că o cunoștea pe Elizabeta. El întreabă ce va face Sonia când Caterina va muri. În curând, spune el, sora ei mai mică, Polenca, va trebui să facă exact ceea ce face ea, adică să devină o prostituată. Ea insistă că nu se va întâmpla asta niciodată, că Dumnezeu nu va lăsa să se întâmple asta. El îi reamintește că Dumnezeu a lăsat să se întâmple altora. El chiar sugerează că Dumnezeu nu există. Ea începe să plângă, iar el îi spune că își pierde mințile. Citez. Trecură vreo cinci minute. El tot mai umbla încolo și încoace tăcut fără să o privească. Apoi se apropie de ea, ochii îi ardeau. Îi puse mâinile pe umeri și se uită la fața ei scăldată în lacrimi. Privirea era înfrigurată, pătrunzătoare, buzele uscate îi tremurau cu putere. Apoi, pe neașteptate, se apleca până la pământ și sărută picior. Îngrozită, Sonia se ferica de un nebun și, într-adevăr, părea nebun în clipa aceea. Dar ce faci, dumneata, ce faci în genunchi în fața mea?" murmură ea pălind și simțind că inima ei se strânge de durere. El se ridică. Nu m-am plecat în fața ta, ci în fața întregii suferințe umane, spuse el straniu și se depărtă spre fereastră. Ascultă, începu el, întorcându-se peste o clipă, adinauri am spus unia care m-a insultat că nu face cât degetul tău mic și că i-am făcut onoare surorii mele așezându o alături de tine. Vai, dar cum ai putut dumneata spune una ca asta și încă în fața ei, strigă Sonia speriată, să stea alături de mine, onoare, dar eu, eu nu sunt o femeie cinstită, vai, dar cum ai putut dumneata spune una ca asta? Nu pentru necinstea și păcatele tale am spus-o, ci pentru marea ta suferință. Ești păcătoasă, așa e, adăugă el aproape exaltat, dar ești păcătoasă mai ales fiindcă te-ai vândut și jertfit în zadar. Există oare o grozăvie mai mare? Există oare ceva mai înfiorător decât viața pe care o duce în murdăria asta, pe care o urăști și care o știi prea bine? Ajunge doar să deschizi ochii. Nu ajută pe nimeni, nu salvează pe nimeni. spune -mi, în sfârșit, rostie la aproape frenetic, cum poate această rușine și această murdărie să se îmbine în sufletul tău cu sentimente atât de opuse, cu sentimente atât de sfinte? era mult mai bine, de o mie de ori mai bine și mai cu minte, să te arunci cu capul în apă și să-i sprăvești cu toate. Și cu ei ce s-ar fi întâmplat? Întrebă cu glas din Sonia privindul chinuită și fără să pară deloc mirată de propunerea lui. Raskolnikov o privi ciudat și din această privire înțelese tot. Prin urmare, ea însăși avusese acest gând. Îi devine clar cât de importantă este familia pentru ea, iar el poate vedea că viața degradată a Soniei nu a atins-o în interior. Totuși, el crede că există doar trei posibilități pentru ea: sinucidere, nebunie sau să devină coruptă și să înceapă să-i placă să fie prostituată. Ca răspuns la întrebările lui, Sonia dezvăluie că ea crede complet în Dumnezeu. Acest lucru îl face pe el să tragă concluzia că ea este o fanatică religioasă. El vede o Biblie în camera ei, o traducere în limba rusă a Noului Testament. A fost un cadou de la Lizaveta. El îi cere să-i citească povestea lui Lazar. În cele din urmă, ea îi citește. Lazăr moare și este îngropat. După patru zile, Isus cere ca piatra de înmormântare a lui Lazăr să fie mutată. Apoi îl cheamă pe Lazăr, iar Lazăr iese din mormânt viu. Asta e, îi spune Sonia. Citez: Nu citi mai departe și nici n-ar fi putut să mai citească. Închise cartea și se sculă brusc de pe scaun. Asta e tot despre învierea lui Lazăr șopti răspicat și aspru, oprindu-se nemișcată cu privirile într-o parte, parcă nemai îndrăznind și reușinându-se să ridice ochii spre el. Tot o mai scuturau fiorii. Mucul de lumânare pâlpâia, gata să se stingă în sfeșnicul strâm, luminând slab o sărăcăcioasă, unde un ucigaș și o femeie pierdută citiseră împreună din Evanghelie. Se scurseseră vreo cinci minute, poate mai mult. Am venit să-ți vorbe serios," zise deodată cu putere Raskolnikov, încruntat, se sculă și se apropie de Sonia. Ea își ridică în tăcere ochii. Privirea lui era neobișnuit de severă și parcă oglinda o hotărâre sălbatic Azi mi-am părăsit familia, zise el. Mi-am părăsit mama și sora. N-am să o mai duc la ele. Am rupt toate legăturile. Dar pentru ce? întrebă Sonia mărmurită. Întâlnirea din dimineața aceea îi lăsase o impresie adâncă, deși poate încă neclară. Știrea rupturii o îngrozi. Nu te mai am decât pe tine, urmă el. Hai să plecăm împreună. Am venit la tine. Amândoi suntem blestemați. Să plecăm de deci ce amândoi. Ochii scânteiau. Parcă ar fi nebun, se gândi la rândul ei Sonia. Dar unde să plecăm? Întrebă ea speriată, făcând fără voi un pas înapoi. Dar de unde vrei să știu? Știu numai că drumul și țelul sunt aceleași pentru tine și pentru mine. Asta o știu sigur și altceva nimic. Ea îl privi fără să înțeleagă, dar își dădea seama din spusele lui că este grozav de distrus. Niciunul nu te-ar înțelege dacă ei vorbi, zise el. Dar eu te-am înțeles. Am nevoie de tine. De ce am venit? Dar nu înțeleg, șopti Sonia. Ai să înțelegi mai târziu. Parcă tu n-ai făcut ca mine. Și tu ai trecut peste unele margini. Și ai putut să treci. Ai ridicat mâna asupra ta. Ți ai distrus viața. Viața ta este același lucru, ai suflet și minte, ai fi putut să trăiești, dar ai să-ți închei zilele în senaia. Dar tu n-ai să poți rezista dacă rămâi singură. Ai să nebunești, de al minter și eu. De pe acum chiar par cu mintea rătăcită. Prin urmare, noi doi trebuie să mergem împreună pe același drum. Hai să plecăm. E, el repetă că aceasta ar putea fi ultima dată când se văd, dar dacă poate, se va întoarce a doua zi și va dezvălui identitatea ucigașului Lizavetei. După ce îl pleacă, ea simte că își pierde mințile. Toate grijile ei se învârt în jurul capului și are vise urâte. Se gândește la Raskolnikov. Se pare că cei doi au avut public. Zvidrigailov, care locuiește alături de ea, el era bărbatul de 50 de ani care urmărea zilele trecute pe Sonia, a auzit totul prin peretele subțire. Întrucât i-a plăcut atât de mult conversația, pune un scaun lângă perete pentru ca data viitoare să asculte mai confortabil. Capitolul 5 la șapte dimineața Raskolnikov merge la secția de poliție. Îl așteaptă pe Porfiri și nu poate înțelege de ce nimeni nu pare interesat de el. Omul acela de ieri, cel care l-a numit criminal, trebuie să nu fi fost real. Dacă bărbatul ar fi fost real, Raskolnikov crede că polițiștii l-ar fi arestat imediat ce a intrat în secția de poliție. Se gândește cât de mult îl urăște pe Porfiri și decide că nu îi va oferi omului nicio informație. Apoi el este chemat în biroul polițistului. Polițistul e singur, închide ușa în urma lui Raskolnikov. El îi dă declarația pe care a scris-o cu privire la obiectele amanitate pe care vrea să le revendice și îl întreabă dacă este în regulă. Porfiri ia declarația de la el, fără prea mult interes, și pare distras. Raskolnikov, care este nervos și agitat, îl întreabă dacă vrea să-l întrebe despre uciderea celor două femei. Porfiri spune că este suficient timp pentru asta, și apoi începe să vorbească despre noua casă pe care a reparat-o și în care se va muta în curând. Furios, Raskolnikov îl întreabă dacă este o tradiție în rândul detectivilor să facă discuții de astea fără importanță pentru a distrage. Atenția unui suspect, și apoi să-i arunce acuzațiile atunci când are garda jos. Părfirii ia asta ca pe o glumă și începe să râdă. Rascolnic o și el, dar apoi se enervează din nou și se încruntă. Iritat, el se ridică și îi spune lui Porfirii că dacă vrea să-l întrebe, ar trebui să o facă, dacă nu, el nu are timp de discuții. Porfiri spune că nu vrea să-l pună la îndoială pe Raskolnikov, dar vrea doar să petreacă cu el câteva minute ca prietenii. Apoi îi explică lui Raskolnikov unele dintre metodele sale ca detectiv. Practic, Porfiri spune lui Raskolnikov că toți infractorii în cele din urmă mărturisesc și este important să acorde un timp și un spațiu criminalului pentru a face mărturisirea. Dacă un criminal este arestat înainte de momentul potrivit, înainte de a exista dovezi exacte, acest proces va fi perturbat. Citez! Raskolnikov nu răspunse. Palid și nemișcat îl privea cu un cordare drept în față. Lecția nu era, se gândea el înghețând. Ăsta nici măcar nu mai este jocul de ieri de așa și pisica. Și doar nu îmi vorbește astfel numai ca să-și arate puterea și să-mi sugereze anumite idei. prea deștept. Trebuie să aibă un scop. Dar care anume? Fleacuri, frățioare, vrei să mă sperii, faci pe șmecherul. N-ai niciun fel de dovezi și omul de ieri nu există. Vrei pur și simplu să mă zăpăcești, să mă scoți din sărite și în starea asta să mă prinzi, dar nu, te înșeli, n-ai să reușești. Dar de ce, de ce, pentru ce îmi sugerează atât de clar unele lucruri? se bizuie pe nervii mei slăbiți. Nu, frățioare, te înșeli, n-ai să izbutești, ai să-ți frânj gâtul, cu toate că știu că mi-ai pregătit ceva. Hai să vedem ce anume mi-ai pregătit. Își adună toate puterile ca să poată înfrunta acea catastrofă grozavă necunoscută cel amenința. Uneori îi venea să se repeadă la porfiri și să-l sugrume pe loc. Încă de la intrare se temuse că nu-și va putea stăpâni ura. Simțea că îi se usucă gura, că îi crapă buzele, inima îi bătea cu putere și totuși se hotărese să tacă, să nu rostească niciun cuvânt înainte de vreme. Înțelese că în situația lui aceasta era cea mai bună tactică, pentru că așa nu numai că nu se trăda, ci din potrivă. Cu tăcerea lui putea să-și scoată din fire dușmanul și să-l facă să se dea el însuși de gol. Cel puțin așa spera Raskolnikov. Ridicându-se, Raskolnikov îi cere să-l arunce în închisoare chiar acum dacă este suspect sau să-l lase în pace dacă nu este. Porfir încearcă să-l facă să bea apă, spunând că trebuie să fie din nou bolnav. El îi spune că doar halucinează. Am mai văzut astfel de cazuri. Un tip a fost bolnav, are loc o crimă, așa că omul bolnav ajunge să-și imagineze că el este ucigașul sau că are vreo implicare în crimă. Porfirii spune că de aceea Raskolnikov a mers să viziteze locul crimei zilele trecute, când i-a întrebat pe muncitori dacă au curățat tot sângele de pe podea. Raskolnikov îi spune că nu, era, nu delira când a făcut asta. Ei merg înainte și înapoi, așa o vreme, până când, în cele din urmă, Raskolnikov îi cere să-i spună dacă este sau nu suspect. Porfirii nu îi oferă un răspuns clar. El susține că vrea să fie doar prietenul lui, iar Raskolnikov îi spune că nu-și dorește prietenia lui și merge spre ușă. Acest lucru îi se pare amuzant lui Porfiri, care îi spune că nu poate pleca fără să vadă surpriza lui. El îi spune să deschidă o ușă de la biroul de lângă pentru a găsi surpriza. Citez. Raskolnikov se apropie de ușă și voi să o deschidă, dar ușa era încuiată. A, e încuiată, uite cheia. Și Porfirii îi arătă cheia pe care o scosese din buzunar. Minți! urlă Raskolnikov ieșindu-și din fire. Minți, paiață blestemată! Și se năpustia asupra lui Porfiri, care se retrăsese lângă ușă, fără totuși să pară cât de puțin speriat. Acum înțeleg tot, se repezi la el Raskolnikov. Mă minți și mă zâderești ca să mă trădez. Pă, ar fi greu să se trădeze cineva mai mult, drăguță, Rodion Romanovici. Uite în ce hal ești, nu țipa altfel, chem oamenii. Minți! N-are să se întâmple nimic. Hai, cheamă oamenii. Știai că sunt bolnav și ai vrut să mă scoți din fire, să mă faci să turbez, ca să mă trădez. Ăsta ți-a fost scopul. Nu, mie să-mi dai fapte concrete. Am înțeles tot. N-ai fapte. Nu ai decât presupuneri nenorocite. Bă, fără valoare de la Zametov. Cunoscând un caracter, ai vrut să mă înfuri, ca apoi să-mi dai la cap cu popii și deputații. Pe ei îi aștepți. A? Hai, hai, ce aștepți? Ce mai aștepți? Unde sunt? Adă-i încoace! Dar ce deputați drăguță! Iată, uită ce îi se poate răzări unui om!" Păi forma, ca să vorbesc ca dumneata, nici nu permite așa ceva! Habar n-ai, dragul meu! că despre formă n-ai grijă! Forma va fi respectată!" murmură părfirii, trăgând cu urechea la cele ce se petreceau de partea cealaltă a ușii. Într-adevăr, în odaia de alături, chiar lângă ușă, parcă se auzea gălăgie. A, vin!" strigă Raskolnikov. Ai trimis după ei, i-ai așteptat, ai calculat tot, nu? Hai, hai, adă în încoace pe deputați, pe martori, pe cine vrei tu, adă aici! Sunt gata, sunt gata!" Dar tocmai atunci se petrecu ceva atât de ciudat, o întâmplare atât de surprinzătoare, în desfășurarea normală a lucrurilor, încât firește nici Raskolnikov, nici Porfirii Petrovici nu se puteau aștepta la un asemenea deznodământ. Capitolul 6 acesta este modul în care Raskolnikov își va aminti scena la un anumit dat în viitor. În afara ușii se formează agitație. Porfirii este nedumerit și susține că a dat ordine să nu fie deranjat. El întreabă ce vor cei de la ușă. I se spune că Nicolai, zugravul acuzat de crimă, vrea să-l vadă. Se pare că acesta ar fi trebuit să vină după Raskolnikov, dar Nicolai intră în cameră și mărturisește că el le-a ucis pe cele două femei. Porfirii nu-l crede, și el întreabă încă o dată pentru a fi sigur. Polițistul a uitat momentan de Raskolnikov, și acum îi spune acestuia că o să-l ajungă din urmă mai târziu. Raskolnikov, bad jocoritor, îi amintește de marea surpriză. Ca de obicei, Porfirii nu răspunde la întrebare, ci face remarci pline de spirit. Apoi îi spune că îl va vedea pe Raskolnikov mai târziu. Acesta îi spune că Porfirii nu îl va vedea mai târziu. Ei merg pe acest drum pentru câteva minute, ba, da, ba, nu. Apoi Raskolnikov își cere scuze pentru că a fost atât de agitat. Polițistul asigură că totul este în regulă și că vrea ca ei să petreacă mai mult timp împreună. Pe urmă îl întreabă dacă Raskolnikov merge la o zi de naștere. Acesta îi zice o mormântare. Apoi îi spune lui Porfirii că el crede că departamentul lui este ca o comedie proastă. Adică în traducere îl face pe Porfirii prost. Citez. Ți-aș dori mai mult succes decât ai avut azi. Vezi și dumneata cât de comic îți este serviciu. Comic? De ce? Își ciulie imediat urechile Porfirii Petrovici care se întorsese să plece. Păi sigur, atâta trebuie să-l fi chinuit și pisat pe bietul Nicolai, atât l-ai torturat după metoda dumitale psihologică, până ce a recunoscut desigur, că e repetat zi și noapte, nu? Tu ai ucis, tu ai ucis și acum când el a mărturisit, ai să te apuci să-i încurci mințile altfel. Minți! Nu ești tu ucigașul, nu poți fi! Repeti cuvintele altora și mai zici că serviciul dumitale nu este comic. Ai observat totuși cum i-am spus adineaori lui Nicolai că repetă cuvintele altora? Pe păi cum să nu observ? Da, da, inteligență subtilă, foarte subtilă. Nimic nu-ți scapă. Ai un spirit vioi, întotdeauna vezi partea umoristică. <laughs> Se zice că dintre scriitori, Gogol avea mai ales dezvoltat această trăsătură. Da, 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 Gogol. Hai, la revedere, până la o nouă întâlnire plăcută. Până la o nouă întâlnire plăcută, îi zice și Raskolnikov. Apoi el pornește spre casă. Era atât de zăpăcit și de încurcat că ajuns în odaia lui, se aruncă pe divan și rămâne așa mai bine de un sfert de ceas, căutând să-și revină și să-și adune gândurile. La Nicolai nici nu încerca să se gândească. Era mărmurit. Simțea că mărturisirea lui Nicolai era inexplicabilă, că se ascundea de sub o taină pe care deocamdată era cu neputință să o dezlege. Mărturisirea aceasta însă era un fapt real iar urmările acestui fapt erau ușor de ghicit. Minciuna nu putea să rămână în picioare multă vreme și atunci iar aveau să cadă bănuierile asupra lui Raskolnikov. Dar până una alta era liber. Dar până una alta era liber și trebuia neapărat să ia măsuri în vederea pericolului pe care îl socotea iminent. Și totuși, în ce măsură era amenințat? Situația începea să se clarifice. Amintindu-și în linii generale întreaga șana de adineauri, nu putea să nu se înfioare de groază. Firește, nu cunoștea toate gândurile lui Porfirii și nu putea să înțeleagă pe ce se bizuize acesta, dar cât ghicise din jocul lui, era destul ca să-și dea seama mai bine ca oricine cât de primejdioasă fusese pentru el această mișcare strategică a lui Porfirii. Încă puțin și ar fi putut să se dea de gol fără scăpare. Brusc, Raskolnikov se bucură, vrea să ajungă la mormântare ca să meargă și la cină pe urmă și să o vadă pe Sonia. Apoi arată de parcă ar fi suferit și spune cu voce tare, Astăzi, astăzi, da, astăzi, deci trebuie să fie. Apoi îl vede pe tipul de ieri, cel care l-a acuzat că este un criminal. Bărbatul spune că l-a acuzat în mod fals pe Raskolnikov. Era acolo în clădirea de la Amanet când Raskolnikov a întrebat despre sânge și s-a prefăcut că vrea o cameră. A aflat ce putea despre el și apoi s-a dus la Porfiri. Acest bărbat trebuia să fie surpriza lui Porfirii. Raskolnikov întreabă dacă a auzit interviul cu Nicolai, dar se pare că polițistul a gunit imediat după ce l-a lăsat să plece pe Raskolnikov. Bărbatul spune, iartă-mă pentru gândurile mele rele și pentru calomniile mele. Citez. Să te ierte Dumnezeu!" răspunse Raskolnikov și după aceste vorbe târgovețul se închină din nou, dar nu atât de adânc și numai până la brâu se întoarse încet și părăsi odaia. Niciun fapt concret, numai probe cu două tăișuri!" repetă Raskolnikov înviorându-se și ieși din odaie. E, acum ne mai putem lupta!" își zise el cu un zâmbet de mânie coborând scara. Mânia era împotriva lui însuși, se disprețuia și se rușina de cât de laș fusese. Partea a cincea, capitolul 1. Este a doua zi pentru Lujin, după dimineața în care a fost abandonat. El pare că se împacă cu realitatea. Crede că poate găsi pe altcineva care să se căsătorească cu el, poate chiar pe cineva mai bun decât Dunia. El este cu Andrei Semionovici, la el unde a închiriat cât stă în oraș. Totul mergea prost pentru el astăzi, inclusiv faptul că nu a putut să-și recupereze depozitul pentru redecorarea și mobilierul pe care le cumpărase pentru casa lui și a lui Dunia. Când a ajuns acasă, după comisioane, a trecut pe lângă casa Caterinei, care se află în aceeași clădire cu Andrei Semionovici, gazda lui, și a văzut-o pregătind lucrurile pentru înmormântare și a amintit că a fost invitat și că va fi și uh, Raskolnikov acolo. Lujin îl detestă pe Andrei Semionovici. Acesta face parte dintr-un grup de oameni care reacționează împotriva normelor sociale. Potrivit autorului, Lujin are o viziune stereotipă despre astfel de oameni și îi urăște. Se pare că el se teme că acești oameni ar putea afla ceva despre el și să-l denunțe. Totul este foarte misterios, suficient pentru a ne face să ne întrebăm ce ascunde Lujin. El stă cu Andrei Semionovici pentru a se infiltra în echipa lui și a aflat dacă e periculos. Andrei Semionovici este un tip bolnovicios care aproape întotdeauna are ceva în neregulă cu ochii lui. Chiar dacă este un tip blând, el începe să nu-l placă pe Lujin. Crede că acesta ar putea fi un mincinos. Lujin a încasat niște cecuri dimineață și acum își numără toți banii în fața lui Andrei Semionovici folosind un abac. Andrei Semionovici, care este doar un sărac funcționar, crede că acesta își arată banii doar pentru a fi un nesimțit. Mai rău, Lujin nu acordă atenție la ceea ce spune Andrei Semionovici, ceea ce este foarte important. În loc să asculte, el întreabă despre înmormântare, prefăcându-se că nu este cu adevărat interesat de ea și că nu își amintește să fi fost invitat. O critică pe Caterina pentru că a cheltuit bani atât de frivol. El spune că nu va merge. Andrei Semionovici spune că nici el nu va merge. Lujin râde cu răutate și spune sigur că Andrei Semionovici nu merge pentru că a bătut-o pe Caterina. Vă amintiți că Marmeladov uh, i-a spus uh, asta lui Raskolnikov. Andrei Semionovici se supără negând asta. Spune că ea l-a atacat și că el doar s-a apărat. Lujin râde uh, și Andrei Semionovici îi spune că este morocănos pentru că tocmai a fost părăsit. Citez. Dumneata, nu înțelegi. Eu credeam că de vreme ce se admite că femeia este egal a bărbatului în toate, chiar și în forța fizică, lucru care se afirmă de pe acum, atunci și în acest caz trebuie să păstrăm egalitate în drepturi. Fidește, mai târziu am înțeles că, de fapt, această problemă n-ar trebui să existe, pentru că în societatea viitoare bătaia este de neconceput. Și că, desigur, ar fi ciudat să cauți egalitate în bătaie. Nu sunt atât de prost. Deși bătaia există, adică nu va exista mai târziu, dar deocamdată există. Așa, cu dumneata te încurci cât ai zice pești. Nu mă duc la pomană pentru că a avut loc această înțelegere. Nu mă duc la pomană din principiu. Ca să nu iau parte la prejudecata neroada pomenilor. Asta este. De altfel, poate că am să mă duc ca să-mi bat joc. Păcat că n-au să vină popii. Altfel, m-aș duce neapărat. Căsătoria este, mare atenție, crede el, o prostie o convenție socială care împiedică femeile să fie libere. Luji râde și o aduce în discuție pe Sonia, întrebând dacă este adevărat că este o prostituată. Andrei Semionovic spune că atunci când totul se schimbă și societatea este fixă, a fi prostituată nu va fi considerat un lucru rău, va fi recunoscut ca un loc de muncă decent. Lujin întreabă dacă este adevărat că el a ajutat-o pe Sonia să fie dat afară. În niciun caz, spune el, nu s-a culcat niciodată cu ea, el doar o ajută cu educația ei. Lujin face tot felul de insinuări, iar el spune că vrea să o ajute pe Sonia, Andrei Semionovici spune că vrea să o ajute pe Sonia, și că el și echipa lui își doresc să lupte pentru drepturile femeilor. Când Lujin termină cu Abacu, își ascunde majoritatea banilor, dar omite o parte. Spune că vrea să vorbească cu Sonia. Când Andrei Semionovici se întoarce cu Sonia, nervoasă și timidă, Lujin o așează și apoi îl întreabă pe Andrei dacă Raskolnikov este încă la cină. Auzind că este, el îl convinge pe Andrei Semionovici să rămână, să fie martor, că nu are loc nicio afacere dubioasă. Lujin o roagă pe Sonia să-i spună mamei ei că îi pare rău că nu poate fi la cină. Ea se ridică pentru a transmite mesajul, dar el o face să se așeze la loc. Banii de pe masă îi atrag privirea, dar ea nu vrea să se uite la ei, așa că se uită la mâinile lui. Dar ochii ei sunt atrași de bijuteriile lui scumpe, la care nu vrea să se uite, așa că se uită în cele din urmă în ochii lui. Spune că vrea să o ajute să strângă niște bani pentru Caterina. Sonia îl întreabă dacă i-a promis Caterinei că o va ajuta să obțină o pensie de văduvă de la guvern. El râde spunând că acest lucru este ridicol. I-a spus doar despre o altă văduvă care a primit una. Marmeladov nu mai lucrase la guvern de multă vreme, așa că pe Caterina nu o poate ajuta cu pensia. Își bate joc de Caterina, de fapt. Sonia o apără, dar apoi își cere scuze pentru ieșirile ciudate ale e, mamei ei. Ea încearcă să plece, dar Lujin o reține din nou. Vrea să se întâlnească cu ea la ora 19. Să discute ce pot face pentru e, a o ajuta pe Caterina o critică pentru că a cheltuit banii pe pomană și îi dă Soniei 10 ruble și îi spune să-i ascundă de mama ei. Ea se înroșește, ia banii și se ridică. Lujin merge cu ea la ușă, pe urmă Sonia se întoarce la Caterina incredibil de confuză. Andrei Semionovici este extrem de mulțumit de Lujin și îi spune că a auzit și a văzut totul. Îl complimentează pe Lujin pentru generozitatea sa și apoi îl întreabă de ce și-ar dori vreodată o căsătorie legală. Acesta îi spune că ideea de căsătorie deschisă a lui Andrei Semionovici va face ca bărbații să fie nevoiți să întrețină copiii altor bărbați. Citez. Pe dracu, uneori visez că dacă o să mă mărit vreodată, pu, dacă o să mă însor, liber sau legal, nu contează, mi se pare că eu singur o să-i aduc nevestii mi un aman, dacă o să văd că trece prea mult timp și nu și un. unul. Draga mea o să-i spun, eu te iubesc, dar pe deasupra vreau ca tu să mă stimezi. Poftim. E just ce spun. Piotr Petrovici chicotea, dar fără prea mare chef. Aproape că nu-l asculta. Se gândea la altceva și până și Lebeziatnikov sfârși prin a observa acest lucru. Piotr Petrovici părea tulburat, își freca mâinile, cădea pe gânduri. Toate acestea Andrei Semionovici uh, și le aminti și le înțelese mai târziu. Capitolul 2 Autorul se gândește la decizia Caterinei de a cheltui aproape jumătate din banii pe care i-a dat Raskolnikov pentru mormântare și cină. Poate că totul a fost pentru a-și onora soțul poate a fost din mândria săracului. Potrivit lui, cei mai săraci oameni vor cheltui bani pe care nu ar trebui, doar ca să le arate altora că de fapt nu sunt săraci. Rezerva de băuturi alcoolice nu este atât de mare pe cât crede Lujin, dar există puțină băutură la eveniment. Caterina este super sensibilă. Cea mai mică problemă o face să creadă că totul se prăbușește. Pe parcursul pregătirilor, ea merge înainte și înapoi, între aș iubi și aș urâ vecinii, dintre care unii chiar uh, o ajută. Proprietara Caterina, Amelia Ivanovna, o ajută. Ea face cea mai mare parte a muncii, de fapt. Acest lucru este ofensator pentru Caterina. Ea simte că este la un nivel social mai înalt decât uh, proprietara ei uh, germană. Caterina crede că proprietara se comportă ca și cum ar face-o din milă, ceea ce o jignește. Și în plus, Amelia poartă o pălărie ridicolă, neagră cu pene negre. Acea pălărie este ultimul pai. Caterina decide să-i administreze Ameliei o baie rece. Ea nu este mulțumită de cei prezenți. Tipul pe care își dorește cu adevărat să fie aici este Lujin. Nu pentru că vrea ceva de la el, ci pentru că el este cel mai înstărit tip care stă în clădire. Andrei Semionovici observă ea, nu este nici el acolo. O doamnă și fica ei sunt de asemenea absente. Numai oamenii săraci, care nici măcar nu l-au cunoscut pe Marmelado, sunt acolo pentru alcool și mâncarea de pomană. E încântată când apare Raskolnikov, în sfârșit un tip respectabil. Stând lângă el, începe să tușească și să-și bată joc de proprietară. Între înțepăturile aruncate spre uh, proprietară, ea joacă rolul de gazdă, asigurându-se că copiii ei și toți ceilalți au de mâncat și de băut. În curând, ea râde atât de tare de pălăria proprietarei, încât are o criză lungă de tuse, urmată de scuipat cu sânge, pe care îi arată lui Raskolnikov. Apare și Sonia, sperând să o facă pe Caterina să se simtă mai bine, spunându-i de ce Lujin nu poate veni. Ea se calmează și îi spune lui Raskolnikov că nu este surprinsă de Lujin. El este prea bun pentru această mulțime. Spune că știe că Raskolnikov este aici doar pentru a onora prietenia lui cu Marmeladov. Citez. Caterina Ivanovna se sculă de pe scaun și spuse aspru cu mare liniște, deși foarte palidă și cu pieptul zbuciumat, că dacă Amalia Ivanovna își va permite o singură dată să-l pună pe vaterașul ei nenorocit pe aceeași treaptă cu tatăl ei, atunci ea, Caterina Ivanovna, are să-i smulgă boneta din cap și are să-i o calce în picioare. Auzind acestea, Amalia Ivanovna începe să alerge prin odaie, zbierând cât o ținea gura că ea este stăpână în casă și Caterina Ivanovna musai în acest clip din casă plecat. Apoi se repezi să strângă de pe masă lingurițele de argint. Se stârni zarvă mare, copiii începură să plângă. Sonia încearcă să o rețină pe Caterina Ivanovna, dar când Amalia Ivanovna strigă ceva despre condicuță, Caterina Ivanovna o împinge pe Sonia la o parte și se năpustește la Amalia Ivanovna ca să-și aducă îndată la îndeplinire amenințarea cu privire la bonetă. În clipa aceea ușa se deschise și Piotr Petrovici Lujin apăru în prag, își roti privirea severă asupra întregii adunări și Caterina Ivanovna se repezi la el. Capitolul 3 Lujin vrea să o vadă pe Sonia. Totul se liniștește. Trece pe lângă Raskolnikov fără să-i acorde nicio atenție. Cerându-și scuze pentru intruziune, o acuză pe Sonia că i-a furat 100 de ruble. Toată lumea se uită la ea. Lujin o presează pentru un răspuns. Ea spune că nu a făcut-o. El se lansează într-o lungă explicație de ce o bănuiește pe Sonia că i-a luat banii. El spune că Andrei Semionovici a văzut totul și îl va susține. Sonia este fermă, spune că tot ce are sunt cei 10 ruble. Caterina îi smulge și îi aruncă în Lujin. O numește nebună. Sonia crede că toată lumea se uită la ea cu răutate. Se pare că și Raskolnikov se uită la ea, iar ochii lui strălucesc. Lujin amenință că va chema poliția. Caterina argumentează în apărarea fiicei ei cu pasiune și convingere extremă. Pentru a dovedi nevinovăția Soniei, ea o percheziționează și găsește o bagnotă de 100 de ruble. Lujin o privește cu aroganță. Amelia vrea ca Sonia să fie trimisă în Siberia. Sonia jură că este nevinovată. Caterina jură că o crede și cere lui Raskolnikov să o susțină. El și Lujin se uită unul la altul. Familia Soniei plânge și se lipește de ea. Citez. Câtă josnicie răsună deodată în ușă un glas puternic. Piotr Petrovici se întoarse iute. Câtă josnicie, repetă Lebeziadnikov privindul l țintă în ochi. Piotr Petrovici parcă tresări. Asta o observară toți și-și amintiră mai târziu. Lebeziadnikov intră în odaie. Și dumneata ai îndrăznit să mă pui martor? Întrebă el apropiindu-se de Piotr Petrovici. Dar ce înseamnă asta, Andrei Semionovici? Despre ce vorbești, băigui Lujin? Asta înseamnă că dumneata ești un calomniator. Asta înseamnă cuvintele mele rosti cu aprindere Lebeziatnikov, uitându-se sever la el cu ochișorii lui miopi. Era grozav de supărat. Raskolnikov îl sorbea din ochi, prinzând din zbor și cântărind fiecare cuvânt. Din nou se făcută cere. Piotr Petrovici păru încurcat, mai ales în prima clipă. Dacă mi-o spui mie, uh, Începu el bâlbâindu-se, dar da ce-ai pățit? Nu cumva ți iși ieșit din minți? Eu nu mi-am ieșit din minți, pe când dumneata, dumneata ești un excroc. Doamne, câte josnicie, am ascultat tot, am așteptat anume ca să înțeleg tot jocul, pentru că, îți spun drept, nici acum nu înțeleg prea bine. Pentru ce ai făcut toate astea? Nu pricep. Dar ce am făcut? Încetează odată cu enigmele dumitale absurde. Nu cumva ești beat? Dumneata poate te îmbeți, om josnic ce ești, nu eu, o picătură de vot că nu pun niciodată în gură, pentru că asta contravine părerilor mele. Închipuiți-vă, el, el însuși, cu mâna lui, a dat această sută de ruble Sofiei Semionovna. Am văzut eu, sunt martor, pot să jur, el, el singur, repetă el adresându-se tuturora și fiecăruia în parte. Ai nebunit, mucosule, țipă din Lujin. Poftim, Uite-o în fața dumitale. Ea singura a confirmat că în afară de cele 10 ruble n-a primit de la mine niciun ban. Atunci cum i-am putut da suta? Eu am văzut, am văzut, strigă Lebeziadnikov, menținându-și afirmația. Și, deși asta contravine opiniilor mele, sunt gata chiar acum să depun orice fel de jurământ în fața tribunalului, pentru că am văzut cu ochii mei când i-ai băgat pe ascuns bani în buzunar. Prostul de mine, am crezut că ai făcut-o din mărinimie, i-ai băgat în buzunar, în prag, când ea s-a întors și și dumneata ei strâns degetele cu mâna dreaptă, iar cu cealaltă, cu stânga, ei strecurat binișor hârtia în buzunar. Am văzut! Am văzut!" Lujin păli. Dar ce ce, ce ce tot minți!" strigă el cu neobrăzare. Cum ai putut să vezi hârtia când stăteai la fereastră? Ți s-a năzărit? Ce, de chior ce ești? Ai urezi?" Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu no, nu no. mi s-a năzărit. Și deși stăteam deoparte, am văzut tot." De la fereastră ar fi fost într-adevăr greu să disting hârtia, asta așa este, dar eu știam, știam precis că era o sută, fiindcă atunci când ai dat Sofiei Semionovna 10 ruble, am văzut, ai luat de pe masă și o sută. Asta am văzut fiindcă în clipa aceea eram foarte aproape și fiindcă tocmai îmi venise o idee, n-am uitat cu aia în mână. Ai împăturit-o și ai ținut-o strâns în punct tot timpul, apoi am uitat de ea, dar când te ridica de la masă ai mutat hârtia din mâna dreaptă în cea stângă, și ai fost cât pe ce să o scap jos. Atunci din nou mi-am adus aminte de ea, fiindcă iar mi-a venit aceeași idee. Și anume că vrei să faci o binefacere, ascunzându-te de mine. Puteți să vă închipuiți cu ce atenție am urmărit tot ce a fost mai departe și am văzut. Am văzut cum ai reușit să-i vâri banii în buzunar. Am văzut cu ochii mei, sunt gata să depun jurământ. Lujin normal neagă totul, dar nimeni nu-l crede voci de dezaprobare plutesc în jur. Chiar dacă Andrei Semionovic nu este un vorbitor grozav, toți cei din sală sunt convinși. Vrea să-și spună povestea poliției. Raskolnikov se ridică. Și-a dat seama de motivația lui Lujin și o explică. El spune mulțimii tot ce se întâmplă cu Lujin și familia lui. Dacă Lujin o poate face pe Sonia să arate cu adevărat prost, Dunia va crede că a fost sincer și corect. Atunci ar stârni-o pe Dunia împotriva lui Raskolnikov. Poate că el atunci ar fi înstrăinat de familie și Lujin ar putea să și îndeplinească scopul de a pune mâna pe dunia. Andrei Semionovici este de acord cu Raskolnikov și mai adaugă câteva detalii pentru a arăta de ce. Andrei Semionovici îi spune lui Lujin să iasă în clipa asta. Lujin iese amenințând cu acțiuni legale. Un funcționar încearcă să-l lovească pe Lujin cu un pahar, dar o lovește pe Amalia. Sonia nu mai suportă, așa că pleacă. Proprietărea sa o ia razna și o somează pe Caterina să se mute și chiar îi și aruncă lucrurile. Caterina lasă copiii cu Polenca la conducere ca să poată merge să găsească ajutor. Citezi. Și aruncându-și pe cap șalul acela verde de stofă subțire, despre care pomenise în istorisirea lui Răposatul Marmeladov, Caterina Ivanovna își croi drum prin mulțimea îngrămădită a chiriașilor beți, care tot să mai înghesuia un odaie, și alergă în stradă plângând cu hohote, sperând că va găsi undeva pe loc și cu orice preț dreptatea. Polecica, îngrozită, se piti cu copiii într-un colț, pe ladă, unde rămase să o aștepte pe mamă sa, îmbrățișându-i tremurătoare pe cei doi frățiori mai mici. Amalia Ivanovna umbla de colo până colo, urlând de furie, azvârlind pe jos tot ce-i cădea în mână. Chiriașii făceau scandal, strigau fiecare cei i trecea prin cap, unii comentau ce cele întâmplate, alții se certau și se înjurau, alții cântau. E timpul să plec și eu, se gândi Raskolnikov. E, ia să vedem Sofia Semionovna ce ai să zici acum. Capitolul 4 În timp ce Raskolnikov se îndreaptă spre Sonia, el poartă această conversație cu el însuși. Trebuie să-i spun. Nu, nu pot să-i spun. Dar trebuie. Dar eu nu pot. Citez. Se opri nehotărât în fața ușii, întrebându-se. Trebuie oare să-i spun cine a ucis-o pe Elizaveta? Întrebarea era stranie, fiindcă simți chiar în aceeași clipă, nu numai că nu se putea să nu-i spună, dar nici măcar să mai întârzie un singur minut. Nu știa încă de ce acest lucru era imposibil. Presimțea numai această imposibilitate și îl copleși senzația dureroasă a slăbiciunii lui față de această necesitate. Ca să nu se mai gândească și să nu mai sufere, deschise iute ușa și din prag se uită la Sonia. Fata ședea cu coatele pe masă, cu fața ascunsă în palme, dar zărindul se sculă de îndată și porni în întâmpinarea lui de parcă l-ar fi așteptat. Ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu erai dumneata?" Rostia în pripă în timp ce el intră în odaie. Se vedea bine că se gândea numai la binele pe care îl făcuse și era grăbită să-i mulțumească. Pentru asta l-așteptase. Raskolnikov se apropie de masă și se așeză pe scaunul de pe care tocmai se sculase Sonia. Ea se opri la doi pași, exact așa cum făcuse cu o zi mai înainte. Ei, Sonia," zise el și simți deodată că glasul îi tremura. Ai văzut că toată povestea se întemeia pe Poziția dumitale socială și de care decurg din ea. Ai înțeles adineau, acest lucru? Pe chipul ei se oglindi suferința. Numai să nu-mi vorbești ca ieri, îl întrerupse ea. Te rog, nu reîncepe. Și așa sunt destul de chinuită. Și se grăbi să zâmbească, speriața că dojana ei ar putea să-l supere. Am făcut o prostie, cam am plecat. Ce-i pe acolo? Tocmai mă gândeam să mă duc, dar am așteptat să vii dumneata. o voi pune o întrebare, Sonii. Dacă ar putea alege între viața lui Lujin și viața familiei ei, pe cine ar alege? Cum ar decide ea? Sonia spune că numai Dumnezeu decide cine trăiește și cine moare. Nu ar putea avea niciodată vreo legătură cu ea. Apoi îi spune lui Raskolnikov să ajungă la subiect, cu excepția cazului în care el este interesat doar să o chinuie. Ea plânge 5 minute, apoi Raskolnikov spune că este de acord cu ea. După aceea se simte neputincios și disperat. Deși nu se așteaptă la asta, o urăște brusc pe Sonia. Dar când se uită la dragostea din ochii ei, ura dispare. Se așează lângă ea pe pat. Vocea lui este înghețată, nu-i poate spune. Ea îl roagă să-i spună care este problema. El îi spune că nu este nimic și ea începe să-i fie milă de el și de durerea lui. Citez. Uite ce este Sonia. Și un zâmbet palid și neputincios îi flutură câteva clipe pe buze. Ți-amintești ce am vrut să-ți spun ieri? Sonia așteaptă neliniștită. Plecând, ți-am spus că poate mi-au rămas bun de la tine pentru totdeauna dar că dacă vin astăzi, am să-ți spun cine a ucis-o pe Elizaveta. Ea a început odată să tremure. Acum am venit să-ți spun, așadar ieri ai vorbit serios. Șopti ea cu greu, dar se dezmedici numai decât și întrebă, dar de unde știi? Respiră greu, obrazul ei se face tot mai palid. Știu, iată cu o clipă. L-au găsit pe acela? Întrebă ea sfioasă. Nu, atunci cum poți ști asta? Întrebă ea cu glasul stins, după câteva clipe de tăcere. El se întoarse spre ea și o privi țintă, cu o ciudată neclintire. Icești, răsti cu același zâmbet strâmb și neputincios. Ea trebuie să abiciuită de un vânt rece. Dar de ce? De, de, de ce? De ce mă sperii așa? Rosti zâmbind ca un copil mic. Dacă știu, înseamnă că sunt bun prieten cu el. Urmă Raskolnikov cu privirile pironite asupra ei, nemai putând să-și ia ochii de la ea. El n-a vrut, să o ucidă pe Lizaveta. A ucis-o întâmplător. El voia să o ucidă pe bătrână când era singură și s-a dus la ea, dar atunci a intrat Lizaveta și el era acolo și a ucis-o. Se scurse încă un minut de groază. Amândoi se priveau în ochi. Va să zic că nu poți să ghicești? Întrebă el cu senzația cu care s-ar fi aruncat din tur la unei biserici. Nu, Șoptii abia auzit Sonia. Caută bine, și de îndată ce aceste cuvinte, o senzație pe care o mai cunoscuse, îi îngheță inima. Se uită la Sonia și îi părut deodată că vede pe fața ei expresia Elizavetei, cum i se întipărise în minte, în timp ce se apropia cu toporul, iar ea se dădea înapoi spre perete cu o mână întinsă înainte și o spaimă copilărească în obraz, întocmai cum fac copiii mici, când încep să se sperie și gata să plângă cu mânuțele întinse, se dau înapoi și își ațintesc ochii speriați, neclintiți, asupra lucrului care îi îngrozește. Sonia de asemenea îl privi câtva timp neputincioasă, cu spaimă. Apoi ridică și ea mâna stângă, propti ușor degetele în pieptul lui și se ridică încet din pat, depărtându-se tot mai mult, fără a înceta de a-l privi țintă. Groaza ei trecu și în el, aceeași privire și aproape cu același zâmbet copilăresc. Ai ghicit, șopti el în sfârșit. Doamne! Strigă Sonia și se prăbuși fără putere pe pat cu fața în pernă. Dar peste o clipă se ridică brusc, se apropie iute de el, îl apucă de mâini și strigându-le tare ca într-un clește cu degetele ei subțiri, își pironi ochii întrai lui într-o privire lungă. Caută cu disperare să prindă măcar o umbră de speranță, dar nu mai era niciuna. Nu rămânea nicio îndoială, era așa. Mai târziu când își amintea această clipă, îi se părea ciudat și neverosimil. Cum își dăduse seama așa dintr-o dată că nu există nicio îndoială? Nu putea spune că prițimțise ceva de felul acesta și cu toate acestea de îndată ce el îi spusese, îi se păru că într-adevăr ea presimțise de mult asta. Ajunge, Sonia, nu mă chinui, se rugă el îndurerat. Nu astfel se gândise el că îi va destăinui fapta lui, ci cu totul altfel. Ca neștire, Sonia sări de pe pat și frângându-și mâinile ajunse în mijlocul camerei, apoi se întoarse repede și se așeză din nou lângă el, aproape atingându-l cu umărul. Peste o clipă se cutremură, scoase un țipăt și fără să știe nici ea de ce, se aruncă în genunchi în fața lui. Ce ai făcut? Ce ai făcut cu tine?" strigă disperată și ridicându-se se aruncă de gâtul lui și îl strânse tare în brațe. Raskolnikov se trase deoparte și o privi cu un zâmbet trist. Ha. ciudată ești tu, Sonia. Mă îmbrățișezi și mă săruți după ce ți-am spus asta. Tu nu-ți dai seama ce faci. Nu, acum nu este pe lume un om mai nefericit ca tine, strigă ea cu tremurată de milă, fără să-i audă observația și izbucni într-un plâns nervos. Un sentiment pe care nu-l mai cunoscuse de mult îi cuprinse ca un val inima înmuindu-. o El nu se împotrivi. Două lacrimi îi se iviră în ochi și rămase rasternate de gene. Prin urmare, N-ai să mă părăsești, Sonia, întrebă el privindu-o aproape cu nădejde. Nu, nu, niciodată și nicăieri, exclamă ea. Am să te urmez peste tot, pretutinde. Doamne, nefericită de mine, de ce De ce nu te-am cunoscut mai devreme? De ce n-ai venit mai înainte? Doamne, de ce n-ai venit? Am venit acum. Acum? A, și ce-i de făcut acum? Împreună, împreună repetă ea în neștire cu l din nou în brațe. Am să te urmez la ochnă. Sonia se simte dezorientată și ciudată. Nu-i vine să creadă că este cu un criminal adevărat. I s-a întâmplat ceva îngrozitor. Banii pe care el i-a dat familiei ei au fost furați de la amanet. Raskolnikov o liniștește explicând că nici măcar nu știe dacă a furat bani, că banii sunt de la mama lui. El îi spune că a ascuns poșeta sub o stâng. Pe urmă îi mărturisește că își dorește ca motivul său să fi fost banii, nu s-ar simți atât de rău. Cei doi se țin de mână și el încearcă să explice Sonii teoria lui Napoleon. Îți amintești, oamenii mari nu vor lăsa nimic să stea în calea măreției lor, nici măcar alți oameni. Oamenii mari ucit pentru progres, normal Sonia nu prea înțelege logica lui. Citez. Tu știi că mama mea nu mai are nimic. Sora mea din întâmplare a primit o educație bună și este sortită să pribegească printre străini ca guvernantă. Toate speranțele, și l au pus în mine. Am intrat la universitate, dar n-am putut să mă întrețin și m-am văzut silit să-mi întrerup studiile. Și chiar dacă le-aș fi urmat înainte, atunci, peste vreo 10-12 ani, dacă aș fi avut noroc, puteam să sper să ajung învățător sau funcționar cu o mie de ruble leafă pe an. Vorbea ca și cum ar fi spus o lecție învățată pe de rost. Până atunci mama s-ar fi uscat de griji și nevoi și eu tot n-aș fi izbutit să-i alim bătrânețea. Iar sora, sora mea putea să o pățească și mai rău. Și apoi ce viață este asta? Să treci pe lângă toate, să te lipsești de toate, să o lași pe mama ta în nevoie, să rabzi resemnat. De pildă, jinirea ce a fost adusă surorii tale. Și ca să ajungi la ce? Că după ce ai mormântat pe ai tăi, să-ți iei alte griji, soție, copii, și să-i lași și pe ei după moartea ta, fără un ban și fără o bucată de pâine. Și, și atunci am hotărât să pun mâna pe banii bătrânei să-i folosesc în primii ani, să mă întrețin la universitate, fără să mai fie o povară pentru mamă, apoi să fac primii pași în viață, fără constrângere, să-mi alcătuiesc o soartă nouă și să pornesc pe acest drum, să fiu independent. Da, și... și asta e tot. Eh, pe bătrână firește, am făcut rău că am ucis-o și destul. Raskolnikov părea a ajuns la capătul puterilor și-și lăsă capul în piept. Vai, nu, nu e asta, nu e asta, Exclamă cu durere Sonia. Se poate oare să. Nu, nu e asta, nu a fost așa. Uite, și tu vezi că nu e asta. Și cu toate astea am vorbit sincer. Ți-am spus tot adevărul. Și ce adevăr? Uf, doamne, doamne. La urmă ormei n-am ucis decât un păduche, Sonia. Un păduche inutil, scârbos, dăunător. Păduchile astea. Era o ființă omenească. Știu și eu că nu era un păduche, răspunse el privind o ciudat. De altfel ce ți-am spus nu are nicio noi, mă, Sonia, adăugă el ia altceva. E alt... ai treptat. Au fost cu totul și cu totul alte cauze care m-au împins. N-am vorbit de mult cu nimeni, Sonia. Și acum mă doare rău capul. Ochii străluceau străluceau înfigurați, aproape de lira. Un zâmbet neliniștit îi rătăcea pe buze. Sub starea lui de surescitare străbătea o cumplită oboseală. Sonia își dădea seama cât suferă. Și ei îi se învârtea capul. Vorbea atât de ciudat, parcă îi înțelegea cuvintele și totuși, dar cum se poate, cum se poate, o oh, doamne? Și ea își disperată mâinile. Recunoaște că nu trebuia să se oprească de la muncă și să părăsească școala. Ar fi putut obține hainele și banii de care avea nevoie pentru a continua, dar în schimb s-a închis în cămăruța lui oribilă, gândindu-se și gândindu-se tot mai mult și mai mult și în timpul gândirii a început să creadă că oamenii nu se pot schimba niciodată. Oamenii puternici, cei care vor face orice, vor stăpâni mereu pe cei slabi și vor stăpâni lumea. De aceea a ucis-o pe babă, pentru a arăta că este suficient de puternic pentru a face orice și astfel să-și ia locul printre cei puternici, printre conducători. Sonia dă vina pe diavol, iar Raskolnikov este de acord explicând că odată ce i-a venit ideea în cap, nu a mai putut scăpa de ea chiar dacă știa cu adevărat că nu era Napoleon. Ideea îl chinuia. A decis să ucidă femeia pentru că a vrut să facă asta. Dacă a ucis, înseamnă că avea dreptul. Îngrozită, Sonia întreabă dacă vrea să spună dreptul de a ucide. Iritată, Raskolnikov îi spune să tacă, că încearcă să vorbească. Citez. Nu mă întrerupe, Sonia. N-am vrut decât să-ți dovedesc un singur lucru că diavolul m-a împins atunci să mă duc acolo și abia după aceea m-a făcut să înțeleg că n-am avut dreptul să fac acel lucru, fiindcă sunt un păduche ca toți ceilalți și a bătut joc de mine și de aceea am venit acum la tine. Halal, oaspete, dacă n-aș fi fost un păduche, aș fi venit eu la tine. Ascultă, când m-am dus atunci la bătrâna aceea, m-am dus numai să încerc să știi asta. Și ai ucis, ai ucis, dar cum am ucis? Așa se ucide, așa se duce cineva să ucidă, cum m am dus eu atunci. Am să-ți spun odată și odată cum a fost. Și oare pe baba am ucis-o? M-am ucis pe mine. Acolo, pe loc, m-am ucis pe mine, pe veci. Iar pe baba aceea a ucis-o diavolul, nu eu. Ajunge, Sonia. Ajunge. Destul. Lasă-mă! strigă el cu un glas fâșietor. Lasă-mă! își sprijini coatele pe genunchi și își strânse capul în palme ca într-un clește. Oh, ce suferință! Ce suferință! gemu Sonia. Acum ce să fac? Spune. Întrebă el deodată, ridicând capul și privind-o cu fața răvășită de disperare. Ce să faci?" strigă ea, sărind deodată de la locul ei și ochii ei până atunci plini de lacrimi îi străluciră puternic. Scoală-te!" Ea la apucă de umăr. El se ridică privind-o aproape mărmurit. Du-te acum, chiar în clipa asta, la o răscruce de drumuri. Închină-te adânc, sărută mai întâi pământul pe care l-ai pângărit, apoi închină-te în cele patru zări, în fața lumii întregi și spune tare să audă toți, Eu am ucis!" atunci Dumnezeu are să-ți redea viața. Hai să te duci? Hai să te duci? întrebă ea, tremurând toată ca într-un acces, apucându-l de mâini, strângându-i tare în mâinile ei și învăluindu-l cu privirea ei de foc. El se miră, păruimit chiar de exaltarea ei neașteptată. Vrei să merg la ocnă, Sonia? Să mă predau? întrebă el posomorât. Primește suferința și îi ți vina prin ea. Asta trebuie să faci. Nu, nu, n-am să mă duc să mă predau, Sonia. Și de trăit, cum ai să trăiești? exclamă ea. Oare poate cineva să trăiască astfel? Cum ai să dai ochii cu mama ta? Vai, ce au să se facă, ce au să se facă ele acum? Dar ce tot în drum tu le-ai și părăsit, ai rupt legăturile cu ele. Doamne, strigă ea, știe și el singur toate astea, cum, cum să trăiești cu inima pustită? Ce are să se întâmple de acum înainte cu tine? Ești un copil, Sonia, Rosti el încet. Cu ce m-am făcut vinovat în fața lor? Pentru ce să mă duc să mă predau? Ce să le spun acestor oameni? Toate acestea nu sunt decât un miraj. Ei extermină milioane de oameni și încă socotesc asta drept o virtute. Sunt niște excroci și niște ticăloși, Sonia. N-am să mă duc la ei. Ce le-aș putea spune? Că am ucis și n-am îndrăznit să iau banii, că i-am ascuns sub o piatră, adăugă el zâmbind sarcastic. Păi au să râdă de mine, au să zică că sunt prost, că nu i-am luat. Laș și prost. Ei n-au să înțeleagă nimic, nu sunt în stare să înțeleagă. Pentru ce? Să mă duc să mă predau? Nu, nu, n-am să mă duc. Ești un copil, Sonia. Hai să te chinuiești, hai să te chinuiești de moarte repetă ea, întinzând spre el brațele cu nespusă rugă. Se prea poate să mă fi calomniat, spuse el întunecat, pradă gândurilor. Poate că mai sunt încă om și nu un păduche și m-am grăbit să mă condamn singur. Am să lupt încă. Își crispă buzele într-un zâmbet plin de îngânfare. Să duci povara asta? O viață întreagă? O viață întreagă? Am să mă obișnuiesc. Am să mă obișnuiesc. Rosti el posomorât și gânditor. Ascultă, urmă el peste o clipă, a, ajunge cu văicărelile. Trebuie să vorbim serios. Am venit să-ți spun că sunt căutat, că vor să mă prindă în laț. Vai! <sus> Exclamă Sonia îngrozită. Ce strigi? Vrei să mă duc la o ochnă și te sperii? Dar ascultă bine, n-am să mă dau bătut. Am să lupt și ei n-au să izbutească nimic. Nu au dovezi. Nu au dovezi. După ce o avertizează că polițiștii îl urmăresc, el o întreabă dacă îl va vizita la închisoare. Cu entuziasm, Maximia spune că o va face. În drum s-a gândit că dacă îi mărturisește Soniei, îl va face să se simtă mai bine. În schimb, l-a făcut să se simtă și mai rău. Acum îi spune Soniei să nu vină să-l vadă la închisoare. Ea vrea să-i dea o cruce. Întinde mâna să o ia, dar ezită și își retrage mâna. Poate mai târziu, spune el. Ea îi spune că atunci când este gata, poate purta crucea și se pot ruga împreună. Cineva strigă numele Soniei. Andrei Semionovici este cel care o strigă. Capitolul 5 Andrei Semionovici le spune lui Raskolnikov și Soniei că biata Caterina și-a pierdut mințile. Ea plănuiește să scoată copiii pe stradă la cerșit, îi învață cântece și dansuri și imediat Sonia își apucă haina pentru a merge la ei. Raskolnikov și Andrei Semionovici nu merg cu ea, ci merg împreună. Raskolnikov îl întreabă dacă a vorbit cu Caterina despre tuberculoza ei. Andrei Semionovici vorbește despre remedii experimentale pentru probleme mentale. Când ajung la casa lui Raskolnikov, acesta îl lasă pe Andrei Semionovici să aștepte. Nu știe de ce s-a întors în această cameră. Vinovăția pentru că a împovărat-o pe Sonia cu problemele lui îl face să creadă că ar putea să o urască în viitor. El decide că nu vrea ca ea să fie implicată în mizeria lui. El crede că poate închisoarea este răspunsul. Foarte curând, Dunia sosește în camera lui. Ea își cere scuze pentru vizită, iar el vede cât de mult îl iubește ea. Razumâhin i-a explicat totul și ea știe că el este suspectat pe nedrept de crime și îi spune că înțelege că trebuie să se ocupe de asta, că o va proteja pe pulcherea și o va liniști în absența lui. Când ea pleacă, Raskolnikov îi spune că el crede că Razumihin este un tip grozav. Acest lucru o face să roșească, iar apoi el spune mai multe lucruri bune despre el, inclusiv un indiciu direct că ea și Razumihin ar putea fi un cuplu bun. Apoi și a rămas bun de la ea într-un fel definitiv. Citez. Fata se răsuci pe călcâie și se îndreptă spre ușă. Dunia o opri Raskolnikov, se sculă și se apropie de dânsa. Acest Razumihin este un om foarte bun. Dunia a ușor. Și? întrebă ea peste o clipă. Este un om muncitor, priceput, cinstit, capabil de o dragoste mare. Rămâi cu bine, Dunia Dunia se aprinse la față, apoi se neliniști. Dar oare ne despărțim pentru totdeauna, frate? E ca un testament pe care mi-l lași. N-are a face. Rămâi cu bine. El se întoarse și se apropie de fereastră. Ea rămase locului, îl privi cu neliniște și ieși foarte răscolită. Nu, el nu o privi cu răceală. A fost o clipă, cea din urmă, când dori se nebunește să o strângă în brațe, să-i spună adio și să-i spună tot, dar nici mâna nu îndrăznise să-i întindă. Mai târziu s-ar putea să se înfioare la gândul că am îmbrățișat-o acum, sau are să spună că i-am furat sărutul, dar ar putea ea să îndure o asemenea mărturisire? Adăugă el peste câteva clipe în gândul lui. Nu, n-ar putea să îndure. Astfel de femei nu pot îndura. Femeile ca ea nu pot niciodată. Și se gândi la Sonia. O adiere răcoroasă veni pe fereastră afară lumina scădea. Își luă brus șapca și ieși. Se întâlnește cu Andrei Semionovici care îi spune că Caterina are copiii pe stradă cântând și dansând pentru bani, în timp ce ea aleargă frenetic și dansează violent. Sonia încearcă să o scoată de pe stradă. De pe podul de lângă casa Soniei, ei o aud pe Caterina. În mod evident, este îngrozitor de bolnavă și se grăbește vorbind cu voce tare, îndemnând copiii să facă spectacol. Ea vrea ca toată lumea să vadă ce s-a întâmplat și să se simtă prost din cauza asta. După cum vă puteți aștepta, mulțimea s-a adunat imediat. Când cineva își bate joc de ei, Caterina atacă. Are crize de tuse și plânge. Sonia aleargă după ei încercând să o facă pe Caterina să o asculte, dar ea îi spune să o lase în pace. Raskolnikov încearcă să o scoată de pe stradă. Vine un polițist, îi dă niște bani, apoi îi spune să plece. Ea nu are licență pentru spectacol public și tulbură liniștea. Colia și Lida, cei doi copii mai mici, se sperie și fug. Caterina o îndeamnă pe Sonia să meargă să-i găsească pe cei doi copii, apoi se prăbușește sângerând. Sonia primește ajutor să o ducă pe Caterina în camera ei. Văzând camera, ea își cere scuze Soniei pentru tot ceea ce a trebuit să facă. Raskolnikov îl vede pe Svidrigailov acolo în camera Soniei, dar nu și poate da seama de unde vine. Caterina își cheamă copiii, toți au fost găsiți alături de ea, și spune că nu are nevoie de preot pentru că nu are păcate. Foarte curând, ea moare. Citez. Rodion Romanovici, aș vrea să vă spun două vorbe, spuse Zvidrigailov apropiindu-se de el. Lebeziadnikov îi cedă locul imediat și se retrase discret. Zvidrigailov îl duse pe Raskolnikov foarte mirat într-un colț mai îndepărtat. Toate aceste treburi, adică mormântarea și celelalte le iau asupra mea. Știți, e nevoie de bani și doar v-am spus că am bani de prisos. Pe și aceștia doi și pe Polișca am să-i dau într-un orfelinat mai bun și am să depun pe numele fiecăruia până la majorat 1500 de ruble, ca Sofia Semionovna să n-aibă grija lor. Și pe dânsa am să o scot din mociră, fiindcă este o fată bună, nu-i așa? Te rog deci pe dumneata să-i comunici Avdotiei Romanovna cum am întrebuințat cele zece mii de ruble care erau destinate." Dar cu ce scop v-ați apucat de binefaceri? întrebă Raskolnikov. O, da ce om bănuitor, răspunse răzând zvidricailor, dar v-am spus că acești bani îmi sunt de prisos și s-o fi făcut pur și simplu din sentimente omenești. Nu admiteți? Doar ea n-a fost un păduche și el arătă cu degetul colțul unde zăcea moartă, ca o oarecare babă cămătăreasă. Admiteți mai bine Lujin să trăiască și să comită tot felul de mărșăvii și Caterina Ivanovna să moară? Și apoi dacă nu le vin în ajutor și cu polici, ca se va întâmpla același lucru, fiindcă pentru ea altă cale nu există. Spuse toate acestea cu un aer viclean, parcă făcând cu ochiul, fără să-și ia privirea de la Raskolnikov. Acesta păli și îngheță la auzul propriilor sale vorbe pe care le spusese Sonii. Se dădu înapoi și se uită sălbatic la Zvidrigailov. De, 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 unde știi? Șopti el abia răsuflând. Hmm. Păi eu locuiesc dincolo, după peretele acela, la Madame Reslin. Aici șadeca a și dincolo Madame Reslin, o veche și credincioasă prietenă. Suntem vecini. Dumneata! Eu, strigă Vidrigailov, clătinându-se de râs, și te pot încredința pe cuvânt de onoare, dragul meu, Rodion Romanovici, că ai trezit în mine un interes cum nu m-am așteptat. Ți-am spus doar că ne împrietenim, ți-am prezis acest lucru și uite că așa și este. Și ai să vezi ce om de înțeles sunt. Ai să vezi că se poate trăi cu mine. Partea a șasea, capitolul 1. Acesta este un moment ciudat pentru Raskolnikov. Are impresia că se plimbă într-un nor de ceață. Nu are încredere în memoria lui, uneori îi este îngrozitor de frică, alteori nu-i pasă de nimic. El știe că situația cu Svidrigailov trebuie abordată chiar acum. Într-o zi, Raskolnikov jură că o să-l întâlnească pe Zvidrigailov într-un anumit loc și la un anumit moment. Altădată se trezește în niște tufișuri și nu știe de ce. Au trecut câteva zile de la moartea Caterinei. Raskolnikov a fost de câteva ori la Sonia și a dat peste Zvidrigailov, dar nu a vorbit despre nimic important. Ultima dată când au vorbit, Zvidrigailov i-a spus lui Raskolnikov că se ocupă de mormântare și că a găsit case pentru copiii orfane ai Caterinei și Marmeladov. Zvidrigailov i-a spus lui Raskolnikov că îi se părea ciudat de parcă s-ar afla în lumea lui. Apoi a spus el, tot ce au nevoie oamenii este aer curat. Aer curat, mai mult decât orice. Un preot trece pe lângă ei și începe o slujbă de rugăciune în camera Soniei. Trupul Caterinei este încă acolo, într-un sicriu. Raskolnikov a observat că Sonia nu-i acordase atenție de la moartea mamei ei, dar după slujbă, ea l-a luat de mână, nu-i venea să creadă că l-ar putea atinge fără să fie scârbită. Citez. Dacă ar fi putut să plece undeva unde să fie singur de tot, chiar de-ar fi trebuit să rămână așa o viață întreagă, s-ar fi socotit fericit dar în ultima vreme, deși era mai tot timpul singur, n-ar fi putut afirma că este. Se întâmpla să plece afară din oraș, să iasă la drumul mare, într-o zi a ajuns chiar într-un crâng, dar cu cât locul era mai pustiu, cu atât se simțea mai tare lângă el prezența nevăzută și neliniștitoare a cuiva. Prezență care nu atât îl speria, cât îl irita și de aceea se grăbea să se întoarcă în oraș, să se piardă în mulțime, să intre în tractire, în berării, să ducea de la tolcucii, în senaia, acolo era parcă mai ușor și se simțea mai singur. Într-o cârciumă pe înserate auzi niște cântece. Șezu o oră întreagă să le asculte și mai târziu și aminti că îi făcuse mare plăcere. Dar spre sfârșit îl apucă din nou neliniștea. Îl chinuia un gând ca o remușcare. Stau aici și ascult cântece. Oare asta am eu de făcut? își zise el. De altfel își dădu numai decât seama că nu-l neliniștea numai asta, că mai era ceva ce trebuia soluționat fără întârziere, dar acest ceva nu și-l putea lămuri cu gândul și nici exprima cu vorba. Toate gândurile se încurcau, se făceau gem. Nu, decât așa, mai bine luptă, mai bine porfirii sau zvidrigailov, de m chema mai iute sau marataca din nou. Da, da, Gândea el. Ieși din cârciumă și o lua aproape la guană. Gândul la Dunia și la mama lui îl aduse deodată într-o stare de panică. În noaptea aceea, cu puțin înaintea zorilor, se trezi în niște tufișuri din Krestovski Ostrov. Tremurând de frig, scuturat de friguri, porni spre casă și a ajuns acolo dimineața de vreme. După câteva ore de somn, frigurile îl lăsară, dar se scură târziu. Erau ceasurile două după amiază. După un pui de somn înapoi la el acasă, Raskolnikov se simte mai bine. Nastasia îi aduce mâncare pe care o mănâncă cu poftă. Razumăhin intră furios. El a fost foarte îngrijorat de Raskolnikov. El a presupus că uh, a fost bolnav și acesta este motivul pentru care nu s-a prezentat la mormântarea Caterinei. Dar acum îl vede pe Raskolnikov arătând bine, mâncându-și calm mâncarea. Razum Mâhin spune că toată lumea poate să meargă în iad. El susține că nu-i mai pasă de secretele lui Raskolnikov. Știe ce are de făcut acum, trebuie să se îmbete. Raskolnikov îi spune că a vorbit cu Dunia despre el și îi spune clar că vrea ca ei să fie împreună. Raskolnikov susține că poate Razul Mâhin ar trebui să stea cu Dunia în loc să iasă la băut. Secretele, îi spune Raskolnikov, nu vor fi secrete pentru totdeauna. Între timp, el trebuie să afle ce a vrut să spună un bărbat când i-a spus că bărbat au nevoie de aer curat. Se pare că Razomâhin îl suspectează pe Raskolnikov că este implicat într-un fel de complot politic și ia aerul curat ca dovadă că suspiciunile lui sunt corecte. El mai crede că Dunia trebuie să știe despre asta. Acest lucru îl face să-l întrebe pe Raskolnikov dacă Dunia i-a spus despre vreo scrisoare pe care a primit-o și care a supărat-o. Raskolnikov devine atent. El adaugă că poliția l-a găsit pe criminal. A fost zugravul până la urmă. Porfirii a spus totul despre asta. Pe stradă, Razumăhin decide că Raskolnikov este cu siguranță implicat într-un complot politic și este rușine că l-a suspectat de crimă. Citez. În data după plecarea lui Razumăhin, Raskolnikov se sculă, se întoarce spre fereastră, dădu într-un colț, apoi într-altul, de parcă ar fi uitat cât de strântă este o deaia, și se așeză din nou pe divan. Părea alt om. Iarăși lupta, prin urmare exista o ieșire. Da, prin urmare, există o ieșire, că prea s-au închis și zăvorât toate, prea dureros să-l încătușau strângându-i mintea ca într-un clește. De la scena cu Micolca, în cabinetul lui Porfir, începuse să se nebușe, fiindcă nu mai găsea ieșire din strântoare. După Nicolai, în aceeași zi, urmase scena cu Sonia. Lucrul se petrecuse și se încheiase altfel, cu totul altfel decât și-ar fi putut închipui vreodată. Prin urmare, se arătase slab, așa, într-o clipă, pe de-a întregul slab. A recunoscut atunci de acord cu Sonia și a recunoscut sincer că nu mai poate duce singur o asemenea povară. Dar Zvidrigailov? Zvidrigailov era o enigmă care îl neliniștea cei drept, dar parcă nu în aceeași măsură. Și cu Zvidrigailov va avea poate de luptat, dar cu el putea găsi o portiță de scăpare, pe când cu porfirii. Cu Porfiri era altceva. Așadar, porfirii însuși i-a explicat totul lui Razumâhin i-a explicat psihologic. Iar așa a început cu blestemata lui psihologie, Porfirii. Dar cum putea Porfirii să creadă măcar o singură clipă că Nicolai este vinovat? După scena între patru ochi care se petrecuse între ei înainte de venirea lui Nicolai și care nu îngăduia decât o singură explicație. În cursul acestor zile își amintise întreagă și fragmentar scena cu Porfirii Petrovici. În întregime nu ar fi putut să îndure amintirea ei. În timpul acelei scene toate vorbele rostite, gesturile, privirile, unele lucruri spuse cu un anumit ton, în sfârșit, limitele la care ajunseseră ei doi făceau de necrezut că așa zisa mărturisire a lui Nicolai, pe care Porfirii l-a pătruns de la primul cuvânt, de la primul gest, să fi putut druncina din temelii o convingere atât de puternică. După toate pe gândurile astea, iese și dă peste porfirii în hol și se întreabă dacă l-a auzit vorbind singur. Acesta vrea să intre să fumeze o țigară cu el. Raskolnikov îl invită cu căldură să intre. Porfirii își aprinde țigara, în timp ce Raskolnikov așteaptă cu o curiozitate uriașă să audă ce are de spus. Citez. Cheltuia ultimile fărâme de putere cei mai rămăseseră în suflet. Astfel, uneori un om prins de tâlhari trece câte o jumătate de ceas printr-o groază de moarte, iar când simte cuțitul la os, îi piere pe loc orice spai. Se așeză în fața lui Porfirii și îl privi țintă fără să clipească. Porfirii închise un ochi și începu să-și aprindă țigara. Haide, vorbește odată, vorbește, îi spunea în gând Raskolnikov cu inima gata să-i sară din piept. De ce? De ce nu vorbești? Capitolul 2 Porfirii începe cu o discuție fără substanță, apoi spune că vrea să fie sincer cu Raskolnikov. După ce l-a menționat pe Nicolae Zugravul care a mărturisit crima, își cere scuze pentru că a fost atât de dur cu Raskolnikov, explicând că era firesc să fie suspicios. Îi place de el și nu vrea ca el să creadă că este un monstru. Raskolnikov devine din ce în ce mai speriat, nu este sigur dacă Porfirii crede că este nevinovat sau. Vinovat. Când a fost bolnav, Porfirii i-a percheziționat camera și nu a găsit nimic. Avea nevoie de o dovadă fizică solidă pentru a-l lega de crimă și nu a găsit niciodată nimic. În ceea ce privește mărturisirea lui Nicolai, Porfirii a fost șocat de aceasta și nu i-a venit să creadă. Oamenii îl iubesc pe Nicolai. El este un om vesel, plăcut, participă la cursuri, are inimă, dar bea prea mult. A fost într-o sectă religioasă unde sunt și membri ai familiei sale. Porfirii crede că religia l-a făcut pe Nicolai să-și imagineze că este ucigașul într-un fel de fervoare religioasă. El așteaptă să-și retragă mărturisirea în orice moment și este destul de sigur că Nicolai nu ar fi putut să comită aceste crime. Citez. Aceste cuvinte, după tot ce fusese spus mai înainte și care aduceau un, un fel de scuze, erau prea neașteptate. Raskolnikov a început să tremure ca străpuns de o săgeată. Atunci, cine a ucis? Întrebă cu glas între tăiat Raskolnikov, nemai putându se stăpâni. Porfirii Petrovici se lăsă brusc pe speteaza scaunului, ca și cum l-ar fi mirat din calea afară întrebarea lui. Cum? Cine a ucis? Repetă el de parcă nu-și credea ochilor. Dumneata ai ucis Rodion Romanici! Chiar dumneata?" Chiar dumneata?" Adăugă el aproape în șoaptă cu adâncă convingere. Raskolnikov sări de pe divan, rămase câteva clipe în picioare și se așeză din nou fără să rostească o vorbă. Ușoare convulsii îi frământau mușchii obrazului. Iar a început gura să stremure observă aproape cu compătimire Porfirii Petrovici. Mi se pare că dumneata mai înțeles greșit, adăugă el după o scurtă tăcere, de aceea ai rămas uluit. Eu am venit tocmai ca să spun tot și să dăm cărțile pe față. Dar n-am ucis eu, băigui Raskolnikov, așa cum fac copiii mici când sunt prinși asupra faptului. Ba, da, dumneata și nimeni altul, răspunse cu severitate și convingere Porfirii. Amândoi tăcură și tăcerea ținut ciudat de mult, vreo 10 minute. Raskolnikov cu coatele pe masă și răvășea părul cu degetele. Porfiri Petrovici ședea liniștit și aștepta. Deodată Raskolnikov îl privi cu dispreț. Iar o ei de la capăt, Porfiri Petrovici, iarăși aceleași metode. Cum de nu te saturi niciodată de ele? Hai, lasă deoparte metodele mele. Altceva ar fi fost dacă am fi avut martori. Dar noi vorbim aici între patru ochi. Vezi și dumneata că n-am venit ca să te hăituiesc și să te prind ca pe un vânat. În clipa de față, mi-e e indiferent dacă ai să recunoști sau nu. Orice ai răspunde, convingerea mea nu se mai schimbă. Dacă e așa, atunci pentru ce ai venit? Întrebă Rascolnicov enervat. Îți spun întrebarea pe care ți-am mai pus-o. Întrebarea dacă mă socotești vinovat. De ce nu mă arestezi și nu mă bagi în închisoare? E, asta e altă întrebare. Am să-ți răspund punct cu punct. În primul rând, nu-mi convine să te arestez. Nu-ți convine? Dacă ești sigur, trebuie. Și ce dacă sunt sigur? Toate acestea deocamdată nu-s decât visuri. Și pe urmă de ce te-aș băga acolo, la odihnă? Căci odihnă o să o, dihnă o, -o și dumneata, de vreme ce ai vrea să te închid. Porfirii explică că îl place pe Raskolnikov și crede că dacă mărturisește, îi va fi mai bine. Raskolnikov spune că blufează, dar Porfirii insistă că are dovezi, deși nu îi poate spune ce anume. El vrea să știe cum îi va fi mai bine dacă mărturisește. Polițistul îi răspunde că mărturisirea va sugera că el a ucis femeile într-o stare de nebunie temporară și îl va ajuta să primească o pedapsă mai blândă. O pedapsă mai blândă este ultimul lucru pe care și-l dorește Raskolnikov. El încearcă să-l convingă pe Raskolnikov că uciderea femeilor nu este sfârșitul lumii, că totul va trece în cele din urmă și poate duce o viață decentă. Ceea ce are nevoie Raskolnikov, spune Porfirii, este aer curat. Aer curat. Aer curat. Raskolnikov îl întreabă pe Porfiri ce s-ar întâmpla dacă tocmai ar pleca din oraș. Amuzat, Porfiri îi spune că va suferi mult și în cele din urmă va mărturisi. Citez. Dumneata, uh, Porfiri Petrovici, să nu ți închipui cumva. Te rog, rosti cu o severă insistență Raskolnikov, că ți-am mărturisit ceva astăzi. Ești un om ciudat și te-am ascultat din uh, pură curiozitate. Eu, eu nu ți-am mărturisit nimic. Să nu uiți. Bine, bine, n-am să uit. Ha, vai de mine, dar iar tremur tot. Nu te neriniști, dragul meu. Are să fie cum dorești dumneata. Plimbă-te, oleacă. Da, nu trece peste anumite hotare. Pentru orice întâmplare, am o mică rugăminte. Adăugă el coborând glasul. E cam delicată, dar nu lipsită de importanță. Dacă cumva, din întâmplare, lucru pe care de altfel nu-l cred și te socot incapabil de una ca asta, dar în cazul în dar în cazul când totuși, da, da, pentru orice eventualitate, dacă în cursul acestor 40 sau 50 de ore ți-ar veni ideea să îi sprevești altfel, într-un mod fantastic, să-ți iei viața de pildă, o presupunere absurdă, iartă-mă te rog, lasă un bilețel scurt, da clar, două, trei rânduri, numai două, trei rânduri și nu uita să pomenești despre piatră, are să fie mai frumos. Și acum, la revedere, gândește-te bine și țurez noroc pe calea cea nouă. Porfirii ieși parcă îndoi de spate și ferindu-se de al l privi pe Raskolnikov. Acesta se apropie de fereastră, așteptă cu încordată nerăbdare ca Porfirii Petrovici să ajungă în stradă și să se depărteze de casă, apoi ieși și el în grabă din odai. Capitolul 3 În căutarea lui Zvidrigailov, Raskolnikov, în mod tipic, se ceartă cu el însuși și dacă să-l caute pe bărbat sau nu. Zvidrigailov l-a căutat pe Porfirii? Nu este probabil. Simte că Zvidrigailov are ceva de care are nevoie, dar nu-și poate imagina ce. Îi vine în minte vizitarea Soniei. Îi este frică de toată lumea acum, inclusiv de ea. Nu, mai bine să verifice mai întâi cu Zvidrigailov. Citez. În cursul ultimilor zile îi venise în cap o idee care îl obseda și neliniștea grozav, cu toate că el caută să o alunge atât de groaznică îi părea. Svidrigailov s-a tot învârtit în jurul meu, își zicea el. Se mai învârtește și acum. Zvidrigailov mi-a aflat taina. Zvidrigailov a avut unele intenții asupra Duniei, dacă le mai are și acum. Se poate afirma aproape sigur că da. Ce se va întâmpla dacă acum, după ce mi-a aflat taina, și a căpătat astfel puterea asupra mea, va voi să se folosească de ea ca de o armă împotriva Duniei. Acest gând îl chinuia uneori până și în somn, dar niciodată încă nu i se înfățișase atât de clar și de viu ca acum când se ducea la Zvidrigailov. Și acest lucru îl făcea să turbeze de furie. Mai întâi va trebui neîntârziat să dezvăluie taina Dunicii, ceea ce va schimba cu totul situația, chiar și în ceea ce îl privește numai pe el. Apoi poate că va trebui chiar să se predea ca să o salveze pe Dunica de la un pas imprudent. Scrisoarea? În dimineața aceea, Dunicica a primit o scrisoare. De la cine putea ea să primească scrisoare aici, la Petersburg? Lujin. Cei drept, acolo veghează Razumihin, dar el nu știe nimic. Poate că ar trebui să-i spună totul lui Razumihin. Raskolnikov se gândi cu dezgust la acest lucru. În orice caz, pe Zvidrigailov trebuia să-l vadă cât mai degrabă, hotărâ el. Slavă Domnului, în cazul de față nu s-a atât de importante amănuntele, cât însă și esența lucrurilor. Dar dacă Zvidrigailov are îndrăzneala de a pune ceva la cale împotriva Duniei, atunci Raskolnikov era atât de obosit în vremea din urmă, în ultima lună, că nu mai putea să rezolve asemenea întrebări decât într-un singur fel. Atunci am să-l omor. Se gândi el cuprins de o rece deznădejde. Un sentiment apăsător îi strângea inima. Se oprind mijlocul străzii și se uită de jur împrejur pe ce drum o luase și unde ajunsese. Dă peste un bar imens și îl vede pe Svidrigailov acolo fumând o pipă. Frica îl lovește. Cei doi pretind că nu s-au văzut și se uită cu coada ochilor unul la celălalt. Ochii lor se întâlnesc. Acesta pare amuzat și îi cere să îi se alăture. O sticlă de șampanie este pe masa lui. Un băiețel cântă la orgă, iar o tânără, Katia, cântă și ea. Se opresc când le spune Zvidrigailov. Se pare că îi plătește dându-i Katiei șampanie de băut. Sau poate că au fost deja plătiți. Apoi cei doi copii ai străzii pleacă. Raskolnikov îi spune că îl căuta, dar nu știe de ce a venit în acest loc. Zvidrigailov îi spune că trebuia să se întâlnească amândoi acolo. Nu-și amintește? El nu și-a duce aminte. Zvidrigailov spune că informațiile au rămas blocate în creierul lui și l-au condus acolo chiar dacă Raskolnikov nu și amintește în mod conștient. Frustrat deja de tip, Raskolnikov îl somează să spună ce vrea să spună. Zvidrigailov vrea să discute o vreme și Raskolnikov îl întreabă ce face în Sankt Petersburg. Urmărește femei, recunoaște el. Dezgustat, Raskolnikov spune că a profita de femei este o boală. Schimbând subiectul, Zvidrigailov spune că ar trebui să se grăbească. Trebuie să se întâlnească cu o femeie într-o oră. Raskolnikov se irită și se simte prins. Se ridică să plece. Dar asta nu este în planul lui Zvidrigailov. Citez. Raskolnikov dădu să se scoale. Își simțea inima grea, se năbușea și părea că era rușine că venise acolo. Zvidrigailov îi părea cel mai ușuratic și mai desfrânat ticălos din lume. Eh, mai stai, hai rămâi cu mine, îl ruga acest. Comandă măcar un ceai. Mai rămâi, n-am să mai spun prostii, adică n-am să mai vorbesc despre mine. Am să-ți povestesc ceva. Vreau să spun cum o femeie a încercat, ca să mă exprim în stilul Dumitale, să mă salveze. Are să fie un răspuns la prima Dumitale întrebare, fiindcă această persoană este chiar sora Dumitale. Vrei să-ți povestesc? Așa, ca să ne trecem timp. Povestește, dar sper că... A, nu, nu, fii pe pace. De-al Avdotia Romanovna până și într-un om stricat și nemernic ca mine nu poate trezi decât cel mai profund respect. Capitolul 4 Capitolul începe cu Zvidrigailov vorbind. El îi spune lui Raskolnikov despre regretata lui soție Marfa. Îi reamintește lui Raskolnikov că a fost în închisoarea datornicilor la Sankt Petersburg acum vreo 8 ani și soția lui era mai în vârstă decât el și fără prea multă educație. Era o persoană geloasă și sinceră i-a spus că se va căsători cu ea, dar că va face sex și cu alte persoane. La început ea a fost șocată, dar a fost de acord. S-a ajuns la negocieri, el nu o putea părăsi niciodată, trebuia să ceară permisiunea și să o obțină înainte de a putea merge oriunde și fără iubite cu normă întreagă. El uh, avea voie să facă sex cu servitoarele lor atâta timp cât ea știa despre asta. Fără dragoste în cadrul casei lor. Ea nu și-a făcut prea multe griji în legătură cu numărul 5 pentru că nu credea că este capabil să iubească cu adevărat. Când a fost vorba să o angajeze, amândoi știau că Dunia va însemna probleme pentru ei. Zvidrigailov crede că Marfa a angajat-o pentru că s-a îndrăgostit literalmente de ea, și el de asemenea. El își menținea sentimentele la un nivel scăzut pentru a evita problemele, dar Marfa a lăudat-o pe Dunia ca o nebună și a încercat să-l determine pe Svidrigailov să se alăture laudelor ei. Mai mult, Marfa i-a spus lui Dunia toate acele zvonuri misterioase și întunecate despre Svidrigailov. Citez. Marfa Petrovna i-a povestit Avdotiei Romanovna toată biografia mea avea obiceiul nenorocit de a povesti secretele noastre de familie tuturor celor care voiau să o asculte și să se plângă într-una de mine. Cum putea atunci să scape prilejul față de un prieten nou și atât de minunat? Socot că nici nu discutau despre altceva și nu încape nicio îndoială că Avdotia Romanovna cunoștea acele povești sinistre și tainice care mi se pun în cârcă. Sunt gata să fac rămășac că și dumneata ai auzit câte ceva de acest fel. Am auzit. Lujin te învinuia chiar de moartea unui copil. Este adevărat? Fi bun, fi bun, te rog, și lasă deoparte toate aceste mahalagisme," răspunse Svidrigailov dezgustat. Dacă vrei neapărat să afle această absurditate, am să-ți povestesc o dată, iar acum s-a mai vorbit de asemenea și despre un valet al dumitale de la țară și că tot dumneata e purta vină pentru nu știu ce." Hai, te rog, ajunge," îl întrăruse din nou Svidrigailov cu vădită nerăbdare. Nu cumva este vorba de acel valet care a venit să-ți umple pipa după moarte? Mi-ai povestit chiar dumneata, spuse cu enervare crescând de la Skolnikov. Zvidrigailov îl privi lung și lui Raskolnikov îi păru că în privirea aceasta fulgera o slipire sarcastică, dar Zvidrigailov se stăpâni și răspunse foarte politicos. Chiar el. Văd că pe dumneata te interesează în chip deosebit toate acestea și am să-mi fac o datorie să-ți satisfac curiozitatea cu cea din tăi ocazie prielnică. Ei, drace, văd că într-adevăr pot să apar ca o persoană romantică. Judecă și dumneata în cazul acesta cât trebuie să-i mulțumesc răposatei Marfa Petrovna pentru că i-a îndrugat atâtea lucruri tainice și interesante surioarei dumitale nu îndrăznesc să judec impresia produsă. În orice caz, mie mi-a prins bine. Cu toată repulsia naturală a avdotiei Romanovna și în pofida aerului meu veșnic ursus și respingător, i s-a făcut până la urmă milă de un om pierdut. Iar atunci când inima unei fete începe să simtă mila, -h 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 -h, asta e foarte periculos pentru ea. Are să vrea neapărat și să-l salveze pe acel om și să-i deschidă ochii și să-l învie și să-l întoarcă spre țeluri nobile, să-l readucă la o nouă viață și activitate. În sfârșit, știi și dumneata tot ce se poate visa în genul ăsta. Zvidrigailov aduce cu dibăcie conversația înapoi la Dunia. După ce a auzit toate acele povești de la Marfa, Dunia a devenit cu adevărat interesată de Zvidrigailov. A văzut că ea venea la el după alegerea ei și plănuia să profite de situație. Bineînțeles, Raskolnikov nu poate lăsa acel comentariu să treacă, dar Zvidrigailov îl, oprește spunându-i că nu contează pentru că nu s-a întâmplat nimic între ei. El explică că Dunia este o martir, că principala ei plăcere în viață este să sufere pentru alți oameni. Razumihin, îi spune el lui Raskolnikov, este un partener bun pentru Dunia. Pe urmă îi povestește că într-o noapte, când făcea sex cu o tânără servitoare care era îngrozită de el, Dunia a intervenit. După aceea, ea și-a pus energia în reformarea lui Zvidrigailov. S-a prefăcut că vrea să se schimbe și apoi a folosit lingușirea asupra ei. Potrivit lui, orice femeie sau fată poate fi sedusă prin lingușire. A încercat cu Dunia venerând-o și încercând să o convingă că este în regulă să facă sex cu el, pentru că nu ar fi fost intenționat. Ar fi fost pentru că a sedus-o. Poate că ar fi funcționat, dar a mers prea departe și chiar și-a bătut joc de Dunia când a vorbit despre a-l ajuta să se îndrepte către religie. Lucrurile au devenit urâte, dar asta nu a făcut decât să-l facă pe Zvidrigailov să o dorească și mai mult. Ar fi făcut orice pentru ea. A invitat-o chiar să fugă cu el. Ceea ce a oprit totul a fost că Marfa a aranjat ca Dunia să se întâlnească cu Lujin. Raskolnikov vede că Zvidrigailov este beat și decide să obțină mai multe informații de la el îl întreabă dacă este în Sankt Petersburg doar pentru Dunia. El neagă acest lucru, se pare că se căsătorește cu o fată de 16 ani, fica unor persoane aflate în probleme financiare. Proprietarul lui a aranjat chestia. El spune că nu contează dacă ea are 16 ani și el 50. În acest moment, el ține un discurs cu adevărat înfiorător despre cât de minunate sunt fetele de 16 ani. Citez. Da, nu știu ce părere ai dumneata despre chipurile feminine, dar după mine acești 16 anișori, acești ochi candizi, această sficiune și lacrimile rușine sunt mai atrăgătoare decât frumusețea și pe deasupra fetița este ca o cadră, părul blond cu bucle mărunte de mielușel, buze plinuțe, roșii, piciorușele. Ah, o minune! Am făcut cunoștință, am anunțat că sunt grăbit din pricina unor chestiuni de familie și a doua zi, adică acum trei zile, ne-am logodit. De atunci, cum vin, o iau pe genunchi și nu mai las o clipă. Firește, ea se aprinde cazorile, iar eu o sărut într-una. Mămica i-a spus că sunt bărbatul ei, că așa se face, într-un cuvânt plăcere. Situația asta de acum de logodnic, în adevăr, este poate mai plăcută decât cea de soț. În copila asta joacă, cum s-ar zice, la nativ e la verite. <laughs> Am schimbat două-trei vorbe împreună, nu-i deloc proastă fetișcana asta. Uneori îmi arunc o privire furișă care mă arde ca fierul roșit. Și știi, are obrazul Madonei lui Rafael. Madonna Sixtin are un obraz fantastic, o expresie de durere și nebunie. Nu ți-a sărit în ochi acest lucru? Ei bine, e ceva în genul ăsta. A doua zi, după ce ne-am logodit, i-am adus cadouri de vreo 1500 de ruble, un colier de briliante, altul de perle și o casetă cu obiecte de toaletă din argint. Uite, cam așa de mare. Cu tot dichisul, să fi văzut obrazul Madonei mele, cum strălucea de mulțumire. Am luat-o ieri pe genunchi, dar se vede că am abucat-o prea brutal și s-a înroșit toată. I-au țășinit lacrimile din ochi, dar căuta să le ascundă și ardea toată. Pentru o clipă a ieșit toată lumea din odaie, am rămas numai noi doi și când mi s-a aruncat odată de gât, întâia oară, m-a cuprins cu mânuțele, m-a sărutat și mi-a jurat care să fie o soție bună, ascultătoare și credincioasă, care să mă facă fericit, care să-mi consacre întreaga ei viață, fie ce clipă din viața ei, care să-mi jertfească tot, tot și pentru toate acestea nu vrea decât stima mea. <laughs> Altceva zice, nu-mi trebuie nimic, nimic, niciun fel de cadouri. Să asculți o asemenea mărturisire între patru ochi, de la un îngeraș de 16 anișori, cu obrajii rumeniți de pudoarea virginală și cu lacrimi de entuziasm pe gene, trebuie să admiți și dumneata că e destul de ispititor. Este ispititor, nu-i așa? Raskolnikov îl acuză că este un agresor de copii, ceea ce el recunoaște cu ușurință și chiar bravează în fața lui, până când Raskolnikov... Nu mai poate suporta și îl oprește. În cele din urmă, părăsesc barul. Zvidrigailov merge spre piața de fân. Capitolul 5. Spre iritarea lui Zvidrigailov, Raskolnikov merge cu el. Ei ajung la Zvidrigailov acasă. Atât Sonia cât și proprietara nu sunt acasă. Zvidrigailov îi oferă o plimbare cu trăsura. Raskolnikov renunță și merge în cealaltă direcție, în timp ce Zvidrigailov se urcă în trăsură. În timp ce Raskolnikov pleacă, el coboară înapoi din trăsură și se strecoară în întuneric. Raskolnikov începe să vorbească singur, stă pe pod și se uită la apă. Citez. Ca întotdeauna când rămânea singur, după 20 de pași, se cufundă într-o adâncă visare. Se urcă pe pod, se opri lângă parapet și și-a țintit ochii asupra apei. În aceeași clipă, puțin mai încolo, se afla Avdotia Romanovna urcându-se pe pot, trecuse pe dinaintea ei fără să o vadă. Iar Dunicica încă nu-l văzuse niciodată astfel pe stradă și îl privea mirată, aproape speriat. Se opri neștiind ce să facă, să-l strige, sau nu. Deodată îl zări pe Zvidrigailov care se apropia grăbit venind dinspre Senaia. Dar Zvidrigailov părea că se apropie cu grijă, făcând pe misteriosul. Nu urcă pe pod, se opri mai la o parte pe trotuar, căutând să facă în așa fel ca Raskolnikov să nu-l vadă. O zărise pe Dunia și început să-i facă semn. I se părâ că o roagă să nu-și strige fratele, să-l lase în pace și că o cheamă la el. Așa și făcu. Se depărtă încet de Raskolnikov și îl ajunse pe Zvidrigailov. Hai, să mergem mai iute, șopti acesta. N-aș vrea ca Rodion Romanici să afle despre întâlnirea noastră. Vă previn că am stat împreună într-un tractir din apropiere unde m-a găsit singur și abia am putut să scap de el. Nu știu de unde știe despre scrisoarea mea către dumneavoastră și bănuiește ceva. Bineînțeles, nu dumneavoastră i-ați spus. Dar dacă nu i-ați spus dumneavoastră, atunci cine? Am cotit după colț, îl întrerupse Dunia. Acum fratele meu nu ne mai poate vedea. Vă spun hotărât că mai departe n-am să merg. Spuneți aici tot ce aveți de spus, toate acestea pot fi spuse și în stradă. În primul rând, ceea ce am eu de spus nu poate fi spus în stradă. În al doilea rând, trebuie să o ascultați pe Sofia Semionovna. În al treilea rând, am să vă arăt unele documente. Și în sfârșit, dacă nu acceptați să intrați la mine, refuz să vă dau orice explicație și plec. Totodată, vă rog să nu uitați că un secret foarte interesant al iubitului dumneavoastră frate se află cu desăvârșire în mâinile mele. Când Zvidrigailov o acuză că este frică, ea merge cu el. Ajung la Sonia, dar ea nu este acasă. După cum știm, Zvidrigailov știe deja acest lucru. Ei intră în camera lui și el îi arată lui Dunia unde i-a ascultat pe Sonia și Raskolnikov. El îi spune că fratele ei le-a ucis pe cele două femei și că a recunoscut în fața Soniei. Duniei nu-i vine să creadă. El încearcă să explice teoria lui Napoleon, a lui Raskolnikov, și că fratele ei are probleme în acest moment doar pentru că experimentul său a ieșuat, nu pentru că se simte rău pentru ceea ce a făcut. Îi spune că ea știe totul despre asta, i-a citit articolul, cel despre oameni grozavi cărora le este permis să facă tot ce vor. Razumăhin i-a adus un exemplar al revistei. Dunia începe să se simte rău, de parcă ar fi pe cale să leșine. Ea prea controlul asupra ei și decide să plece. Dar, ușile sunt încuiate. Zvidrigailov îi spune că îi face rost lui Raskolnikov de un pașaport pentru a putea ieși din oraș. El spune că toți cei din clădire au plecat și că sunt singuri. Dunia încearcă disperată să deschidă ușa. El îi spune că a pierdut cheia. Pe urmă îi spune Duniei că e în regulă să facă sex cu el. Ea nu va păcătui dacă este forțată să o facă. Citez. Gândiți-vă bine, Soarta fratelui și a mamei sunt în mâinile dumneavoastră, iar eu am să fiu robul dumneavoastră toată viața. Uite, am să aștept aici. Zvidrigailov se așează pe divan la vreo opt pași de dunia. Pentru ea nu există nicio îndoială că hotărârea lui este năstrămutată. Și apoi îl cunoștea bine. Deodată, ea scoase din buzunar un revolver. Ridică cocoșul și lăsa mâna armată pe măsuță. Zvidrigai sări în sus. A, așa va să zică, strigă el uluit zâmbind cu răutate. E, da, asta schimbă totul. Îmi ușurați nespus situația, Avdotia Romanovna, dar de unde ați luat revolverul? Nu cumva vi l-a dat domnul Razomâhin? A, nu, e revolverul meu, un vechi prieten, cât l-am căutat. Prin urmare, lecțiile de tir pe care am avut cinstea să vi le dau la țară, n-au fost pierdute degeaba nu este revolverul tău, ci al Marfei Petrovna, pe care eu, tu ai ucis o bestie. Tu n-ai avut nimic altă în casa aceea. L-am luat când am început să bănuiesc de ce ești în stare. Îndrăznește să faci un pas și ți jur că am să te ucid. Dunia, în culmea furiei, ținea revolverul gata să tragă. Și fratele, întreb din pură o curiozitate, zise Zvidrigailov, fără să se clintească de la locul lui. Denunță-l dacă vrei, nu înainta că trag. Ți-ai otrăvit soția, o știu, tu însuți ești un ucigaș. Sunteți absolut sigură că eu am otrăvit-o pe Marfa Petrovna? Da, tu însuți mi-ai dat a înțelege mai de mult. Mi-ai vorbit despre o travă. Știu că ți-ai procurat. Avei totul pregătit. Numai tu ai făcut-o, ticălosule. Chiar dacă ar fi adevărat, aș fi făcut-o numai pentru tine. Ar fi fost numai din pricina ta. Minți! Te-am urât întotdeauna. Întotdeauna. Ehe. Avdotia Romanovna, ați uitat pe semne cum în zelul dumneavoastră moralizator v-a spre mine cu priviri galeșe? Vă citeam în ochi. Vă amintiți? Într-o seară cu lună plină, când cânta privighetoarea. Minți! Mânia fulgeră în ochii duniei. Minți, clevetitorule! Min? Fie, min. Am mințit. Hm. Nu trebuie niciodată să pomenești femeilor despre lucruri de acest fel, zâmbi. Știu că ai să tragi fiară mică și frumoasă. Hai! trage. Dunia ridică revolverul, albă ca o moartă, cu buza de jos tremurândă, cu ochii mari negri care ardeau ca focul. Îl privea hotărâtă calculând distanța și așteptând prima mișcare. Niciodată încă Zvidrigailov nu văzuse atât de frumoasă. Flacăra ce strălucea în ochi în clipa când ridică revolverul, îl arse parcă și inima îi se strânse de durere. Făcu un pas înainte și glonțul porni. Îi lunecă prin păr și se izbide peretele din spatele lui. Zvidrigailor se opri și râse încet. Ha, ha, înțepat viespea. Țintește drept în cap. Oh, dar ce e asta? Sânge? Scoase Batista ca să șteargă sângele care se prelingea în șuviță subțire pe tâmpla lui dreaptă. Glonțul pe semne îi atinsese ușor pielea cranului. Dunia lăsă revolverul jos și îl privea, nu îngrozită, ci năucă, în părea că nu înțelege ce a făcut și ce se petrece. Ea lasă jos revolverul și el își poate da seama că ea renunță. Se duce la ea și o ține în brațe. Când ea îl roagă să-i dea drumul, el o întreabă dacă cu adevărat nu-l iubește. Ea chiar nu-l iubește și îi spune asta. El îi pune cheia în mână și îi spune să fugă, ceea ce ea face imediat. Citez. Zvidrigailov privea stăruitor pe fereastră. Dunia s-apropie și-l Mai repede, mai repede, repetă Zvidrigailov fără să se miște și fără să se întoarcă. Dar acest mai repede suna ca o amenințare. Dunia înțelese. Apucă cheia, se repezi la ușă, o descuie și dădu buzna afară. Peste un minut alerga ca o nebună fără să-și dea seama ce e cu ea, de-a lungul canalului în direcția podului K. Zvidrigailov rămase la fereastră vreo trei minute, în sfârșit se întoarse, se uită în jurul lui și își trecu încet mâna peste frunte. Un zâmbet ciudat îi strâmbă fața, un zâmbet jalnic, trist, slab, zâmbetul deznădejdii. Sângele care se închega să i murdări mâna, se uita cu mânie la acest sânge, apoi muie prosopul în apă și spălă tâmpla. Privirea lui se opri deodată pe revolverul a de Dunia, căzut lângă ușă. Îl ridică și îl cercetă. Era un revolver mic de buzunar, de tip vechi, cu trei gloanțe. Se mai putea trage odată. După o clipă de gândire, Zvidrigailov vârâ revolverul în buzunar, își luă pălăria și ieși. Capitolul 6 Zvidrigailov se plimbă pe străzi și cârciun până în jurul orei 22. Începe o furtună și el este ud când ajunge acasă. Înăuntru își ia toți banii și merge să o viziteze pe Sonia. Îi anunță planul lui de a merge în America. Apoi îi dă Soniei aproximativ 3000 de ruble în obligațiuni. Ea îi mulțumește că a ajutat cu copiii, dar spune că nu are nevoie de ceilalți bani. Ea e pentru Raskolnikov, îi spune el. El spune că știe că ea îl va urma la închisoare și o încurajează să nu mai fie prostituat. Când vrea să plece, ea îi reamintește că afară este furtună. Ploaia nu-l va ține departe de America, îi spune el. Este puțin după ora 23, Zvidrigailov merge la casa logodnicei sale adolescent. Le spune că pleacă într-o mică excursie, dar se va întoarce în curând. Apoi le dă părinților niște bani ca să-i dea fiicei lor. Zvidrigailov pleacă și își face drum prin furtună. Înmuiat până la oase, el își ia o cameră într-un hotel prăpădit și comandă ceai și niște friptură de vițel. Aprinzând o lumânare, se trezește într-o cameră murdară cu un pat foarte murdar. Chelnerul aduce ceaiul și vițelul. Bea ceaiul ca să se îngălzească, dar nu poate mânca. Simțindu-se febril, se bagă în pat. Aude un șoarece care face zgomot. Furtuna pornește și mai puternică. El stinge lumânarea, dar nu poate dormi. Raskolnikov și Dunia îi tulbură gândurile. Citez. Își amindit deodată cum adineauri, cu o oră înainte de a-și duce la îndeplinire planul împotriva Dunicicăi, îl sfătuise pe Raskolnikov să încredințeze paza ei lui Razumihin. Oi fi spus-o ca să mă ațăt singur, după cum a ghicit Raskolnikov. Ce poamă e și Rascolnikov ăsta! Multe a pătimit. Ar putea să ajungă mare pramatie cu timpul, când o semeia să gărgă unii din cap. Astăzi însă prea vrea să trăiască. În privința asta, oamenii de teapa lui sunt tare ticăloși. Eh, lua l-ar, dragi. La urma urmelor, facă ce-o vrea, ce-mi pasă mie. Nu putea să doarmă. Puțin câte puțin chipul dunici Căi, așa cum o văzuse cu câteva ore mai înainte, răsări în fața lui și deodată simți că se cutremură. Nu, 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 trebuie să las toate astea deoparte, se gândi el. Desmeticindu-se, trebuie să mă gândesc la altceva. Ciudat și ridicol, n-am urât niciodată pe nimeni din calea afară, nici măcar nici măcar n-am avut vreodată, dorința să mă răzbun pe cineva, ceea ce este un semn rău, un semn foarte rău. Nu mi-a plăcut să mă cer, nu mă înfierbântam. Și asta de asemenea e un semn rău. Câte nu i-am promis adinea. Ori, poate că totuși m-ar fi acceptat până la urmă tăcu și scrâșni din dinți. Chipul dunici că răsărit din nou, întocmai așa cum o văzuse când ea, după ce trăsese întâia oare, se speriase grozav, lăsase revolverul jos și mai mult moarte decât vie, îl privea. Așa că ar fi avut de două ori timpul să pună mâna pe ea și ea nici brațul nu și l-ar fi ridicat să se apere dacă el singur nu i-ar fi adus aminte. Își aminti că în clipa aceea îi se făcuse milă de ea, i se strânsese inimă. Eh, la dracu. Iarăși, aceleași gânduri, acum trebuie să mă lepă de ele, de toate. În cele din urmă, doarme. Zvidrigailov se plimbă prin cea mai frumoasă grădină. Intră într-o cameră cu un sigriu în mijloc. În Sigriu este o fată frumoasă cu flori de jur împrejur. El o cunoaște, are 14 ani. S-a înnecat din cauza a ceea ce i-a făcut el, ceea ce de fapt nu este chiar clar în roman. Furtuna năvălește revărsând râul. Este ora 3 dimineața și Zvidrigailov decide că este momentul perfect pentru a fi pe drum. Pe hol dă peste o fetiță de vreo 5 ani. Ea este udă și a plâns. Din ceea ce spune, mama ei este abuzivă și s-a supărat pe ea, așa că s-a ascuns. O duce în camera lui, îi scoate hainele, o pune în pat și o acoperă cu o pătură. La ieșire ceva le oprește. Se întoarce în cameră, trage cuverturile înapoi și se uită la ea. Ea doarme profund, dar fața ei începe să se schimbe. Ea îi zâmbește. Fața ei nu este cea unei fetițe, ci mai degrabă fața nerușinată a unei curve franceze. Îngrozit, el țipă la ea și este pe cale să o lovească. Când Zvidrigailov se trezește, este în jurul orei 5 dimineața. Totul este ud pe stradă. Vede un tip îmbrăcat cu o manta militară sprijinit de un perete, părând plictisit. Este perfect, crede Zvidrigailov, și încearcă să inițieze o conversație cu acesta. Citez. Văzându-l că se apropie, omulețul îi aruncă o privire piezișă adormită. Pe obrazul lui se citea eterna tristețe morocănoasă, care s-a întipărit atât de amar pe toate figurile evreiești, fără excepție. Cei doi, Zvidrigailov și Ahile, se cercetară câteva clipe în tăcere. În sfârșit, Ahile s-o o un călcare a ordinei, faptul că un om care nu era beat, stă la trei pași de el, îl privește țintă și nu spune o vorbă. Și ce căutați, aici?" întrebă el, fără să se miște și fără să schimbe poziția. Nimic, frățioare, bună ziua," răspunse Svidrigailov. Treci, hai, treci mai departe." Eu, frățioare, plec în țări străine." În țări străine?" În America." În America?" Svidrigailov scoase revolverul și ridică cocoșul. Ahile ridică sprâncenele. Ce, ce glumă e asta? Aici nu-i locul." Și de ce asta?" Pentru că nu-i locul." Ei, frățioare, n-are a face. Locul e bun. Dacă au să te întrebe, să spui că am plecat în America. Își lipi revolverul de tâmpla dreaptă. Aici nu se, nu se, poate, aici nu e locul, trezăria Hile, făcând ochii tot mai mari. Zvidrigailov apăsă pe trăgaci. Capitolul 7 Mai târziu, în acea zi, în jurul orei 19, Raskolnikov merge spre casa mamei sale. E o mare mizerie. Totul este ud și murdar. A fost singur și nu știe unde a dormit. Pulcheria este foarte bucuroasă să-l vadă. Ea spune că a citit articolul lui, ea înțelege că el este un intelectual și că intelectualii se comportă uneori amuzant. Raskolnikov vrea să vadă articolul, iar când ea îl arată, el se simte entuziasmat doar pentru un minut, văzându-și cuvintele tipărite pentru prima dată. Scriitorul dezvăluie că Raskolnikov are doar 23 de ani. Dintr-o dată găsește articolul dezgustător și l-aruncă jos. El întreabă de Dunia. Pulcheria spune că nu este acolo, că nu prea este acasă în aceste zile. Rascolnicov o întreabă pe Pulcheria dacă l-ar iubi, dacă ar auzi ceva groaznic despre el. Ea spune că n-ar crede niciodată nimic rău despre el. Prinde de sentimente tandre, îi spune mamei sale că a iubit-o mereu și o va iubi mereu. Citez: Of, toată dimineața m-am foit prin casă, ca un osândit înainte de execuție. simțeam că mă așteaptă ceva, și iată că m-a ajuns. Roda, Roda. Rodea, dar unde te duci? Pleci undeva? Plec, mamă. Așa am crezut și eu. Dar și eu aș putea să plec cu tine dacă este nevoie. Și Dunia, ea te iubește, te iubește foarte mult. Și Sofia Semionovna ar putea să vină cu noi, dacă așa trebuie. Vezi, o primesc cu plăcere, ca pe fica mea. Dimitri Procofici are să ne dea o mână de ajutor să ne facem bagajele. Dar unde pleci? Adio, mamă. Cum? Chiar azi? Strigă ea de parcă îl pierdea pentru totdeauna. Nu pot să mai rămân, e timpul să plec. Trebuie și eu nu pot să te însoțesc? Nu, dar îngenunchează și roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Poate care să-ți asculte ruga. Vino atunci să te binecuvântez, să-ți fac cruce. Uite așa, uite așa, Doamne Dumnezeul. Da, era fericit. Era fericit că nu găsise pe nimeni acasă, că rămăsese singur cu maică sa. Părea că, după tot răstimpul acesta înfiorător, inima lui se moaie în sfârșit. Căzu în genunchi în fața ei, îi sărută picioarele și îmbrățișați plânseram amândoi. Ea nu se mai mira și nu-l descosea. Înțelesese de mult că se petrece ceva groaznic cu fiul ei și că acum venise clipa cea grea. El și ea la revedere și pleacă. Întors la el acasă, Raskolnikov o găsește pe Dunia așteptându-l. Dunia și Sonia au fost distruse toată noaptea. Au fost îngrijorate că se va sinucide. Schimbă cuvinte pline de lacrimi și pasionale. Iar apoi Raskolnikov spune că se va preda poliției. Îi cere mâna Duniei de teamă că nu va vrea să-l atingă, dar ea i-o dă de bunăvoie. Dunia crede că deja își compensează crima prin suferința sa. Citez. Urmă o tăcere de câteva minute. Raskolnikov sta cu capul în piept, cu ochii ațintiți în pământ. Dunica îl privea cu durere de la celălalt capăt al mesei. Deodată el se sculă. E târziu. A venit momentul. Mă duc să mă predau. Dar nu știu pentru ce fac asta. Lacrimi mari se răstăgoleau pe obrajii dunicicăi. Plângi, surioară, dar mâna mi-o poți întinde. Te-ai îndoit vreodată? i al strânse tare în brațe. Oare tu, de când te să-ți primești o sânda, nu-ți speli pe jumătate crimă?" strigă ea îmbrățișându-l și sărutându-l. Crimă! Care crimă? trăsări el cuprins deodată de mânie. Am ucis un păduchie scârbos, răufăcător, o bătrână cămătăreasă de care nimeni nu avea nevoie, pe care dacă o ucizi, ar trebui să-ți se ierte 40 de păcate. Baba aceea care sugea vlaga din oamenii sărmani. Și asta înseamnă crimă? Nu mă gândesc la ea și nu mă gândesc să spăr această crimă. De ce îmi repetă toată lumea? Crimă, crimă! Abia acum văd toată absurditatea lașității la mele. Abia acum, după ce m-am hotărât să accept această rușine inutilă. Nu numai josnicia sufletului meu și neputința mea m-au împins la această hotărâre și poate pentru avantajul pe care l-a propus porfirii. Frate, frate, ce tot vorbești, ai vărsat sânge, strică Dunia deznădăjuită. Sânge pe care îl varsă toată lumea, urmă el aproape cu frenezie. Sânge care se varsă și s-a vărsat de când lumea și pământul, care curge în șuvoaie ca șampania și pentru care unii sunt încununați la Capitoliu și numiți mai târziu binefăcătorii lumii, privește mai culoarea minte înainte să judeci. Și eu am dorit binele oamenilor și aș fi făcut sute, mii de fapte bune în locul acestei unice prostii, care nici măcar o prostie nu este, ci o neîndemânare, deoarece ideea în sine n-a fost chiar atât de stupidă cum pare după ce a dat greș. Când ai greș, totul pare o nerozie prin nerozia asta n-am vrut decât să-mi câștig independența, să fac primul pas, să obțin mijloace, apoi izbânda, comparabil mai mare decât fapta în sine, ar fi șters totul. Dar eu, eu am dat greș de la primul pas. N-am rezistat, fiindcă sunt un ticălos. Iată unde e vina. Nu-mi pot însuși părerea voastră. Dacă aș fi reușit, aș fi fost încurunat cu lauri, pe când așa mă așteaptă ocna. Dar asta e altceva, cu totul altceva, frate, gândește-te la ce spui. ah e altă formă, o formă care din punct de vedere estetic nu este prea frumoasă. N-am să înțeleg niciodată. De ce a arunca în oameni cu bombe? Ai omorâ în asediu regulamentar? Este o formă mai respectabilă. Teama de estetică este primul indiciu al neputinței. Niciodată, niciodată n-am simțit-o mai bine ca acum și înțeleg mai puțin ca oricând care este crima mea. Niciodată, niciodată n-am fost mai puternic și mai convins ca acum. Sângele ei colora obrazul palid, distovit, dar rostind ultima exclamație, ochii lui se întâlniră din întâmplare cu ochii Duniei și citi atâta durere în ei că se dezmetici fără voie. Simți cât de nefericite vor fi bietele femei din pricina lui. Totuși, din pricina lui, Dunia, draga mea, dacă am vreo vină, iartă cu toate că nu merit iertare dacă sunt într-adevăr vinovat. Rămâi cu bine, să nu ne certăm. E timpul să plec, de mult e timpul. Nu veni după mine. Te implor. Trebuie să mai trec. Du-te și stai cu mama. Te rog mult. Este ultima mea mare rugăminte pe care ți-o fac. Nu te depărtea de ea nicio clipă. Am lăsat-o în prada unei neliniști pe care nu cred să o poată îndura. Ori o să moară, ori o să-și piardă mințile. Rămâi cu ea. Și razul mâhin are să fie cu voi. I-am spus, nu plânge pentru mine. Am să caut să fiu curajos și cinstit toată viața. Cu toate că sunt un ucigaș. Raskolnikov se duce la un caiet și oferă Duniei un portret în acuarelă al logodnicei sale decedate. El spune că ea știa totul despre teoriile lui, apoi îi spune lui Dunia că ar fi mai bine dacă s-ar arunca în râu. Pleacă împreună, dar merg pe drumul separat. Într-o clipă, Dunia se uită înapoi la el. O vede și iese grăbit din raza ei de vedere cu un gest iritat. Comportamentul lui îl umple de rușine. Citez. De ce m-ar fi iubit atât? Dacă nu merit, ha, dacă eram singur, dacă nimeni nu m-ar fi iubit și nici eu aș fi iubit pe nimeni, atunci nimic nu s-ar fi întâmplat. Ar fi interesant de știu dacă în cei 15-20 de ani care vor urma, sufletul meu se va potoli într-atât încât să scâncesc smerit în fața oamenilor, numindu-mă când trebuie și când nu trebuie, tâlhar. Da, 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 tocmai pentru asta mă trimit ei la ocnă, de asta au ei nevoie uite cum mișună pe stradă încolo și încoace și fiecare dintre ei este un fir al lui, un ticălos și un tâlhar, mai rău încă, este un idiot. Dar să încerce numai să nu mă trimită la ochnă și ei toți au să turbeze de nobilă indignare. Ah, cât îi urăsc pe toți! Raskolnikov se adânce în gândurile lui. Care este procesul care îl va face pe el să se supună tuturora? Fără să mai stea să judece, să se supună, convins că așa trebuie să fie. De ce nu? Firește, așa trebuie să se întâmple. Oare 20 de ani de apăsare necontenită nu-l vor frânge definitiv? Apa sapă pietrele. Pentru ce? Pentru ce atunci să mai trăiesc? Pentru ce mă duc dacă știu că toate se vor întâmpla în tocmai ca la carte și nu altfel? De ieri își punea, poate pentru a suta oară, această întrebare și totuși mergea înainte. Capitolul 8 Se face întuneric până când ajunge la Sonia. Se face întuneric până când ajunge la Sonia. Ea l-așteaptă. Dunia a așteptat cu ea multă vreme. Cele două femei sunt acum prietene. A fost incomod la început pentru că fiecare credea că cealaltă îi este superioară. Amândouă erau foarte îngrijorate că Raskolnikov era pe cale să se sinucidă sau o făcuse deja. În cele din urmă, Dunia s-a agitat acolo și s-a dus în camera lui Raskolnikov să-l aștepte fără compania celelalte, grijile lor cu privire la sinucidere s-au intensificat insuportabil. Cam asta s-a petrecut între cele două. Când apare Raskolnikov, Sonia stă la fereastră îngrijorată în timp ce soarele apune. Văzându-l, ea devine fericită, dar expresia de pe chipul lui îi oprește zâmbetul. El îi spune că vrea acea cruce pe care i-a oferit-o înainte. El este gata să-și ducă la îndeplinire planul de penitență. Își dă seama că ceea ce spune și felul în care spune cuvintele fac din ele o mască pentru sentimentele lui reale. Lucrul care îl irită cel mai mult acum, îi spune Sony, este scena în care va urma predarea lui în fața poliției. Toate întrebările la care va trebui să răspundă. Îi spune că nu îi se va preda lui Porfiri pentru că s-a săturat de el și îl alege pe Ilia. El cere din nou crucea. Citez, Sonia scoase în tăcere din sertar două cruci, una de hiparos, cealaltă de aramă, își făcu cruce, apoi făcu și deasupra lui și i-a decât cruciulița de, de hiparos. Asta înseamnă că-mi iau crucea. <gângânt> Ca și cum n-aș fi suferit până acum. Cruciulița de hiparos, adică o cruciuliță cum poartă oamenii simpli, cea de aramă a ce o păstrez Arată-mi-o. Va să zic că o purta în clipa aceea. Cunosc alte două cruciulițe asemănătoare de argint și o iconiță. Le-am aruncat pe pieptul bătrânei atunci. Pe acele ar fi trebuit să le pun acum. Da, da, mă rog, Îndrug vrute și nevrute și uit ceea ce este mai important. Sunt cam zăpăcit. Vezi, Sonia, am venit uh, anume pentru un singur lucru. Am venit să te anunț, ca să știi și tu. Și asta e tot. Numai pentru asta am venit. Ha, am crezut că o să spun mai mult. Doar tu ai vrut să mă duc să stau la închisoare și să-ți se împlinească dorința. De ce plângi? Și tu plângi, încetează, ajunge. Uf, ce greu mi este. Simțirea se născuse totuși în sufletul lui. Inima i se strânse privind-o pe Sonia. Da, ast, ast, de ce plânge? Se gândea el. Dar ce sunt eu pentru dânsa? De ce plânge? De ce se îngrijește de mine de parcă ar fi mama sau Dunia? Are să-mi fie de dacă? Fă-ți cruce, roagă-te măcar o dată, îl rugă Sonia cu glas tremurător sfios. Fie, am să mă rog cât poftești, din toată inima, Sonia, din toată inima. Ar fi vrut totuși să spună altceva. Își făcu cruce de câteva ori. Sonia luă un șal și și-a acoperit capul. Era acea broboadă verde de lână despre care pomenise cândva Marmeladov, broboada familiei lor. Raskolnikov se gândi întreagă la acest lucru, dar nu întrebă. Într-adevăr se simțea cam zăpăcit și foarte tulburat. Asta îl neliniștea. Deodată îl miră faptul că Sonia vrea să meargă cu el. Dar ce faci? Unde te duci?" Rămâi, rămâi, vreau să fiu singur!" strigă el, iritat și înspăimântat și aproape furios porni spre ușă. A ce o stare să merg cu suită!" Mormăi el ieșind. Sonia rămase în mijlocul camerei. Nici nu-și luase rămas bun de la ea. Parcă ar fi uitat uitată de pe acum. Sufletul lui era plin de îndoială și de revoltă. Pe stradă se întreabă dacă a făcut ceea ce trebuie. Își dă seama că nu i-a spus la revedere Soniei. Își dă seama că a vizitat-o pe Sonia doar pentru a-i vedea frica pentru a o speria. Se ceartă din cauza asta și în afara pieței de fân îi dă niște bani unui cercetor, râzând de absurditatea gestului său. Deodată își amintește ce i-a spus Sonia când i-a mărturisit pentru prima dată. Să se pună în genunchi și să se roage și să strige că este un criminal. Începe să plângă și cade în genunchi. Desigur, oamenii din jurul lui încep să facă glume despre el. Situația este greșită și nu poate țipa că este un criminal. Când se pune din nou în genunchi, o zărește pe Sonia ascunsă în spatele unor lemne. Își dă seama, Sonia este cu el pentru totdeauna și l-ar urma până la marginile pământului. La secția de poliție el crede că s-ar putea să nu o facă, dar Ilia este acolo și îl salută pe Raskolnikov într-un mod prietenos. El îi spune lui Raskolnikov că nu a crezut niciodată că el este ucigașul, și apoi îi povestește despre o sinucidere care a avut loc în acea dimineață. Nu-și amintește numele bărbatului. Un funcționar îi spune, Zvidrigailov. Raskolnikov spune că l-a cunoscut, iar Ilia este încântat. Vrea să-l întrebe pe Raskolnikov despre el. Acesta începe să se simtă ciudat și pleacă spunându-i lui Ilia că îl caută pe Zametov. Afară o vede pe Sonia arătând disperat. Citez. Coborâ și ieși din curte. Acolo, nu departe de intrare, stătea palidă, mai mult moartă decât vie, Sonia, și se uita la el cu o privire sălbatică. El se opri în fața ei. Ceva bolnav și chinuit se răsfrânse pe chipul fetei. O adâncă deznădejde își împreună mâinile. Un zâmbet hât de om pierdut strâmbă gura lui Raskolnikov. Rămase o clipă în fața Soniei, zâmbi din nou, se întoarse și porni iarăși sus spre secție. Ilia Petrovici se așezase la locul lui și răsfuia niște hârtii. În fața lui stătea acel muzic care îl îmbrâncise pe Raskolnikov pe scară. A? Te-ai întors? Ai uitat ceva? Dar ce ai? Raskolnikov, cu buzele albe și privirea fixă, se apropie încet de masă, se sprijini cu mâna, voi să spună ceva, dar nu izbuti. Nu se auzeau decât niște sunete nearticulate. Ți s-a făcut rău! Ia, ia, loc! Șezi! apă!" Raskolnikov se așeză pe scaun, dar nu-și luă ochii de la Ilia Petrovici, foarte neplăcut surprins. Amândoi se priviră o clipă în tăcere, așteptând ceva. Cineva a aduse apă. Eu, începu Raskolnikov, poftim apă. Raskolnikov dătu la o parte mâna care întindea paharul și rosti încet, cu pauze, dar foarte clar: Eu am ucis-o cu toporul și am jefuit-o pe bătrâna văduvă de arhivar și pe sora ei. Ilia Petrovici căscă gura. Din toate părțile se aduna lume. Raskolnikov își repetă depoziția. Epilog: Siberia. Pe malul unui râu solitar, larg, se află un oraș unul dintre centrele administrative ale Rusiei. În oraș este o fortăreață și în fortăreață este o închisoare. Raskolnikov se află în Siberia de aproximativ 8 luni și au trecut aproximativ 18 luni de când le-a ucis pe femei. Să sărim înapoi în timp pentru a vedea ce s-a întâmplat cu Raskolnikov după ce a mărturisit. Procesul decurge fără probleme pentru că Raskolnikov a mărturisit și s-a considerat că a fost sub influența nebuniei și a bolilor fizice, sentința este relativ blândă. Ei numesc câțiva martori, așa zis de caracter, adică cei ce pot aduce dovezi despre faptele bune ale acuzatului, inclusiv Razumihin, care dezvăluie că, pe lângă actele de bunătate despre care am auzit deja, Raskolnikov și-a cheltuit toți banii ajutând un alt student care era bolnav. În plus, el a salvat nu unul, ci doi copii mici dintr-o clădire în flăcări și are arsurile pentru a dovedi acest lucru. Raskolnikov este condamnat la 8 ani de închisoare în Siberia. Pulcheria se îmbolnăvește și este profund tulburată. Dunia și Razumihin încearcă să ascundă totul de ea și vorbesc cât mai puțin despre Raskolnikov. Ei chiar o mută în afara orașului în timp ce procesul are loc. La cinci luni după mărturisirea lui Raskolnikov, el merge la închisoare acolo în Sankt Petersburg. La închisoarea din Sankt Petersburg, Sonia și Razumihin îl vizitează. Abia vorbește cu Sonia. Citez. Cinci luni după ce criminalul și-a mărturisit divina, s-a dat sentința. Razumihin îl vizită la de câte ori... Razumihin îl vizita la închisoare de câte ori era permis. Sonia, de asemenea. Apoi a sosit clipa despărțirii. Dunia îi jură fratelui ei că această despărțire nu va fi lungă. Razumihin făcu același lucru. În mintea tânără și înflăcărată a lui Razumihin încolțise un proiect foarte hotărât. În următorii 4-5 ani să câștige și să pună deoparte ceva bani și apoi să se mute în Siberia, unde pământul era bogat în toate privințele, iar oamenii care să muncească și buni erau puțini. Se vor stabili în orașul în care va fi rodea și vor începe împreună o viață nouă. Luându-și rămas bun, toți au plâns. Uh, în ultimile zile, Raskolnikov a fost foarte îngândurat, întreba mereu de mama lui și era foarte îngrijorat din plicina ei. Era cu gândul numai la ea, plin de durere și acest lucru o neliniștea pe Dunia. Aflând amănunte despre starea mamei sale, Raskolnikov se posomură adânc. Cu Sonia era foarte tăcut. Cu ajutorul banilor pe care îi lăsase Zvidrigailov, Sonia își făcuse de mult pregătirile ca să urmeze lotul de arestați cu care urma să plece Raskolnikov. Niciunul dintre ei nu pomenea niciodată despre acest lucru, dar amândoi știau că așa va fi. În ultima zi, când își lua rămas bun de la lui, Raskolnikov zâmbi ciudat, căci presimțea că boala mamei lui o va duce în scurt timp în mormânt. În sfârșit, a avut loc plecarea lui și a Soniei. Dunia și Razumăhin se căsătoresc aproximativ două luni mai târziu, ceea ce o face pe Pulcheria foarte fericită. Pulcheria însă este încă foarte bolnavă și în curând moare. Raskolnikov nu știe de moartea mamei sale, chiar dacă Sonia, Razumăhin și Dunia corespondează regulat. Sonia dând relatări foarte reale despre tot ce se întâmplă în Siberia. Aparent, Raskolnikov este destul de sănătos. El o ignoră aproape de tot pe Sonia. Dunia și Razumăhin primesc o scrisoare de la Sonia. Citez. Despre ea, Sonia scria că a reușit să facă unele cunoștințe și chiar să găsească protecție. Că face croitorie și cum în oraș nu există aproape nicio croitoreasă, e apreciată în multe case. Numai despre faptul că, datorită ei, și Raskolnikov a început să fie protejat de superiorii lui, care îi ușurează munca și altele, Sonia n-a scris nimic. Apoi a sosit știrea că Raskolnikov se ține departe de toți ceilalți, că ognașii nu l-au îndrăgit că tace zile întregi și este din ce în ce mai palid. Apoi, în ultima scrisoare, Sonia le scrie că el s-a îmbolnăvit destul de grav și zace în spital în salonul pentru deținuți. Raskolnikov este de ceva timp în spitalul închisorii, nu condițiile dure îl fac să se îmbolnăvească. Viața în închisoare nu îl deranjează, dar îi este rușine să se afle în fața Soniei și este rău cu ea se simte ca un prost care îi spășește o pedeapsă fără sens pentru ceva care nu a fost cu adevărat o crimă. Va avea doar 32 de ani când va ieși din închisoare, dar atunci ce? El este sigur că munca doar pentru a trăi nu este viață pentru el. Ideile încă domnesc în lumea lui și el ar muri de dragul ideilor. Dacă s-ar putea căi, el este convins că totul i-ar fi mai ușor. Dar, cu cât se gândește mai mult la crime, cu atât crede mai puțin că a comis o crimă. Se întreabă dacă teoria lui a fost stupidă. Se întreabă de ce toată lumea este atât de agitată pentru această crimă, pe care o consideră atât de mică în comparație cu atâtea alte crime. Citez. De ce oare fapta mea le pare atât de urâtă? Se întrebă el. Fiindcă este o fără de lege? Dar ce înseamnă fără de lege? Cugetul meu este liniștit. Firește, am săvârșit o crimă penală. Firește, am trecut peste litera legii și am vărsat sânge. Bine, bine, fie și așa, n-aveți decât să-mi tăiați capul și gata. În cazul acesta, firește, mulți dintre binefăcătorii omenirii care nu au moștenit puterea și au pus singuri mâna pe ea, ar fi trebuit să fie executați de la primul pas. Dar oamenii aceia au mers până la capăt și de aceea ei au dreptate, iar eu n-am fost în stare și prin urmare n-am avut dreptul să-mi permit să fac acest pas. Era singurul punct în care își recunoștea vina în faptul că a fost slab și s-a predat singur. Suferea și la gândul de ce nu s-a omorât atunci, de ce în loc să se arunce în râu a preferat să se predea. Oare atât de puternică este dorința de a trăi și atât de greu să o învingi? Dar Vidrigailov, care se temea de moarte, a învins-o totuși. Se chinuia punându-și mereu această întrebare și nu putea să înțeleagă că dacă nu se aruncase atunci în râu, e că poate presimțise că în sufletul și în convingerile lui este o adâncă eroare. Nu înțelegea că în această presimțire poate încolțea o nouă concepție de viață, începutul unei renaștere semnul învierii lui. Raskolnikov observă că bărbații din închisoare iubesc viața mai mult decât oamenii din exterior. Nu prea vede ce se întâmplă pentru că își ține ochii în pământ, dar el știe că un lucru uriaș îl înstrăinează de ceilalți prizonieri. Aceștia nu-l suport. În timpul celei de-a doua săptămâni a postului mare, în timp ce se afla la biserică cu ceilalți prizonieri din grupul său, unii prizonieri l-au acuzat că este ateu, deși nu știe de unde le-a venit ideea, și au vrut să-l omoare din cauza asta, dar paznicul i-a oprit. La scurt timp, Raskolnikov a fost internat în spital și a fost bolnav până la Paște. Sunt câteva săptămâni după Paște, iar vremea se încălzește. Într-o zi, la Amurg, în timp ce se uită pe Fereastra camerei sale de spital o vede pe Sonia. Ceva îl lovește în inimă. Apoi Sonia nu apare câteva zile. Ea a fost bolnavă și nu a putut să-l viziteze. Într-o zi, nu după mult timp, Raskolnikov și alți câțiva bărbați pleacă să lucreze pe malul râului. Se întâmplă să vadă o tabără de nomazi. Soarele strălucește, iar frumusețea naturii este peste tot în jur. Nomazii cântă. El crede că vede libertatea reală și este atât de perplex și atât de entuziasmat Apoi o vede pe Sonia stând lângă el. Ea îi oferă mâna ei, nervoasă, pentru că de obicei el este destul de răutăcios cu ea. De data aceasta, el îi ia mâna cu dragoste. Citez. Deodată n-ar fi știut cum s-a întâmplat, dar parcă o putere nevăzută l-a aruncat la picioarele ei. Plângea și îi îmbrățișa genunchii. În prima clipă ea se sperie grozav, fața ei pălica de moarte. Sări în sus și îl privi tremurând, dar aproape numai decât înțelese tot. În ochii ei se aprinse o fericire fără margini. Înțelese că nu mai era nicio îndoială, că el o iubea, o iubea nemăsurat, că în sfârșit sosise clipa. Voiau să vorbească și nu puteau. Le erau ochii plini de lacrimi, amândoi erau palizi și slabi. Dar pe chipurile acestea bolnăvicioase și palide străluceau zorile unor preschimbări de pline, ale învierii și renașterii lor la o viață nouă. Îi regenerase dragostea, inima unuia cuprindea izvoare nesecate de viață pentru inima celuilalt. Hotărârea să aștepte și să rabde. Mai rămâneau șapte ani și până atunci câtă suferință cumplită, câtă fericire nemărginită. Dar el înviase și știa acest lucru. Îl simțea cu întreaga lui ființă renăscută la viață, iar ea, ea nu trăia decât prin el. În seara aceleași zile, după ce fură încuiate porțile barăcilor, Raskolnikov sta întins pe patul comun și se gândea la ea. În ziua aceea îi părea că toți ocnașii, foșii lui dușmani, îl priveau altfel, încercase să intre în vorbă cu ei și ei răspunseră prietenos. Își aminti tot acestea, dar nu se mira, așa trebuia să fie, oare nu trebuiau acum să se schimbe toate? Se gândea la ea, își aminti cât o chinuise, cât îi sfâșiase inima, vedea în închipuire obrăjorul ei palid, slăbuț, dar aceste amintiri aproape nu îl mai făceau să sufere știa că va răscumpăra toate suferințele ei cu dragostea lui nemăsurată. Și apoi ce însemnau toate acestea, toate suferințele din trecut. În bucuria primelor clipe de renaștere la viață, totul, chiar crima lui, condamnarea și deportarea în Siberia, îi păreau acum ceva exterior, străind de el. Aproape se îndoia că toate acestea îi se întâmplaseră în adevăr lui. Există un nou testament lângă el, o rugase pe Sonia să îi aducă cu ceva timp înainte, și se întreabă dacă poate adopta convingerile ei. Citez. Sonia se simți și ea toată ziua agitată, iar noaptea se îmbolnăvi din nou. Dar era atât de fericită că aproape se temea de fericirea ei. Șapte ani, numai șapte ani. La începutul fericirii lor erau gata să ia amândoi acești șapte ani, drept șapte zile. Raskolnikov nu știa că viața nouă nu se capătă de pomană, că trebuie răscumpărată cu preț mare, plătită cu un delung eroism. Dar aici Începe o altă poveste, povestea regenerării treptate a unui om, a renașterii lui progresive, a trecerii lui pe nesimțite dintr-o lume într-alta, într-o realitate nouă, necunoscută de el până atunci. Aceasta ar putea fi tema unei noi povestiri, ce a scris aici, s-a sfârșit. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați subscribe și pentru alte povești pe care vă invit să le descoperiți alături de mine. thank you